Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 1. Pe partea de răsărit a muntelui, care se înalță în spatele orașului Port-Louis din Île-de-France, se văd pe un loc odinioară cultivat ruinele a două colibe mici. Ele se află aproape în mijlocul unui bazin format de niște stânci mari și care are numai o deschizătură spre miază noapte. La stânga se zărește stânga numită a Descoperirii, de unde se semnalizează vasele care trag la marginea insulei și la poalele acestui munte, orașul numit Port-Louis. La dreapta, drumul care duce de la Port-Louis la cartierul Pamplemuzelor. Apoi biserica cu acest nume se ridică, cu aleile sale mărcinite cu bambuși, în mijlocul unei câmpii mari și mai departe o pădure care se întinde până la capătul insulei. În față-ți, la marginea mării, deosebești golful mormântului, puțin mai la dreapta, capul nenorocului, și dincolo, marea largă pe care se văd câteva ostroave nelocuite, între care capul Strădaniei, ce pare a fi un bastion în mijlocul valurilor. Când intri în această vale din care descoperi atâtea lucruri, ecourile muntelui repetă fără încetare zgomotul vântului care tulbură pădurile vecine și al valurilor care se sparg departe de stânci. Dar pe lângă colibe nu mai auzi niciun zgomot, și în jurul ți vezi numai stânci mari, drepte ca niște ziduri. La poalele lor, printre crăpături și până pe vârfurile de care se împiedică norii, cresc copaci. Ploile atrase de piscuri zugrăvesc adesea în culorile curcubeului cu astele verzi, cafenii, și întrețin la picioarele lor izvoarele din care se formează râulețul latanierilor. O tăcere adâncă domnește în mijlocul lor, unde toate sunt liniștite, și aerul, și apa, și lumina. Abia dacă ecoul repetă murmurele finicilor care cresc pe platourile cele ridicate și ale căror vârfuri lungi, mișcate veșnic de vânturi, abia se văd. O lumină limpede strălucește în fundul acestei văi, în care soarele pătrunde numai la prânz. Dar, de cum se crapă de ziua, razele lui izbesc vârfurile care, ridicându-se deasupra umbrelor muntelui, par de aur și de purpură pe albastrul cerului. Îmi plăcea să mă retrag în locul acesta, unde mă puteam bucura și de o vedere nețărmurită și de o singurătate adâncă. Într-o zi, pe când stam lângă cele două colibe și mă uitam la ruine, trecu pe lângă mine un bătrân. Purta, după obiceiul locuitorilor mai în vârstă, o vestă scurtă și pantaloni lungi. Era desculț și se rezema de un toiac de lemn de abanos. Părul lui era alb de tot și fața nobilă și simplă. Îl salutai cu respect. El se înclină și, după ce mă privi puțin, se apropie și se așeză să se odihnească pe măgura pe care stăm. Văzându-l, îl întreba încrezător: Moșule, ai putea să-mi spui ale cui au fost colibele astea? Fătul meu, în dărâmăturile și în locul acesta necultivat, locuiau acum vreo 20 de ani două familii care erau foarte fericite aici. Istoria lor e mișcătoare. Dar în insula aceasta, pusă în calea indilor, care european s-ar interesa de soarta câtorva oameni necunoscuți? Cine ar dori să trăiască aici fericit, dar sărac și neștiu de nimeni? Oamenii vor să cunoască numai istoria celor mari și a regilor, istorie care nu slujește nimănui. Moșule, reluai eu, observ după înfățișarea și vorba dumitale că ai dobândit mare experiență. Dacă ai vreme, spune-mi și mie, rogu-te, ce știi despre foștii locuitori ai acestui pustiu. Și crede-mă că și celui mai stricat om de prejudecățile lumii tot îi place să audă pe cineva vorbind despre fericirea pe care o dă natura și virtutea. Atunci bătrânul își rezumă câtva timp fruntea de palme, ca un om care caută și aduce aminte deosebite întâmplări și mi-istorisi cele ce urmează. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 2. În anul 1726, un tânăr din Normandia, domnul de la Tour, după ce căută în zadar să găsească de lucru în Franța și ceru ajutor la neamurile sale, se hotărâ să vină să-și încerce norocul în insula aceasta. Era însoțit de o femeie tânără pe care o iubea mult și care și ea la rândul său îl iubea. Ea era dintr-o familie veche și bogată,
dar se cununase în taină și nu avea zestre, pentru că părinții ei nu doriseră să o dea după el, deoarece nu era gentilom. O lăsă la Port Louis și se duse la Madagascar, sperând să cumpere de acolo câțiva negri și să se înapoieze cât mai repede aici ca să lucreze pământul. Debarcă la Madagascar tocmai când începea vremea rea, pe la jumătatea lui octombrie, și la puțin timp muri de friguri ciumate, care domnesc acolo 6 luni pe an și care vor împiedica totdeauna națiunile europene de a se statornici în țara aceea. Averea ei se risipi după moartea sa, cum se întâmplă de obicei celor care sfârșesc departe de patria lor. Nevastă sa, care rămăsese la Île-de-France, se pomeni văduvă, însărcinată și fără vreo avere, doar o sclavă neagră, într-o țară în care nu avea nici credit, nici vreo recomandație. Nevoind să ceară nimic vreunui bărbat, după moartea celui pe care îl iubise, nenorocirea o îmbărbătă. Se hotărâ să cultive cu sclava sa un petic de pământ spre a avea cu ce să trăiască. Pe o insulă aproape pustie, din al cărei pământ putea lua cât dorea, ea nu alese nici locurile cele mai roditoare, nici cele mai potrivite pentru negoț, ci căutând un gât de munte, un loc ascuns, unde să poată trăi singură și necunoscută, plecă din oraș și apucă spre stâncile acestea pentru a se ascunde ca într-un cuib. Toate ființele care suferă se ascund în locuri sălbatice și pustii, ca și cum stâncile ar fi niște metereze care să-i apere de nenoroc, ca și cum liniștea firii ar potoli durerile inimii. Dar providența, care ne vine în ajutor când dorim numai ce ne este de trebuință, îi dădu doamnei de la Tur un lucru pe care nu-l dau nici bogăția, nici măririle, o prietenă. Aici locuia, de un an și mai bine, o femeie inteligentă, bună și simțitoare. O chema Margareta. Se născuse în Bretania, dintr-o familie simplă de țărani care o iubeau mult de tot și care ar fi făcut-o fericită, de n-ar fi avut slăbiciunea să aibă încredere în iubirea unui gentilom din vecinătate, care îi făgăduise să o ia de soție. Dar gentilomul, după ce își mulțumi patima, nu-i dădu nici măcar cu ce să-și hrănească copilul cu care o lăsase însărcinată. Atunci se hotărâ să ia și ea să plece pentru totdeauna din satul în care se născuse și să se ducă să-și ascundă rușinea în colonii, departe de țara sa, unde pierduse singura zestrea unei fete sărace și cinstite, numele bun. Un negru bătrân, pe care îl cumpărase cu câțiva bani luați cu împrumut, cultiva împreună cu ea un colțișor de pământ aici, în canton. Doamna de la Tur, urmată de sclava sa, o găsi aici pe Margareta, care își alăpta copilul. Fu încântată că întâlnise o femeie a cărei stare se potrivea cu a ei. Îi spuse în puține cuvinte cum era mai înainte și ce trebuințe avea atunci. Margareta, când auzi istorisirea doamnei de la Tur, fu mișcată, simți mare milă și voind să fie vrednică de încrederea mai mult decât de stima ei, îi mărturisi fără a ascunde nimic cât fusese de nesocotită. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Eu una am fost vinovată, zise ea, am fost vrednică de soarta mea. Dar dumneata, doamnă, ești înțeleaptă și necăjită. Și plângând, o pofti să stea cu ea în colibă și să o considere prietenă. Doamna de la Tur, mișcată de o asemenea primire, o strânse în brațe zicându-i: „Ah, se vede că Dumnezeu vrea să mi se sfârșească chinurile, căci ești atât de bună cu mine, care îți sunt străină, decât au fost vreodată rudele mele.” O cunoșteam pe Margareta și cu toate că locuiesc la o depărtare de o leghe și jumătate de aici, în pădure, în spatele muntelui lung, mi se părea că îi sunt vecin. În orașele Europei, o stradă, un zid, îi împiedică pe membrii aceleiași familii de a se vedea vreme de ani întregi, dar în coloniile noi prețuiești ca vecini și pe cei de care ești despărțit de păduri și de munți. Pe vremea aceea, mai cu seamă, când această insulă făcea așa de puțin negoț cu Indiile, vecinătatea era un titlu de prietenie și ospitalitatea față de străini era o datorie și o plăcere. Când aflai că vecina mea dobândise o tovarășă, mă dusei să o văd ca să caut a le fi de folos cu ceva și uneia și alteia. Figura doamnei de la Tur mi se păru interesantă, plină de noblețe și de melancolie. Pe atunci era aproape să nască. Le-am spus că era bine,
în interesul copiilor lor și mai cu seamă spre a nu lăsa să se mai statornicească vreun alt locuitor acolo, să-și împartă între ele această vale care cuprinde vreo 100.000 de metri pătrați. Mă rugară pe mine să fac împărțeala. Am trasat două părți aproape egale. Într-una se afla partea de sus a cercului, de la piscul acela acoperit de nori, de unde iese râul Latanierilor, până la gaura pe care o vezi colo sus pe munte și care se cheamă Gaura de Tun, pentru că seamănă într-adevăr cu o gaură de tun. Zona aceasta e așa de plină de stânci și de râpe, încât abia poți umbla. Cu toate acestea, aici cresc copaci mari și sunt o grămadă de fântâni și de pârâiașe. În porțiunea cealaltă, cuprinsei toată partea de jos, care se întinde de-a lungul râului Latanierilor până unde ne aflăm, de unde râul începe a curge între două coline până de-a în mare. Aici vezi margini de livezi și un loc destul de drept, dar care nu e bun, căci când plouă e mocirlos și când e secetă e tare ca plumbul. Dacă ai trebuință să-l sapi când nu sunt ploi, apoi trebuie să dai cu barda. După ce făcui împărțeala, le sfătui pe cele două femei să tragă la sorți. Partea de sus o câștigă doamna de la Tur și pe cea de jos o câștigă Margareta. Amândouă se mulțumiră, dar mă rugară să nu le despart locuința, spre a ne putea totdeauna vedea, spre a putea vorbi și a ne ajuta între noi, ziseră ele. Cu toate acestea, trebuia ca fiecare să-și aibă o colibă a ei. Coliba Margaretei se afla în mijlocul bazinului, tocmai pe hotarul locului său. Ridicai alături, pe locul doamnei de la Tur, altă colibă, astfel încât cele două prietene erau și vecine și fiecare locuia pe proprietatea familiei sale. Chiar eu am tăiat din munte lemne pentru lucile de despărțire, am adus foi de finic de pe marginea mării spre a ridica cele două colibe, unde acum nu vezi nici poartă, nici acoperiș. Vai, în amintirea mea trăiesc toate. Timpul, care nimicește așa de repede monumentele imperiilor, pare că respectă în aceste pustiuri monumentele prieteniei, spre a face să dureze părerea de rău până la sfârșitul vieții. Abia sfârșit coliba de-a doua și doamna de la Tur născu o fată. Eu botezasem pe copilul Margaretei, căruia îi pusesem numele Paul. Doamna de la Tur mă rugă să-i botez și fata ei. Margareta îi zise să-i pună numele Virginia. Va fi virtuoasă, spuse ea, și va fi fericită. Eu am îndurat nenorocirea numai când m-am abătut de la virtute. Când ieși doamna de la Tur din lăuzie, cele două pământuri începură a aduce oarecare venit, mulțumită îngrijirilor ce le dădeam din timp în timp, dar mai cu seamă datorită muncii sclavilor. Sclavul Margaretei, pe care îl chema Doming, era un negru zdravăn, cu toate că era în vârstă. Avea experiență și mult bun simț firesc. El cultiva terenurile care îi se păreau mai rodnice pe ambele proprietăți și semăna ce credea că ar fi putut rodi mai bine. Semăna mei și porumb în locurile mai de rând, puțin grâu în locurile mai bune, orez în cele mlăștinoase și la poalele stâncilor dovlegi, tivci și castraveți cărora le place să se cațere. În locurile uscate punea nap dulci, pe înălțim punea bumbac, trestie de zahăr în locurile tari, cafea pe coline, unde baba crește mică, dar foarte bună. De-a lungul râului și în jurul colibelor banani, care dau fructe tot anul și umbră bună. Și în sfârșit, puțin tutun spre a-și încânta grijile lui și pe ale bunelor lui stăpâne. Se ducea de tăia lemne de foc din munte și neteza locurile pietroase din proprietăți ca să fie potecile bune. Făcea toate lucrurile acestea cu pricepere și îndemânare, pentru că le făcea cu zel. Iubea mult pe Margareta și iubea și pe doamna de la Tur, pe a cărei sclavă neagră o luase de nevastă când s-a născuse Virginia. Își iubea nevasta cu patimă. Pe ea o chema Maria. Se născuse în Madagascar, unde învățase să facă mai multe lucruri, între care să împletească coșuri și să țeasă niște stofe din ierburi care cresc în pădure. Era pricepută, curată și foarte credincioasă. Avea grijă să facă de mâncare, să crească câteva găini și să se ducă să vândă la portul lui ce le prisosea, puțin lucru. Mai adăugați două capre crescute pe lângă copii și un câine mare care îi păzea noaptea și veți avea o idee de tot venitul și de toate slugile celor două. Cele două prietene torceau lână de dimineața până seara și le ajungea pentru toți. Dar de alminteri, între atât le lipsau lucrurile cele mai obișnuite, încât prin casă și prin curte umblau cu picioarele goale.
Și numai duminica se încălțau când se duceau la biserica de la Pamplemoză, pe care o vezi acolo. E mai departe până acolo decât până la port lui, dar se duceau rar în oraș pentru că le era rușine, căci erau îmbrăcate în pânză albastră, groasă, de Bengal, ca sclavele. Dar oare face considerația lumii cât fericirea de acasă? Cele două prietene sufereau puțin când ieșeau, dar aceasta le făcea să se întoarcă acasă cu și mai mare plăcere. Maria și Doming, de cum le zăreau de aici de pe deal, alergau la poalele muntelui de le ajutau să urce. Ele citeau în ochii sclavilor lor bucuria ce simțeau că le revăd. Acasă dădeau de curățenie, de libertate, de bunurile pe care le datorau numai muncii lor și de servitori plini de zel și iubire. Ele, unite prin aceleași trebuințe, după ce suferiseră cam din pricina acelorași lucruri, își ziceau cu dragoste una alteia prietena, sora, tovarășa și aveau amândouă aceleași dorințe, aceleași interese, aceeași masă. Toate erau comune între ele. Numai când uneori focuri vechi, mai vii decât ale prieteniei, se aprindeau în inima lor, o religie curată, ajutată de moravuri de asemenea, le îndrepta către o altă viață, ca flacăra care se ridică spre cer când nu mai are ce o întreține pe pământ. Prietenia lor se făcea și mai mare când își vedeau copiii, fructul unor iubiri la fel de nefericite. Simțeau plăcere în a-i muia într-aceeași baie și a-i culca într-același leagăn. Adeseori alăptau una pe copilul celeilalte. Draga mea, zicea doamna de la tur, fiecare avem câte doi copii și fiecare copil al nostru are două mame. După cum doi muguri care cresc pe doi pomi de aceeași specie și ale căror ramuri le-a rupt furtuna, produc fructe mai bune dacă fiecare dintre ei, desfăcut de trunchiul care i-a dat viață, i-a altoit pe trunchiul vecin, tot așa cei doi copilași, lipsiți de orice altă rudă, se pătrundeau de simțăminte mai drăgălașe decât cele de fiu și de fică, de frate și soră, când schimbau sânul celor două prietene care le dăduseră viață. Mamele lor vorbeau să-i cunune încă de pe când se afla un leagăn și această viitoare fericire casnică, cu care își încântau greutățile, le făcea uneori să plângă, căci una își aducea aminte de relele ce suferise din pricină că nu se măritase și cealaltă de relele ce suferise pentru că se măritase. Una pentru că se ridicase mai presus de ce era, cealaltă pentru că se coboruse mai pe jos. Dar se mângâiau amândouă, gândindu-se că într-o zi copiilor, mai fericiți decât ele, se vor bucura, departe de crudele prejudecăți din Europa, și de plăcerile iubirii și de fericirea egalității. Nimic, într-adevăr, nu se putea cumpăni cu dragostea ce aveau copiii unul pentru altul. Dacă se plângea Paul de ceva, îi arăta pe Virginia și, cum o vedea, zâmbea și se liniștea. Dacă pățea Virginia ceva, toți aflau aceasta de la țipătele lui Paul, dar fetița cea drăgălașă își ascundea suferința ca să nu sufere el din pricina ei. Nu veneam odată aici fără să dau de ei despuiați după obiceiul locului, abia putând umbla, ținându-se de mână și de brațe, după cum ni se arată constelația gemenilor. Nici noaptea nu-i putea despărți. Ea îi prindea ades culcați în același leagăn, obrăjor lângă obrăjor, piept lângă piept, luați de gât și adormiți unul în brațele celuilalt. Când începură să vorbească, cele din tâi nume ce învățară aș da, fură frate și soră. Copilăria știe mângâieri mai drăgăstoase, dar nume mai dulci nu. Educația lor le spori prietenia, îndreptându-o către trebuințele amândorura. Curând, tot ce privea economia, curățenia, grija mâncării la câmp, privea pe Virginia. Și munca sa era totdeauna răsplătită de laudele și sărutările lui Paul. El lucra într-una, ori săpa cu Doming în grădini, ori lua o secure și se ducea cu el în pădure. Și dacă în cale da de vreo floare frumoasă, de vreo poamă bună, ori de vreun cuib de pasăre, de-ar fi fost și în vârful copacilor, se urca și le lua de le ducea să o răsi. Când întâlneai pe unul undeva, puteai fi încredințat că celălalt nu era departe. Într-o zi, când mă coboram din vârful muntelui, o zări la capătul grădinii pe Virginia. Alerga către casă cu fusta pe cap, o ridicase de la spate ca să se apere de ploaia care începuse să cadă deodată. De departe, mi s-a părut că e singură și înaintai spre ea ca să o ajut să umble, dar văzui că îl ținea pe Paul de braț și l-acoperise mai de tot și pe el cu fusta.
Râdeau amândoi că se aflau la adăpost împreună sub umbrela născocită de ei. Capetele lor drăgălașe, ascunse în fustă, îi aduseră aminte de copiii Ledei, închiși amândoi în aceeași scoică. Învățau să-și placă unul altuia și să se ajute. De altfel, erau ca și creolii, nu știau nici să citească, nici să scrie. Nu le păsa de ce se întâmplase în vremurile de odinioară sau depărtate de ei. Dorința lor de a ști nu trecea de muntele acesta. Credeau că lumea se sfârșea unde se sfârșea insula lor și nu-și închipuiau loc mai frumos decât acela unde se aflau. Dragostea lor, unul pentru altul și pentru mamele lor, le umplea inimile. Niciodată științele nefolositoare nu-i făcuseră să le curgă lacrimi. Niciodată lecțiile unei morale triste nu-i făcuse să caște de urât. Nu știau că trebuie să ascunzi, căci toate la ei erau ale amândurora. Nici ce e necumpătarea, căci aveau la îndemână mâncăruri simple. Nici să spună minciuni, căci nu aveau a ascunde niciun adevăr. Nimeni nu-i speriase, zicându-le că Dumnezeu îi pedepsește în chip îngrozitor pe copiii nerecunoscători. La ei, prietenia filială se născuse din prietenia maternă. Din religie nu cunoșteau decât cele ce te fac să o iubești și nu se rugau mult. Oriunde se aflau, în casă, pe câmp, în pădure, ridicau către cer mânușițele lor nevinovate și inimile pline de iubire pentru părinții lor. Astfel le trecu copilăria ca aurora frumoasă care vestește o zi și mai frumoasă. De mici le ajutau pe mamele lor la treburile casei. De cum se lumina de ziua, Virginia se scula, se ducea să scoată apă de la izvorul din apropiere și se întorcea acasă spre a găti. Curând apoi, când soarele aurea piscurile ce vezi aici împrejur, Margareta și fiul său se duceau la doamna de la tur. Se rugau cu toții și abia după aceea mâncau. Ades mâncau în fața casei, pe iarbă, sub un leagăn de banani, care le dădea și mâncăruri gătite gata, poamele lor și față de masă, foile lor largi, lungi și lustruite. Rana sănătoasă și din belșug dezvolta repede corpurile celor doi copii și educația blândă le zugrăvea pe fețe curățenia și mulțumirea inimilor lor. Virginia se făcuse de 12 ani, dar era pe jumătate formată. Avea un păr lung și bălai, ochi albaștri, iar buzele de mărgean străluceau pe tinereța obrazului ei. Zâmbeau amândoi totdeauna când ea vorbea, dar când tăcea, privirea lor ridicată către cer le dau o expresie de nespusă sensibilitate și chiar de ușoară melancolie. La Paul începuse a se vedea cum căpăta un caracter bărbătesc în mijlocul grațiilor adolescenței. Era mai înalt decât Virginia, la față era mai oacheș, nasul era mai acvilin și ochii negri ar fi fost trufași, dacă genele lungi nu le-ar fi dat o mare dulceață. Cu toate că era foarte neastâmpărat, cum venea sora sa, se liniștea și se așeza lângă ea. Ades, pe când mâncau, nu zicea niciunul o vorbă. Și când îi vedeai tăcuți, naivi în ținută, frumoși, cu picioarele goale, puteai zice că vezi o sculptură antică de marmură albă, înfățișând niscai copii ai Niobei. Dar după privirile lor care căutau a se întâlni, după zâmbetele lor dulci, ai fi crezut că sunt de acei copii ai cerului, spirite prea fericite, a căror fire e să se iubească și care n-au trebuință să-și arate simțămintele prin cugetări și prietenia prin cuvinte. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 3. Cu toate acestea, doamna de la Tur, văzând că fata sa se dezvolta cu atâta farmec, simțea mărindu-se în liniștea împreună cu iubirea. Îmi zicea adesea, dacă aș muri, ce s-ar face Virginia fără avere, cum e? Avea în Franța o mătușă bogată, bătrână și religioasă, care atât de supărată se arătase când se măritase cu domnul de la Tur, încât jurase să nu-i ceară niciodată ajutor, oricât de rău ar fi stat. Dar acum, ca mamă, nu se mai temea de rușină refuzurilor. Își dință pe mătușă sa de moartea neașteptată a bărbatului său, de nașterea fetiței și de încurcătura în care se afla departe de țara ei, fără niciun ajutor. Nu primi niciun răspuns. Ea, care era așa de mândră, se umili în fața rudei sale, care nu o ierta cu niciun preț că luase de bărbat un om care nu era de neam mare, deși tare cum se cade. Îi scrise deci de câte ori avea ocazia spre a o face să se intereseze de Virginia. Dar trecură ani îndelungați și nu primi niciun răspuns.
În sfârșit, în anul 1738, la 3 ani după sosirea domnului de la Bourdonnais ca guvernator în această insulă, doamna de la Tour află că avea să-i dea o scrisoare din partea mătușei sale. Se repezi la portul ei fără a se îngriji că era îmbrăcată. Bucuria ei de mamă o puse mai presus de respectul omenesc. Domnul de la Bourdonnais îi dădu într-adevăr o scrisoare de la mătușa ei, în care îi spunea că era vrednică de soarta sa, căci luase de soț un aventurier, un desfrânat, că pasiunile aduc întotdeauna pedepse cu ele, că moartea prea timpurie a soțului său era o pedeapsă dreaptă ce-i dăduse Dumnezeu, că mai bine făcuse că se dusese în colonii decât să-și necinstească familia în Franța, că se afla, de altfel, într-o țară unde toată lumea făcea avere, afară de cei leneși. La urmă, se lăuda singură și zicea că spre a înlătura urmările nenorocite ale căsătoriei, ea nu voise să se mărite. Adevărul este că era încăpățânată și că nu voise să ia de bărbat pe cineva care nu era de neam mare, dar că, deși era foarte bogată și deși la curte lumea se uita numai la avere, nu se găsise nimeni care să vrea să-și lege viața cu o fată așa de urâtă și cu inima așa de rea. Mai adăuga la urmă că, după ce se gândise bine, o recomandase domnului de Bourdonnais. Și o recomandase într-adevăr, dar, după un obicei comun astăzi, care îl face pe protector să fie mai de temut decât un dușman, spre a justifica înaintea guvernatorului asprimea de care dăduse dovadă față de nepoata sa, o vorbise de rău, prefăcându-se că o plânge. Doamna de la Tour, pe care niciun om, oricât de nepăsător ar fi fost, n-ar fi putut o vedea fără să simtă pentru ea interes și respect, fu primită foarte rău de guvernator, care îi răspunse monosilabic, când îi spuse în gestare tristă se afla și ea și fata. Voi vedea, vom vedea, cu vremea, sunt mulți amărâți. La ce ai supărat-o? E o mătușă atât de respectabilă, rău ai făcut. Doamna de la Tour se întoarse acasă cu inima îndurerată și plină de amărăciune. Când ajunse, aruncă scrisoarea mătușei pe masă și îi zise prietenei sale: iată fructul la 11 ani de răbdare. Dar pentru că numai doamna de la Tour știa, dintre toți, să citească, o citi în fața familiei care se adunase în jurul ei. Abia sfârși și Margareta zise iute: ce nevoie avem de rudele tale? Ne-a părăsit oare Dumnezeu? El e tatăl nostru. Oare nu am trăit fericite până acum? La ce te măhnești? Și văzând că doamna de la Tour plângea, se aruncă de gâtul ei și strângând-o în brațe strigă: scumpă prietenă, scumpă prietenă! Dar alunecă plânsul și pe ea. Când văzu Virginia așa, ochii se umplură de lacrimi și luând mâinile amândurora și ale mamei sale și ale Margaretei, le sărută și le strânse la piept. Paul, cu ochii înflăcărați de mânie, strângea din pumni, bătea cu piciorul, neștiind asupra cui se răzbune cele ce se întâmplau. Doming și Maria, auzind zgomot, dădură fuga și în casă se auziră numai țipete de durere. Ah, doamnă, buna mea stăpână, mamă, nu plânge! Aceste dovezi de prietenie alungară mâhnirea doamnei de la Tour, luă pe Virginia și pe Paul în brațe și le zise cu mulțumire: copiii mei, voi sunteți pricina mâhnirii mele, dar tot voi mi-aduceți și bucurie. Nenorocirea mi-a venit de departe. Fericirea e lângă mine. Paul și Virginia nu pricepură, dar când o văzură liniștită, zâmbiră și începură să o mângâie. Astfel urmară a fi fericiți. Această întristare fu ce-i o furtună în mijlocul verii. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 4. Firea cea bună a acestor copii se dezvolta din zi în zi. Într-o duminică, pe când se crăpa de ziua, mamele lor se duseseră la biserica Pamplemuzelor să asculte slujba, Virginia se pomeni că vede, sub bananii care le înconjurau locuința, o negresă, slabă ca un schelet și numai zdrențe. Ea se aruncă în genunchi în fața fetei care pregătea masa și îi zise: fetița mamii, fie-ți milă de o biată sclavă fugară, de o lună rătăcesc prin munți, aproape moartă de foame, ades urmărită de vânători și de câinii lor. Fug de stăpânul meu, care este un bogătaș de pe râul negru, uite cum mă bate și mă schingiuiește. Și arătă corpul plin de răne adânci, făcute de bicele cu care o lovise. Ea adăugă: era să mă duc să mă înnec, dar știam că stați aici și m-am gândit, cât mai sunt albi buni pe aici, nu mă omor încă. Virginia îi spuse foarte mișcată: nu-ți mai fie teamă, ființă necăjită, poftim de mănâncă.
și îi dădu ce pregătise pentru ai săi. Sclava, în puțină vreme, mâncă tot cu lăcomie. Când văzu că s-a săturat, Virginia îi zise: "Biată femeie, îmi vine să mă duc să-l rog pe stăpânul tău să te ierte. De te-ar vedea, i s-ar face milă. Vrei să mergi cu mine la el?" "Te voi urma oriunde vei voi, îngera lui Dumnezeu," răspunse biata femeie. Virginia îl chemă pe frate-său și îl rugă să meargă și el. Sclava îi duse pe cărărui prin mijlocul pădurii, prin munții înalți pe care urcară cu multă greutate și peste ape largi pe care le trecură cu piciorul. În sfârșit, pe la amiază, ajunseră pe un deal de pe marginea râului Negru. Acolo văzură o casă frumos clădită, plantații mari și sclavi mulți care le lucrau. Stăpânul lor se plimba printre ei cu pipa în gură și cu un baston de trestie în mână. Era un om înalt, slab, măsliniu la față, cu ochii în fundul capului și cu sprâncene negre și îmbinate. Virginia, care era foarte emoționată și îl ținea pe Paul de braț, se apropie de el și îl rugă în numele lui Dumnezeu să o ierte pe sclavă care stătea în spatele lor. Întâi, proprietarul nu prea luă în seamă pe cei doi copii îmbrăcați sărăcăcios, dar când văzu talia elegantă a Virginiei, capul ei bălai frumos sub gluga albastră și când auzi sunetul dulce al glasului ei care tremura, ca și întregui corp, cerând iertare pentru sclava vinovată, își scoase pipa din gură și, ridicându-și bastonul spre cer, zise că o va ierta, nu pentru iubirea către Dumnezeu, ci pentru dragostea către ea. Virginia făcu atunci semn sclavei să se ducă la stăpânul său și apoi fugi. Paul se luă după ea. Urcară împreună dealul și când ajunseră în vârf, se așezară sub un copac, obosiți, flămânzi și însetați. Umblaseră, de când răsărise soarele, mai mult de 5 leghe pe nemâncate. Paul îi zise Virginiei: "Surioară, a trecut de amiază, ți-e foame și sete și aici nu vom găsi de mâncare. Hai să coborâm iarăși și să cerem stăpânului sclavei să ne dea ceva, să ne potolim foamea." "Ferească Dumnezeu," zise fata, "destul mi-a fost frică de el adineauri. Adu-ți aminte ce ne-a zis mama de mai multe ori. Pâinea de la omul rău umple gura cu pietre." "Apoi atunci ce să facem?" întrebă Paul. "Copacii aceștia nu au fructe bune. Aici nu găsești nici cel puțin un fruct de tamarin sau o lămâie să-ți mai răcorești gura." "Nu ne lasă Dumnezeu pe noi," zise Virginia. "El ascultă glasurile păsărilor care îi cer hrană." Abia zisese aceste cuvinte și auziră susurul unui fir de apă care izvora dintr-o stâncă. Dădură fuga într-acolo și după ce băură din apa mai limpede decât cristalul, culeseră și mâncară puțin creson care creștea pe marginile izvorului. Pe când se uitau în toate părțile să vadă de nu vor da de vreo mâncare mai sănătoasă, Virginia zări printre copaci un palmist tânăr. În vârful acestui pom se afla fructul său, un fel de varză foarte bună de mâncat. Dar cu toate că trunchiul era gros numai cât un picior, era înalt de mai bine de 60 de picioare. Lemnul acestui pom e atât de tare, încât nici cele mai puternice securi nu-i dau de căpătâi și Paul n-avea nici măcar un cuțit. Se gândi să-i dea foc la rădăcină, dar n-avea cremene și nici nu cred să fi putut găsi prin prejur. Nevoia te face să născocești și adeseori cele mai folositoare născociri le-au făcut oamenii cei mai simpli. Paul se hotărâ să aprindă focul ca negrii. Cu colțul unei pietre, făcu o găurică într-o cracă de copac uscată pe care o puse sub picioare. Pe urmă, cu tăișul pietrei, făcu un vârf altei bucăți de cracă, tot uscată, dar de alt lemn. Apoi puse bucata aceasta de lemn, ascuțită, în găurica din lemnul pe care îl ținea sub picioare și, învârtindu-l repede în mâini, cum învârtești un tel când bați gălbenușul de ou, peste puțin văzu ieșind, la locul unde se atingeau, fum și scântei. Strânse iarbă uscată și crești de copaci și le dădu foc la piciorul palmistului, care, nu după mult timp, căzu cu zgomot mare. Focul îi mai sluji și să desfacă varza de învelișul ei de foi lungi. Amândoi mâncară o parte din ea crudă și cealaltă coaptă în cenușă și le plăcu la fel de mult și crudă și coaptă. Erau încântați de amintirea faptei bune pe care o făcuseră de dimineață, dar bucuria le era tulburată de neliniștea ce trebuia să fi pricinuit acasă lipsa lor îndelungată. Virginia vorbea mai des de aceasta.
Paul, care simțea că prinde putere, o încredință că le vor liniști în curând pe mamele lor. După ce mâncară, se pomeniră în mare încurcătură, căci n-avea cine să le arate drumul. Paul, care nu-și pierdea cumpătul ușor, îi zise Virginiei: locuința noastră e către soarele de la amiază. Trebuie să trecem, ca și astăzi de dimineață, peste muntele ăla de acolo cu trei piscuri. Haidem! Muntele acesta era muntele celor trei mamele, numit astfel pentru că piscurile lui rotunde semănau o mamele. Coborâră dealul râului Negru din partea dinspre miază noapte și ajunseră după ce umblară un ceas pe malurile unui râu larg care le tăia drumul. Această mare parte a insulei, plină de păduri, e așa de puțin cunoscută și azi, încât multe din râurile și munții ei nici n-au nume. Apa pe marginea căreia se aflau curgea plină de spume printr-o albie de stânci. Zgomotul ce-l făcea o sperie pe Virginia. Nu îndrăzni să calce în ea ca să o treacă. Atunci Paul o luă în spate și trecu printre pietrele alunecoase ale râului, fără să-i pese de repezeala apei. Nu-ți fie frică, îi zise el, mă simt puternic când sunt cu tine. Dacă stăpânul sclavei nu ar fi iertat-o când l-ai rugat, m-aș fi bătut cu el. Te-ai fi bătut cu omul ăla așa de zdravă și de rău din pricina mea? Întrebă Virginia. Vai, ce greu e să faci bine, numai rău e ușor să faci. Când ajunse Paul pe malul celălalt, voi să continue drumul. Tot cu sora sa încărcă și credea că va putea urca muntele celor trei mamele pe care îl vedea în față, la o depărtare de vreo jumătate de leghe, dar nu mai putu și fiu silit să se așeze pe pământ și să se odihnească. Atunci Virginia îi zise: frate, se înserează. Tu tot mai ai putere, dar eu nu mai pot umbla. Lasă-mă aici și du-te singur acasă să le liniștești pe mamele noastre. O, nu, răspunse Paul, nu te las eu singură. Dacă ne apucă noaptea în pădure, aprind un foc, mai dobor un palmist, îi mănânci fructul și din foi îți fac un adăpost. Dar Virginia, deoarece se mai odihnise puțin, culesă de pe trunchiul unui copac plecat pe marginea apei, două frunze care atârnau și făcu din ele un fel de papuci pe care și-i puse în picioare, care îi sângerau de pietrele prin care călcase și le rănise, căci în graba ei uitase să se încalțe. Simțindu-se ușurată prin răceala foilor acestora, rupse o ramură de bambus și plecă, rezemându-se cu o mână de aceasta și cu cealaltă de fratele său. Umbla încet prin pădure, dar înălțimea copacilor și desimea frunzișului lor le ascunse muntele celor trei mamele spre care se îndreptau și chiar soarele care era aproape să apună. Peste câtva timp, părăsiră, fără să bage de seamă, poteca pe care merseseră până atunci și se pomeniră într-un labirint de copaci, de plante cățărătoare și de stânci, din care nu mai știură pe unde să iasă. Paul îi zise Virginiei să stea puțin jos și dădu fuga încoace și încolo, speriat, ca să caute un drum să iasă de acolo, dar în zadar se obosi. Se urcă într-un copac mare spre a zări din vârful lui cel puțin muntele celor trei mamele, dar în jurul văzu numai vârfuri de copaci, dintre care unele erau luminate de cele din urmă raze ale soarelui care apunea. Cu toate acestea, umbra munților acoperea pădurile în voi. Vântul se liniștea, cum se întâmplă când apune soarele. O tăcere mare domnea în pustietățile acelea și nu se auzea decât strigătul cerbilor care veneau să-și caute sălași prin locurile acelea depărtate. Paul, sperând că îl va auzi vreun vânător, strigă cât putu de tare: veniți în ajutorul Virginiei! Dar numai ecourile pădurii răspunseră vocii sale și repetară de mai multe ori: Virginiei, Virginiei! Se dădu jos din copac obosit și mâhnit. Căuta mișloace să petreacă noaptea în locurile acelea, dar nu găsi nici fântână, nici palmist, nici chiar crăci uscate ca să poată aprinde focul. Atunci își simți prin experiența sa toată slăbiciunea și începu să plângă. Virginia îi zise: nu plânge, căci mor de mâhnire. Eu sunt pricina tuturor grijilor tale și a neliniștii ce îndură acum mamele noastre. Nu trebuie să facem nici chiar bine până nu ne întrebăm părinții. Ce nesocotit am fost! Și începu a plânge. Cu toate acestea, zise lui Paul: să ne rugăm la Dumnezeu, frate, și se va face milă de noi. Abia își sfârșiră rugăciunea și auziră un câine lătrând.
E câinele vreunui negustor care vine seara să pândească ca să omoare cerbi. Pe urmă, câinele lătră mai des. Mie mi se pare, zise Virginia, că e Fidel, câinele nostru. Da, îi cunosc glasul. Oare suntem așa de aproape de casă și la poalele muntelui nostru? Într-adevăr, peste o clipă câinele se afla la picioarele lor, lătrând, chelălăind, gemând și lingându-i. Uimiți, zăriră și pe Domingo. Venea spre ei. Când sosi negrul cel bun care plângea de bucurie, începură să plângă și ei fără să poată zice o vorbă. După aceea, Domingo le zise, Vai, stăpânii mei, ce grijă a chinuit pe mamele voastre! Cum s-au mirat când nu v-au văzut la întoarcerea de la biserică unde am fost și eu? Maria, care lucra într-un colț, n-a știut să le spună unde ați plecat. Eu mă duceam, mă întorceam, umblam de colo până colo, neștiind încotro să vă caut. În sfârșit, v-am luat hainele câte una, le-am dat lui Fidel să le miroasă și îndată, ca și cum bietul animal m-ar fi înțeles, a plecat să vă caute. M-am luat după el, care tot dădea din coadă, până la râul negru. Acolo am aflat de la stăpânul sclavei că i-ați dus-o și că v-a făgăduit că o va ierta. Dar ce iertare! Mi-a arătat-o legată cu lanțuri de picioare, de un butuc de lemn și cu o zgardă de fier în trei belciuge în jurul gâtului. De acolo, Fidel, tot căutând, m-a dus la dealul de la râul negru, unde iar s-a oprit lătrând cât putea. Eram pe marginea unui zvor, lângă un palmist tobărât la pământ și lângă un foc care nu se stinsese încă de tot. În sfârșit m-a adus aici. Aici suntem la poalele muntelui celor trei mamele și până acasă mai sunt patru leghe. Haide, mâncați să mai prindeți putere. Le dădu prăjitură, fructe și o ulcică plină cu băutură făcută din apă, vin, zeamă de lămâie, zahăr și nucșoară, pe care mamele lor le pregătise spre a întori și răcori. Virginia oftă când își aduse aminte de biata sclavă și de neliniștea mamelor lor. Zise de mai multe ori, Of, ce greu e să faci bine! În vreme ce Paul și Virginia își potoleau setea, Domingo aprinse focul și căutând între stânci un lemn care arde și când e verde, cu flacără mare, făcu o făclie din el și o aprinse, cât se înnoptase. Dar încurcătura le fu mare când se pornească la drum. Paul și Virginia nu mai puteau umbla, picioarele le erau umflate și roșii de tot. Domingo nu știa să se ducă mai departe să caute ajutor, ori să petreacă noaptea acolo cu ei. Unde e vremea, le zicea el, când vă purtam pe amândoi odată în brațe? Acum sunteți mari și eu am îmbătrânit. Deodată văzu o ceată de negri la vreo 20 de pași. Căpetenia cetei se apropie de Paul și Virginia și le zise, Nu vă fie teamă, albi buni. V-am văzut trecând azi de dimineață cu o negresă de pe râul negru. Vă ducea să cereți iertare pentru ea, nemilosul ei stăpân. Drept recunoștință, vă vom duce noi acasă. Apoi făcu semn și patru negri zdraveni construiră o targă din crăși de copaci și cu liane, puseră pe Paul și Virginia și îi luară pe sus. Domingo apucă înainte cu o făclie în mână și porniră cu toții, iar ceata toată striga de bucurie și binecuvânta. Virginia, înduioșată, îi zise lui Paul, O, dragul meu, Dumnezeu nu lasă nicio binefacere nerăsplătită. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ajunseră pe la miezul nopții la poalele muntelui lor, luminat de mai multe lumini. Abia lurcară și auziră voci strigând, Voi sunteți copiii mei. Ei răspunseră odată cu negrii, Da, noi suntem. Și curând le zăriră pe mamele lor și pe Maria. Le veneau în întâmpinare cu tăciunea prinși. Sărmani copii, zise doamna de la tur, de unde veniți? În ce griji ne-ați băgat? Venim, zise Virginia, de la râul negru, unde ne-am dus să cerem iertare pentru o sclavă care i-ai dădusem de dimineață de mâncare pentru că murea de foame și negrii ne-au adus până aici. Doamna de la tur își sărută fata acoperind-o cu lacrimi fierbinți și la urmă îi zise, Atunci vă iert pentru răul ce mi-ați făcut. Margareta, încântată, strângea pe Paul în brațe și îi zicea, Și tu, dragul meu copil, și tu ai făcut o faptă bună. Când ajunseră acasă cu copiii lor, dădură să mănânce negrilor, care apoi se întoarseră în pădure, urându-le toate cele bune. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 5. Fiecare zi era, pentru aceste familii, zi de fericire și pace.
nici invidia, nici ambiția nu le chinuiau. Ele nu doreau o reputație zadarnică pe care o dă intriga și pe care o nimicește bârfa. Le era de ajuns să-și fie lor înselor martori și judecători. În insula aceasta, unde, ca în toate coloniile europene, oamenii sunt dornici să audă anecdote răutăcioase, virtuțile și chiar numele lor erau necunoscute. Numai când vreun trecător întreba, pe drumul pamplemuzelor, pe vreun locuitor de la câmp, cine locuiește colo în colibele acelea, acesta răspundea, fără să le cunoască, niște oameni cum se cade. La fel și micșunelele, cu toate că nu le vezi, își răspândesc mirosul dulce de sub tufișurile de mărăcini. Ele alungaseră din convorbirile lor bârfa, care pare a fi bună, dar care îndreaptă inima către ură și falsitate, căci e cu neputință să nu urăști pe oameni dacă îi crezi răi și să trăiești cu cei răi la un loc dacă nu ascunzi, sub o falsă bunăvoință, ura pe care o simți pentru ei. Astfel, bârfa ne face să fim răi cu ceilalți sau cu noi înșine. Dar fără să-i judece pe oameni, ele vorbeau de cum ar putea să le facă bine tuturor. Și cu toate că nu aveau putere să facă bine, totuși aveau o dorință nespusă de a-l face. Dorință care le făcea să aibă o bunăvoință gata întotdeauna să se întindă asupra altora. Trăind în singurătate, nu numai că nu se sălbăticiseră, dar erau tot mai umane. Istoriile scandaloase ale societății nu le interesau, dar istoria naturii le umplea de încântare și de bucurie. Ele admirau puterea providenței care prin mâinile lor răspândise în mijlocul acestor stânci sterpe belșugul, mulțumirile, plăcerile curate, simple și mereu renăscând. Paul, la vârsta de 12 ani, mai zdravă și mai deștept decât europenii la vârsta de 15, înfrumusețase ceea ce cultiva Doming. Se ducea cu el în pădurile învecinate ca să scoată copăcei de lămâi, de portocali, de tamarini, a căror capete rotunde sunt de o culoare verde așa de frumoasă, și de curmali, al căror fruct este plin de cremă cu zahăr, care miroase a floare de lămâie. Răsădea în împrejurime acești copăcei destul de mari. Semănase semințe de pomi, care din al doilea an înfloriseră și dăduseră roade, ca agatistul, căruia i-a târnă împrejur ca niște sticle de policandru, niște ciorchini de flori albe, ca liliacul, ca papaierul, al cărui trunchi fără crengi, format ca o coloană zbârlită de pepeni verzi, poartă un capitel de foi largi, la fel cu ale smochinului. Pusese și sâmburi de badamier și de alți arbori, dintre care cei mai mulți dădeau umbră și fructe. Mâna lui Paul cultivase plante în locurile cele mai sterpe din acest cuprins. Mai multe specii de aloe, cu vârfurile pline de flori galbene, pătate cu roșu, se ridicau deasupra piscurilor negre ale stâncilor și păreau că vor să ajungă la lianele lungi, îngărcate cu flori albastre, ori stacojii, care atârnau aici și colo de-a lungul râpelor muntelui. Așezase aceste plante în așa fel încât puteai să le vezi dintr-o aruncătură de ochi. Pusese în mijlocul văii iarbă, pe urmă copăcei, apoi copaci mijlocii și, în sfârșit, copaci înalți de pe margine, astfel încât această vale așa de mare părea din mijloc un amfiteatru de verdeață, de fructe și de flori, în care se găseau plante de grădină, margini de livezi și câmpii cu orez și cu grâu. Dar în planul lui nu se depărtase de planul naturii. Călăuzit de visele sale, el pusese în locurile mai ridicate pe cele cu sămânța zburătoare și pe marginea apelor, pe cele ale căror semințe sunt făcute să plutească. Astfel, fiecare plantă creștea în locul cu care se potrivea mai mult și fiecare loc primea podoaba sa firească de verdeață. Apele care se coborau de pe vârful stâncilor acestora formau în fundul vâlcelei, aici fântâni, colo lacuri, ca niște oglinzi care repetau în mijlocul verdeței copaci înfloriți, stâncile și seninul cerului. Cu toate că terenul era foarte neregulat, mai toate plantațiile acestea le puteai și pipăi și vedea. Adevărul e că îl ajutam toți cu sfaturile noastre, ba îi dădeam uneori o mână de ajutor. Făcusem un drum care ocolea valea și din care mai multe cărări dădeau din circumferință în centru. Se folosise de locurile cu pământ fertil și, printr-o fericită armonie, potrivise bine tot și amestecase pomii domestici cu copacii sălbatici.
În grămezile de pietre care ne încurcă acum drumul mai peste tot în insula aceasta, el făcuse aici colo piramide pe care pusese flori și pomișori ce cresc între stânci. În scurtă vreme, aceste piramide închise la culoare se acoperiră cu verdeață și cu flori frumoase. Râpele mărginite de copaci bătrâni formau bolte în care nu intra căldura și unde te duceai să te răcorești ziua. O cărare ducea într-un stufiș în mijlocul căruia creștea la adăpost de vânturi un pom încărcat cu fructe. Colo era câmp semănat, aici grădina de pomi. De aici vedeai casele, de dincolo zăreai vârfurile muntelui. Sub un crân de tatamaci împletite cu liane, nu deosebeai ziua niciun lucru. De pe vârful stâncii acesteia mari, care iese din munte, le vedeai pe toate din prejur, chiar și marea îndepărtare, unde se zărea uneori cât un vas care venea din Europa, oricare se ducea spre ea. Pe stânca aceasta se adunau cu toții seara și se bucurau în tăcere de răcoare, de mirosul florilor, de șoptitul fântânilor și de cele din urmă armonii ale luminii și ale umbrelor. Nu era nimic mai plăcut decât numele celor mai multe adăposturi din acest labirint. Stânca aceasta de care îți vorbi, de unde mă vedeau venind din depărtare, se numea Descoperirea Prieteniei. Paul și Virginia bătură o trestie bambus, în vârful căruia ridicau o batistă albă. Cum mă vedeau? Spre a da de veste că vin. După cum se ridică steagul pe muntele vecin când se zărește vreun vas pe mare. Mi-a dat în gând să sapă o inscripție în trestie. Simțeam mare plăcere când călătoream să văd o statuie ori un monument din antichitate, dar simt și mai mare plăcere când văd o inscripție bine făcută. Atunci mi se pare că o voce omenească iese din piatră și, adresându-se omului în mijlocul pustiului, îi spune că nu e singur și că alți oameni în aceleași locuri au simțit, cugetat și suferit ca el. Că dacă această inscripție vine de la vreo civilizație veche care a pierit, ea ne duce sufletul în câmpiile nemărginitului și îi dă simțământul nemuririi sale, arătându-i că o cugetare a trăit mai mult chiar decât un imperiu. Scrisei dar pe bățul steagului lui Paul și Virginiei versurile acestea de Horatiu. Fratres Helene lucida sidera, ventorum queregat pater, obstrictis alis, preter lapiga. Fie ca frații Elenei, astre încântătoare ca voi și ca tatăl vânturilor să vă călăuzească și să facă să sufle numai zefirul. Săpai acest vers al lui Virgiliu pe scoarța unui tatamac la umbra căruia Paul stătea uneori spre a se uita departe la marea tulburată. Fortunatus apile deos quinovit agrestes. Fericit fiul meu, căci cunoști numai dorințele câmpenești. Și pe celălalt deasupra ușii colibei doamnei de la Tur, unde se strângeau cu toții. Ad secura quies et nescia falere vita. Aici se află o conștiință bună și o viață care nu știe să înșele. Dar Virginiei nu-i plăcea latinească mea. Zicea că ce scrisesem pe steag era prea lung și prea savant. Nu mi-ar fi plăcut, adăugă ea, veșnic turburată, dar statornică. Această deviză, îi răspunse eu, s-ar potrivi mai bine cu virtutea. Cugetarea mea o făcu să roșească. Aceste familii fericite își puneau amprenta asupra tot ce le înconjura. Pusese numele celor mai dulci unor lucruri simple. Un cerc de portocali și de banani plantați în jurul unei pajiști, în mijlocul căreia Virginia și Paul se duceau să danseze câteodată, se numea Concordia. Un copac bătrân, la umbra căruia doamna de la Tur și Margareta își istorisiseră nenorocirile, se numea Plânsurile șterse. Numeau Bretania și Normandia niște bucățele de pământ în care semănaseră grâu, fragi și mazăre. Doming și Maria, dorind ca și stăpânele lor să-și aducă aminte de locurile nașterii lor în Africa, numeau Angola și Fuie Pont, două locuri unde creștea iarba, din care făceau coșuri și unde plantaseră tivgi. Astfel, familiile acestea expatriate își întrețineau dulcile iluzii ale țării lor și își potoleau părerile de rău pe pământ străin. Vai, am văzut însuflețindu-se cu mii de nume încântătoare copacii, fântânile, stâncile din acest loc, acum așa de prăpădit,
și care, asemenea unui câmp din Grecia, are numai ruine și nume mișcătoare. Dar din tot ce se afla aici, lucrul cel mai plăcut era ceea ce se numea odihna Virginiei. La poalele stâncii, descoperirea prieteniei se află un fel de adâncitură de unde iese o fântână care formează chiar la obârșia sa un lăculeț mic în mijlocul unei livezi cu iarbă. Când născuse Margareta pe Paul, îi dăruisem un cocos de indii, pe care mi-l dăruise și mie cineva. Ea plantă fructul acesta pe marginea lăculețului pentru ca pomul ce va rodi odată să-i aducă aminte vremea nașterii fiului său. Doamna de la Tur, după exemplul ei, plantă și ea unul, tot cu gândul acela când o născu pe Virginia. Din aceste fructe răsăriseră doi cocotieri, unul îi ziceau pomului Paul și celuilalt pomul Virginiei. Crescură amândoi în aceeași proporție ca stăpânii lor, dar la înmulțime care întrecea acoperișul colibelor. Începuseră să-și îmbrățișeze ramurile și ciorchinii lor atârnau deasupra văii. Afară de această plantație, lăsaseră adâncitura așa cum împodobise natura. Pe pereții ei cafenii și umezi străluceau ca niște stele verzi și negre, niște capilare largi, și se legănau în voia vânturilor tufișuri de scolopendru ce atârnau ca niște pangliși lungi verzi, purpurii. Nu departe creșteau alte plante ale căror flori seamănă cu ale garofiței roșii și ardei roșu. Împrejur menta și busuiocul dădeau un miros dulce. De sus atârnau liane ca niște perdele verzi. Păsările de mare veneau și petreceau noaptea, atrase de aceste grădini înverzite. Când apunea soarele, vedeai zburând de-a lungul țărmurilor mării ciocârlia marină și sus în văzduh fregata cea neagră și pasărea albă a tropicelor care plecau, ca și soarele, din singurătatea oceanului indian. Virginii îi plăcea să se odihnească pe marginea acestei fântâni, împodobită într-un chip și măreț și sălbatic. Deseori venea să spele rufe la umbra celor doi cocotieri. Uneori își ducea caprele să pască. Pe când făceau brânză din laptele lor, îi plăcea să le vadă păscând pe coastele repeze ale stâncii și să stea în aer pe una din cornișe ca pe un piedestal. Paul, văzând că acest loc îi plăcea așa de mult Virginiei, aduse din pădurea vecină cuiburi de tot felul de păsări. Părinții puilor veniră după ei și se statorniciră în noua colonie. Virginia le dădea din când în când grăunță de orez, de mei și de porumb. Cum o vedeau mierlele, pasărea Bengalii, al cărei ciripit e așa de dulce, cardinalii cu penele ca focul, ieșeau din tufiș. Papagalii verzi ca smaragdul se coborau din latanierii vecini. Potârnichile alergau pe sub iarbă. Toți veneau până la picioarele ei ca niște găini. Ea și Paul le iubeau mult. Copii drăgălași, voi petreceați în nevinovăția primelor voastre zile, învățând să faceți bine. De câte ori în locul acesta, mamele voastre nu binecuvântau, strângându-vă în brațe, cerul, de mângâierea ce pregăteați bătrâneților lor și pentru că vă vedeau cum creșteți de frumos. De câte ori la umbra stâncilor acestora n-am împărțit cu ele mâncarea voastră câmpenească pentru care nu omorâsereți niciun animal. Lapte, ouă proaspete, fripturi de orez pe frunze de banan, coșuri pline cu napi, cu portocale, cu rodii, cu banane, curmale, ananas, alcătuiau mâncările cele mai sănătoase, culorile cele mai vesele și sucurile cele mai plăcute. Discuțiile le erau tot așa de dulci, de nevinovate ca și mâncărurile. Paul povestea deseori ce lucrase în ziua aceea și ce avea de gând să lucreze a doua zi. Se gândea totdeauna să facă ceva folositor pentru ei toți. Aici cărările nu erau bătătorite bine, colo stăteai rău, leagănele acestea tinere nu făceau destulă umbră, Virginia ar fi stat mai bine acolo. Pe vremea ploilor își petreceau ziua întreagă în casă cu toții și stăpânii și servitorii, împletind rogojini de papură și coșuri de bambus. Vedeai așezate lângă zid greble, seceri, sape și lângă aceste instrumente de agricultură erau puse produsele lor, saci de orez, snop de grâu și banani. Delicatețea se unea cu belșugul. Virginia, care învățase de la Margareta și de la mama sa, făcea șerbeturi, băuturi întăritoare cu zeamă de trestie de zahăr, lămâi și chitre. Când se nopta, mâncau la lumina lămpii.
Pe urmă, doamna de la Tours sau Margareta spunea câte o istorie despre călători rătăciți în pădurile Europei, care erau pline de tâlhari, ori povesteau despre un vas aruncat de furtună pe stâncile unei insule pustii. Când auzeau istorisirile acestea, inimile copiilor lor se înflăcărau. Se rugau la Dumnezeu să le dea și lor posibilitatea odată să poată să ajute asemenea năpăstuiți. Apoi cele două familii se despărțeau ca să se ducă să se culce, nerăbdătoare să se vadă a doua zi. Uneori adormeau în zgomotul ploii care cădea cu putere pe acoperișurile colibelor lor, ori al vântului care le aducea murmurul depărtat al valurilor ce se spărgeau de țărm. Ele binecuvântau pe Dumnezeu că se aflau în siguranță, cu atât mai mult cu cât pricepeau pericolul depărtat. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 6. Din când în când, doamna de la Tours citea în fața tuturor vreo istorie emoționantă din Testamentul Vechi ori Nou. Ei reflectau puțin asupra acestor cărți sfinte, căci teologia lor era numai în sentiment, ca a naturii, și morala numai în acțiuni, ca a Evangheliei. N-aveau zile hotărâte pentru plăceri și altele pentru tristeți. Fiecare zi era pentru ei zi de sărbătoare și tot ce îi înconjura era un templu divin în care admirau fără încetare o inteligență nemărginită, atotputernică și prietena oamenilor. Acest sentiment de încredere în puterea supremă îi umplea de mângâiere pentru trecut, de bărbăție pentru vremea de față și de speranță pentru viitor. Iată cum aceste femei, silite de necaz să reintre în natură, dezvoltaseră în ele însele și în copiii lor aceste simțăminte pe care le dă natura spre a ne împiedica să ne întristăm. Dar în orice inimă se ridică uneori nori care o tulbură. Când vreunul dintre ei părea trist, toți ceilalți se strângeau în jurul lui și risipeau gândurile amare, mai mult prin sentimente decât prin vorbe. Fiecare ajuta cum putea. Margareta cu o mare veselie și doamna de la Tours cu o credință blândă. Virginia cu mângâieri drăgăstoase, Paul cu sinceritate, cordialitate. Până și Maria și Domingo îi veneau în ajutor. Ei se mâhneau dacă îl vedeau trist și plângeau dacă îl vedeau plângând. Tot astfel se împlătesc plantele slabe între ele spre a se putea împotrivi uraganelor. Vara mergeau în fiecare duminică la biserica din Pamplemous, a cărei clopotniță o vezi acolo. La biserica aceasta se duceau locuitori bogați, în palanchin, și care încercară de mai multe ori să facă cunoștință cu aceste familii așa de unite, să le poftească la petreceri. Dar ele respinseră frumos și cu respect invitațiile lor, încredințate că oamenii puternici caută să aibă pe lângă ei oameni mai slabi spre a avea cine să-i lingușească. Nu se prea apropiau nici de locuitorii simpli, de obicei geloși, bârfitori și grăsolani. Și unii și alții ziseseră că sunt mândre, dar purtarea lor cuvincioasă era însoțită de atâta bunăvoință, mai cu seamă pentru cei săraci, încât dobândiră pe nesimțite respectul celor bogați și încrederea celor sărmani. După ce se sfârșea slujba, mulți veneau să le ceară să le facă câte un bine. Ba câte unul mâhnit de ceva le cerea un sfat, ba câte un copil le ruga să vină să vadă pe mama sa, care era bolnavă, în vreo mahala vecină. Ele aveau întotdeauna câte o rețetă bună pentru bolile obișnuite ale locuitorilor și făceau totul cu plăcere, lucru care dă mare preț serviciilor mici. Izbuteau mai cu seamă să alunge grijile, bolile spiritului, care sunt așa de neplăcute în singurătate și pentru corpurile bolnave. Doamna de la Tours vorbea cu atâta încredere în Dumnezeu încât bolnavului, când o auzea, îi se părea că e de față. Virginia se întorcea ades cu ochii plini de lacrimi, dar cu inima plină de bucurie, căci putu să face bine. Ea pregătea dinainte lacurile bolnavilor și le dădea cu o bucurie nespusă. După ce făceau aceste vizite, își prelungeau câteodată drumul prin valea muntelui lung până la mine, iar eu le așteptam cu masa pusă pe marginea râului care curgea prin vecinătate. Pentru astfel de împrejurări, aveam câteva sticle cu vin vechi spre a spori veselia mâncării indiene prin dulcile și întăritoarele producții ale Europei. Alteori ne dădeam întâlnire pe țărmul mării, la gura de vărsare a vreunui râu.
Aduceam de acasă mâncăruri de legume pe care le amestecam cu cele pe care marea ni le oferea din belșug. Locurile cele mai îngrozitoare ne ofereau adeseori cele mai mari plăceri. Câteodată stăteam pe câte o stâncă la umbra vreunui pom și vedeam valurile mării venind să se sfărâme la picioarele noastre cu un zgomot cumplit. Paul, care știa să înnoate ca un pește, se ducea pe stânci spre valuri, apoi fugea pe țărm când se apropiau cele mari, spumoase și mugitoare, și îl urmăreau până încoace departe. Dar Virginia, când vedea așa, țipa și zicea că jocurile acestea o înspăimântau. După masă, tinerii cântau și dansau. Virginia cânta fericirea vieții câmpănești și necazurile marinarilor pe care zgârcenia îi face să plutească pe o mare înfuriată în loc să cultive pământul care dă închip pașnic atâtea bunuri. Câteodată juca cu Paul pantomima, ca negri. Pantomima e cel din tâi limbaj al omului. Ea e cunoscută de toate națiunile. E așa de naturală și de expresivă încât copiii albilor o învață repede, cum îi văd pe negri jucând-o. Virginia își aducea aminte de istoriile care o mișcaseră mai mult când ele citise mama ei și mima evenimentele importante cu multă naivitate. Câteodată, în vreme ce Doming bătea în tobă, ea venea pe pajiște cu o cană pe cap, înaintea sfioasă către izvorul vecin spre a lua apă. Doming și Maria, care înfățișau pe păstorii lui Madian, nu o lăsau să se apropie și se făceau că o resping. Paul fugea în ajutorul ei, îi bătea pe păstori, umplea cana Virginiei cu apă și, ajutându-o să o ridice pe cap, îi punea și o coroană de flori roșii, care făcea să-i se vadă și mai bine albeața figurii. Atunci mă amestecam și eu în jocurile lor, luând rolul lui Raguel și îi dădeam lui Paul pe fica mea Sephora de soție. Altădată reprezenta pe săraca Ruth, care se întoarce după o lipsă îndelungată, văduvă și săracă, în țara ei unde se simte străină. Doming și Maria făceau pe secerătorii. Virginia se prefăcea că culege aici și colo pe urma lor câteva spice de grâu. Paul, imitând pe patriarh, o întreba. Ea răspundea tremurând. Apoi de milă oferea găzduire nevinovatei și azil nenorocului, umplea șorțul Virginiei cu tot felul de merinde și o aducea în fața noastră ca în fața bătrânilor din oraș, declarând că o lua de nevastă cu toate că era așa de săracă. Doamna de la Tur, când venea scena aceasta, aducându-și aminte de rudele care o abandonaseră, de văduvia ei, de buna primire a Margaretei, urmată acum de speranța unei căsătorii fericite între copiii lor, nu se putea abține să nu plângă și amintirea aceasta ne făcea pe toți să vărsăm lacrimi de durere și de bucurie. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Aceste drame erau jucate cu atâta veridicitate încât te credeai pe câmpiile din Siria ori din Palestina. Aveam și decoruri, lumini și orchestră potrivite la aceste spectacole. Locul scenei era de obicei la o răspântie de pădure, unde aveam în jur mai multe arcade de frunze. Noi stăteam în mijloc, adăpostiți de căldură toată ziua, dar când apunea soarele, razele lui, tăiate de trunchiuri de copaci, se desfăceau în umbrele pădurii, în linii lungi, luminoase, care uneori produceau cel mai măreț efect. Discul lui întreg se urca la capătul câte unei cărări și o făcea să strălucească de lumină. Frunzele copacilor, luminate pe dedesubt de razele sale ca șofranul, străluceau cu focuri de topaz și de smarald. Trunchiurile lor, pline de mușchi, păreau schimbate în coloane de bronz antic și păsările care se retrăseseră în tăcere sub frunzișul întunecos spre a petrece noaptea, uimite că vedeau o a doua auroră, salutau toate odată astrul zilei cu mii și mii de cântece. Deseori ne apuca noaptea petrecând astfel, dar aerul curat și climatul dulce ne îngăduiau să dormim pe sub câte un copac în mijlocul pădurii, fără teamă de hoți. A doua zi, fiecare se întorcea acasă, unde găsea lucrurile cum le lăsase. Pe atunci era atâta credință și simplitate în insula aceasta fără comerț, încât ușile multor case nu se înguiau cu cheia și broaștele de uși erau un obiect de curiozitate pentru cei mai mulți creoli. Anumite zile erau pentru Paul și Virginia momente de bucurie nespusă. Când era ziua mamelor lor, Virginia se apuca de cu seară de frământat și cocea prăjituri din făină de grâu,
pe care le trimitea la niște familii de albi sărace, născuste în insulă, care nu mâncaseră niciodată pâine din Europa și care, fără niciun ajutor de la negri, siliți să trăiască cu rădăcini de manioc în mijlocul pădurilor, n-aveau, spre a îndura sărăcia, nici stupiditatea care însoțește sclavia, nici bărbăția care vine din educație. Aceste prăjituri erau singurele daruri pe care le putea face, dar le oferea într-un chip așa de drăgălaș, cât le făcea să aibă preț. Mai întâi, Paul era însărcinat să le ducă singur acestor familii care făgăduiau când le primeau să vină a doua zi să petreacă la doamna de la Tur și la Margareta. La colibele lor sosea câte o mamă cu 2-3 băieți și fete palide, slabe și așa de sfioase încât nu cutezau să ridice ochii. Virginia le dădea îndată curaj, le poftea să bea și să mănânce câte ceva, al căror preț îl ridica, spunând fel de fel de lucruri. Băutura aceasta era făcută de Margareta, cealaltă de mama sa, fratele său culesese singur tocmai din vârful unui pom acel fruct. Îl îndemna pe Paul să danseze cu ele. Nu le lăsa până nu le vedea mulțumite. Dorea să se bucure de veselia familiei ei. Fericirea ți-o faci singur, căutând să faci pe alții fericiți, zicea ea. Când plecau, le oferea ce credea că le poate face plăcere, spunându-le fel de fel de vorbe ca să le ia. Dacă vedea că rochile le erau prea zdrențuite, alegea, cu voia mamei sale, dintre ale ei și îl ruga pe Paul să le ducă și să le lase, fără să-l vadă cineva, la ușa caselor lor. Astfel făcea bine după pilda divinității, ascunzând-o pe binefăcătoare și arătând numai binefacerea. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 7. Domniile voastre europenii, al căror spirit se umple din copilărie de atâtea prejudecăți potrivnice fericirii, nu puteți pricepe că natura poate da atâtea lumini și plăceri. Inima voastră închisă într-o sferă mică de sentimente omenești ajunge repede la limita mulțumirilor ei artificiale, dar natura și inima sunt nesfârșite. Paul și Virginia nu aveau nici ceasuri, nici calendare, nici cărți de cronologie, de istorie și de filozofie. Perioadele vieții lor erau legate de ale naturii. Ei știau orele zilei după umbra copacilor, anotimpurile după vremea când înfloreau și dădeau roade, și anii după numărul recoltelor. Aceste dulci icoane răspândeau cel mai mare farmec în dialogurile lor. A venit vremea mesei, zicea Virginia. Umbrele bananilor au ajuns la rădăcini. Ori, se apropie noaptea, căci tamarinii își strâng foile. Când o întreba cineva câți ani avea ea sau câți Paul, ea răspundea: frate meu are atâția ani cât are cocotierul cel mare de la fântână și eu cât cel mai mic. Mangherul a rodit de 12 ori și portocalii de 24 de când sunt pe lume. Viața lor părea legată de a copacilor, ca a driadelor și faunilor. Ei nu aveau habar de alte epoci istorice decât cele ale vieții mamelor lor, nici altă cronologie afară de a grădinilor și nici altă filozofie decât facerea de bine la toată lumea și resemnarea față de voința lui Dumnezeu. La urma urmelor, de ce ar fi avut nevoie să fie bogați și învățați cum suntem noi? Nevoile și neștiința lor le sporeau fericirea. Nu era zi să nu-și spună că ajutaseră pe câte cineva, ori să nu-și comunice niște idei noi. Da, idei noi. Și chiar dacă s-ar fi amestecat printre ele câteva greșeli, omul curat nu are a se teme de ele. Astfel creșteau acești doi copii ai naturii. Nici o grijă nu le umpluse fruntea de riduri, nici o necumpătare nu le stricase sângele, nici o pasiune necinstită nu le atinsese inima. Iubirea, nevinovăția, mila creșteau în fiecare zi frumusețea inimilor lor în grații nespuse, pe trăsăturile, în ființa și în mișcările lor. Așa se iviră în grădina raiului primii noștri părinți, când ieșind din mâinile lui Dumnezeu, se văzură, se apropiară unul de altul și vorbiră întâi ca fratele cu sora. Virginia, blândă, modestă, încrezătoare ca Eva, și Paul, asemenea lui Adam, înalt cât un bărbat și simplu ca un copil. Câteodată, fiind singur cu ea, mi-a spus aceasta de 1000 de ori, îi zicea când se întorcea de la lucru: când sunt obosit și te văd, parcă îmi trece oboseala.
Când din vârful muntelui tăzăresc în fundul vâlcelei, mi se pare că ești un boboc de trandafir în mijlocul grădinii. Dacă te duci spre casa mamelor noastre, potârnichea care aleargă cu puii ei nu are pasul mai ușor ca al tău. Cu toate că te pierd din vedere printre copaci, n-am nevoie să te văd, tot te găsesc. Ceva din tine, dar nu pot spune ce, rămâne pentru mine în aerul prin care treci, pe iarba pe care te-ai așezat. Când mă apropii de tine, îmi încânți toate simțurile. Seninul cerului nu e așa frumos ca albastrul ochilor tăi. Cântecul bengalisului nu e așa dulce ca sunetul vocii tale. Dacă te ating numai cu vârful degetelor, tot corpul mi se înfioară de plăcere. Adu-ți aminte de ziua în care am trecut printre pietre, râul celor trei mamele. Când am ajuns pe mal, eram foarte ostenit. Dar când te-am luat în spate, mi s-a părut ca mari ca o pasăre. Spune-mi, prin ce farmec m-ai putut vrăji? Prin spiritul tău? Oare mamele noastre n-au mai mult decât noi amândoi la un loc? Prin mângâierile tale? Dar nu mă alintă ele mai des decât tine? Mi se pare că prin bunătatea ta. Nu voi uita niciodată că ai mers cu picioarele goale până la râul negru spre a cere iertarea unei biete sclave fugare. Poftim mult, iubita mea, iar amura aceasta înflorită de lămâi pe care am rupt-o din pădure. Pun-o noaptea lângă pat. Mănâncă fagurele acestea de miere. L-am luat pentru tine din vârful unei stânci. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Dar mai întâi, așează-ți capul pe pieptul meu și voi uita oboseala. Virginia îi răspundea: O, frate, razele soarelui pe care le văd dimineața pe vârfurile stâncilor nu mă bucură ca prezența ta lângă mine. O iubesc mult pe mama, o iubesc mult și pe mama ta, dar când ele zic fiul meu, le iubesc și mai mult. Când te alintă pe tine, mă simt mai bine decât atunci când mă mângâie pe mine. Mă întreb de ce mă iubești? Ori nu se iubește tot ce a crescut la un loc. Uită-te la păsările noastre crescute în același cuib. Se iubesc tot ca noi. Sunt mereu împreună, tot ca noi. Ascultă cum se strigă una pe alta și își răspunde pe un pom pe altul. Tot așa, când ecoul mi-aduce cântecele pe care le fluieri tu pe vârful muntelui, eu le repet cuvintele în fundul vâlcelei. Îmi ești drag. Mai cu seamă din ziua în care ai vrut să te bați pentru mine cu stăpânul sclavei. De atunci mi-am zis de multe ori în gând, fratele meu are inimă bună, de n-ar fi fost el, aș fi murit de frică. Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi pentru mama mea, pentru mama ta, pentru tine, pentru pieții noștri servitori. Dar când pronunț numele tău, mi se pare că devin și mai cucernică. Îl rog necontenit pe Dumnezeu să nu ți se întâmple niciun rău. De ce te duci așa departe și urci așa de sus ca să-mi aduci flori și fructe? Nu avem oare destule în grădină? Ce obosit ești! Ești lac de apă! Și cu batista albă îi ștergea fruntea și obrajii și îl săruta iar și iar. Cu toate acestea, Virginia de ceva vreme se simțea slăbită de o boală necunoscută. Ochii ei frumoși albaștri erau negri de jur împrejur. La față se îngălbenea și o mare slăbiciune îi cuprindea tot corpul. Frunta nu-i mai era senină, nici nu mai zâmbea. O vedeai veselă, fără bucurie și tristă, fără mâhnire. Ocolea jocurile nevinovate, nu-și mai vedea de treburi, de familia ei mult iubită. Rătăcea prin locurile cele mai singuratice, căutând odihnă pretutindeni și negăsind nicăieri. Uneori, când îl vedea pe Paul, se ducea spre el cu bucurie, apoi deodată, când începea să vorbească cu el, se timora, o roșață aprinsă îi colora obrajii galbeni și ochii ei nu mai cutezau să se uite între ai lui. Paul îi zicea: Verdeața acoperă stâncile, păsările noastre cântă când te văd, toate sunt vesele în jurul tău, numai tu ești tristă. Și încerca să o bine dispună, îmbrățișând-o, dar ea întorcea capul și fugea la mama sa tremurând. Săraca se simțea tulburată de mângâierile fratelui său. Paul nu mai înțelegea nimic. Răul nu vine singur niciodată. Într-o vară din acelea care pustiez din când în când pământurile dintre tropice, pe la sfârșitul lui decembrie,
Când soarele la Capricorn încălzește timp de 3 săptămâni Île-de-France cu razele lui verticale, vântul de sud-est, care domnește aici mai tot anul, nu sufla deloc. Vârtejuri lungi de praf se ridicau de pe drumuri și stăteau atârnate în aer. Pământul crăpa din toate părțile, iarba era pârlită, din munți ieșau aburi calzi și cele mai multe râuri se caseră. Niciun nor nu venea dinspre mare. Numai ziua, niște aburi roșietici se ridicau deasupra câmpiilor și păreau a fi, când apunea soarele, flăcări de incendiu. Nici noaptea n-aducea răcoare. Globul lunii, roșu de tot, se ridica de o mărime nespusă. Turmele abătute pe pantele colinelor, cu gâtul întins spre cer, respirând greu, făceau să răsune vâlcelele de gemete jalnice. Chiar și cel care le păzea se culca pe pământ spre a se mai răcori puțin. Dar pământul ardea peste tot și aerul înăbușitor era plin de insecte care căutau să-și potolească setea cu sânge de oameni și animale. Într-una din aceste nopți, Virginia se simți mai bolnavă. Se ridica, se așeza iar, se culca și nu putea cu niciun chip să adoarmă. Atunci plecă sub lumina lunii spre fântână. O zărește. Cu toată seceta, ea tot curge argintie pe stâncile de culoare închisă. Se cufundă în apă. Întâi răcoarea incită simțurile și mii de amintiri plăcute îi vin în minte. Își aduce aminte că în copilărie mama sa și Margareta se scăldau cu Paul tot în locul acela, că pe urmă Paul săpase o groapă, dăduse nisipul în lături și semănase pe margini ierburi mirositoare ca să vină ea să se scalde, numai ea. Vede în apă pe brațele goale și pe sânii reflexele celor doi palmieri plantați la nașterea fratelui său și a ei, care își împreunau deasupra capului său ramurile verzi. Se gândește la prietenia lui Paul, mai dulce decât parfumurile, mai curată decât apa izvoarelor, mai puternică decât palmierii uniți și oftează. Se gândește la noapte, la singurătate și un foc mistuitor o cuprinde. Deodată iese din apă speriată de aceste idei mai arzătoare decât soarele din ziua trecută. Aleargă la mama sa, căutând un sprijin la ea. De mai multe ori voise să-i spună de ce suferă, îi ia mâinile între ale ei și le strânge, de mai multe ori fugată să pronunțe numele lui Paul, dar nu putu, și punându-și capul pe pieptul mamei sale, îl umplu de lacrimi. Doamna de la Tur înțelegea cauza răului, dar nu îndrăznea să zică nimic. Fata mea, zicea ea, caută către Dumnezeu care poate da sănătate și viață. El te pune la încercare azi spre a te răsplăti mâine. Gândește-te că suntem pe pământ numai ca să punem în practică virtutea. Canicula ridică din ocean vapori care acoperiră insula ca umbrele uriașă. Vârfurile munților îi strângeau în jurul lor și brazde lungi de foc ieșau din timp în timp din piscurile lor. Curând se auziră niște tunete îngrozitoare răsunând în păduri, pe câmpii și în vâlcele. Ploi înspăimântătoare ca niște cataracte căzură din cer. Torente spumoase se repezeau de pe munți. Fundul văii se făcuse parcă era o mare. Platoul, pe care se află colibele, parcă era o insulă mică. Și prin intrarea vâlcelei ieșau, amestecați împreună cu apele care mugeau, copaci, pământ și bucăți de stâncă. Toată familia tremura și se ruga la Dumnezeu în coliba doamnei de la Tur, al cărei acoperiș trosnea cumplit sub puterea vântului. Curajosul Paul, urmat de Doming, se ducea de la o colibă la cealaltă prin mijlocul groaznicei furtuni, întărindu-le pe unde vedea trebuință. Se întorcea ca să-și mângâie familia, făcându-o să spere că va veni iar vremea frumoasă. Într-adevăr, seara ploaia încetă, vântul de la sud-est își lua iar cursul obișnuit și soarele se văzu apunând la orizont. Cea din tâi dorința Virginiei fu să verifice locul unde se odihnea de obicei. Paul se apropie de ea cu sfială și îi dădu brațul. Ea îi luă zâmbind și ieșiră împreună din colibă. Aerul era răcoros, fumul alb se ridica de pe munți. Grădina era stricată, cei mai mulți pomi erau desrădăcinați. Grămezi mari de nisip acoperau livezile și umpluseră baia Virginiei. Numai cocotierii erau tot în picioare, verzi și frumoși, dar în jurul lor nu mai era nici iarbă, nici leagăne, nici păsări,
doar câțiva bengalii care pe vârfurile stâncilor vecine își plângeau cu cântece jalnice pierderea puilor. Când văzu așa dezastru, Virginia zise lui Paul, ai adus păsări și uraganul le-a omorât. Ai făcut o grădină și e distrusă. Toate pierd pe pământ, numai cerul nu se schimbă. Paul îi răspunse, de ce nu pot da ceva din cer? Dar n-am nimic, n-am nimic nici chiar pe pământ. Virginia răspunse roșindu-se, ai portretul Sfântului Pavel. Abia zise aceste cuvinte și Paul se repezi în coliba mamei sale. Acest portret era o miniatură care reprezenta pe ermitul Paul. Margareta avea multă credință în ea. O purtase multă vreme atârnată la gât când era fată. Pe urmă, când ajunsese mamă, o pusese la gâtul copilului său. Se întâmplase că, fiind însărcinată cu el și părăsită de toată lumea, tot uitându-se la icoana prefericitului pusnic, copilul ei începuse să semene cu el, lucru care o făcuse să-l boteze cu numele lui și să-i dea drept patronul sfânt care își petrecuse viața departe de oamenii care pe ea o înșelaseră și pe urmă o lăsaseră în voia întâmplării. Când primi Virginia acest portret din mâna lui Paul, îi zise mișcată, frate, nimeni nu mi-l va lua cât voi trăi și nu voi uita niciodată că mi-ai dat singurul lucru ce-l ai pe lume. Când văzu acest ton de prietenie, această întoarcere neașteptată de familiaritate și de dragoste, Paul voi s-o sărute, dar ea, ușoară ca o pasăre, îi scăpă din mână și îl lăsă locului, nepricepând de fel purtarea ei așa de ciudată. Cu toate acestea, Margareta îi zise doamnei de la Tur, de ce nu ne cununăm noi copiii? Au o pasiune nespusă unul pentru altul, pasiune pe care fiul meu nu o înțelege încă. Când va vorbi natura, în zadar îi vom mai supraveghea. Doamna de la Tur îi răspunse, prea sunt tineri și săraci. Ce mâhnite am fi dacă Virginia ar face copii pe care nu i-ar putea crește? Domingo e prăpădit, Maria e infirmă, eu, scumpa mea, de 15 ani mă simt foarte slabă. În țările calde îmbătrânești repede și când ești mâhnită, și mai repede. Paul e unica noastră speranță. Să așteptăm ca vârsta să-i formeze temperamentul și să ne poată susține cu munca sa. Acum știi că abia avem ce ne trebuie, dar dacă îl vom trimite pe Paul puțin în India, comerțul îl va ajuta să cumpere câțiva sclavi și când se va întoarce, îl vom cununa cu Virginia, căci cred că nimeni nu o poate face pe fiica mea așa de fericită ca fiul tău, Paul. Să vorbim și cu vecinul nostru să vedem ce zice. Într-adevăr, venirea să mă întrebe și am fost de aceeași părere. Mările Indiei sunt frumoase, le-am zis. Dacă va trece în Indii pe vreme frumoasă, în 6 săptămâni ajunge. Îi vom strânge puțină marfă, căci vecinii mei îl iubesc mult. I-am putea da bumbac brut, cu care nu avem ce face, căci nu sunt mor pe aici. Lemn de abanoz, care se găsește așa de mult încât facem focul cu el, și câteva rășini care se pierd degeaba prin păduri, ar face treabă, căci toate lucrurile astea se vând cu preț în Indii și nouă nu ne sunt de niciun folos. Mă însărcinai să cer domnului de la Burdonez voie să se îmbarce și, înainte de toate, voi să spun lui Paul. Dar mare-mi fu mirarea când tânărul îmi zise cu un bun simț mai presus de vârsta sa. De ce vreți să-mi las familia pentru nu știu ce avere? Ce comerț e mai bun pe lume decât cultura pământului care îți dă uneori 50-100 pentru unul? Dacă vrem să facem comerț, nu avem decât să ducem la oraș ce ne prisosește, fără să mai plec tocmai în Indii. Mamele noastre îmi spun că Doming e bătrân și nu mai poate munci, dar eu sunt tânăr și în fiecare zi prind mai multă putere. Dacă li se întâmplă ceva, cât lipsesc eu, mai cu seamă Virginiei care e suferindă, nu, n-aș putea să le las așa. Răspunsul său mă buse în mare încurcătură, căci doamna de la Tur nu mi-ascunsese starea Virginiei și dorința ce avea de a câștiga câțiva ani, ținându-i pe tineri departe unul de altul. Nu puteam să-l las pe Paul nici măcar să bănuiască aceste lucruri. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 8. În timpul acesta, un vas care venea din Franța i-a dus doamnei de la Tur o scrisoare de la mătușa sa. Se temea de moarte, fără de care inimile aspre n-ar fi niciodată simțitoare. Abia scăpase dintr-o boală și era cuprinsă de o mare slăbiciune pe care vârsta o făcea incurabilă.
O chema pe nepoata sa în Franța, ori, dacă nu îi îngăduia sănătatea să facă așa cale lungă, o ruga să o trimită pe Virginia, care îi dorea să-i dea o educație bună, o căsătorie avantajoasă și toată averea ei. Îi înapoia toate bunurile dacă făcea ce o ruga. Abia citi scrisoarea în fața familiei întregi și toți rămaseră încremeniți. Doming și Maria începură să plângă. Paul, nemișcat de uimire, părea gata să arate mânie. Virginia, cu ochii ținte la mama sa, nu cuteza să zică un cuvânt. Acum nu mai putem oare despărți? Zise Margareta doamnei de la Tur. Nu, draga mea, nu copiii mei, reluă doamna de la Tur. Eu nu vă voi părăsi. Am trăit cu voi și cu voi vreau să mor. Fericirea numai în prietenia voastră am găsit-o. Sănătatea mi-a zdruncinat omâhnirile cele vechi. Am fost rănită în inimă de asprimea rudelor mele și de pierderea scumpului meu soț. Dar de atunci am avut parte de mai multă mângâiere și fericire cu voi în aceste biete colibe decât m-au făcut să sper vreodată bogățiile familiei mele. Auzind aceste cuvinte, lacrimi de bucurie curseră din ochii tuturor. Paul, strângând-o pe doamna de la Tur în brațe, îi zise: Nici eu nu te părăsesc, nu mă duc în Indii, vom lucra cu toții pentru tine, mamă scumpă, nu-ți va lipsi niciodată nimic cu noi. Dar dintre toți, Virginia arătă cea mai puțină bucurie. Restul zilei fu mai veselă și întoarcerea liniștii sale mulțumi la culme pe toți. A doua zi, când răsări soarele, după ce își făcură toți rugăciunea dinainte de masă, ca de obicei, Domingă înștiință că venea un domn călare urmat de doi sclavi. Era domnul de la Bourdonnais. El intră în colibă unde toată familia era la masă. Virginia servise după obiceiul țării cafea și orez fiert în apă. Mai pusese pe masă și napi calzi și banane proaspete. În loc de tacâmuri aveau jumătăți de tivci și în loc de față de masă foi de bananier. Guvernatorul se arătă întâi mirat de sărăcia acestei locuințe. Apoi, adresându-se doamnei de la Tur, îi spuse că treburile orașului nu îl lăsau să se gândească la nevoile fiecăruia. După aceea mai zise: Dumneata, doamnă, ai o mătușă de familie aleasă și foarte bogată la Paris, care vă va lăsa averea ei și care vă așteaptă să vă duceți la dânsa. Doamna de la Tur îi răspunse guvernatorului că sănătatea sa zdruncinată nu îi îngăduia să facă așa drum lung. Cel puțin pe fiica dumitale, așa de tânără și de drăgălașă, nu vei putea lipsi de o moștenire așa de mare. Trebuie să-ți spun că mătușa dumitale a recurs la autoritate ca să o aducă lângă sine. Birourile mi-au scris în privința aceasta să mă folosesc chiar de putere, dar deoarece eu îmi întrebuințesc puterea numai spre a-i face pe locuitorii acestei colonii fericiți, aștept ca voința dumitale să se înmoaie, să facă o jerfă de câțiva ani, căci de asta atârnă fericirea fiicei dumitale pentru întreaga viață. De ce vin oamenii aici? Ca să facă avere, așa e? Nu e oare mai plăcut să te duci să găsești avere în țara ta? Zicând aceste cuvinte, puse pe masă un sac mare de bani pe care l-a dusese unul dintre cei doi negri. Uite, adăuga domnul de la Bourdonnais, pentru pregătirea călătoriei fiicei dumitale din partea mătușii dumneavoastră. Pe urmă, mustră cu bunătate pe doamna de la Tur că nu se dusese la el când a avut nevoie și lăudă nobilui curaj. Paul luă cuvântul și zise guvernatorului: Domnule, mama a venit la dumneata și ai primit-o rău. Mai ai vreun copil, doamnă? Întrebă guvernatorul. Nu, domnule, răspunse ea. Băiatul e fiul prietenei mele, dar și el și Virginia ne sunt deopotrivă de scumpi și sunt fiecare copii amândurora. Tinere, zise guvernatorul lui Paul, când vei dobândi experiența lumii, vei cunoaște nefericirea oamenilor cu poziții mari. Vei afla cât de ușor dau ei viciului intrigant ceea ce ar fi drept să dea meritului care se ascunde. Domnul de la Bourdonnais, poftit de doamna de la Tur, se așeză la masă lângă ea. Dejună precum creolii cu cafea amestecată cu orez fiert în apă. Fu încântat de ordinea și de curățenia colibei, de înțelegerea ce domna între cele două familii și de zelul bătrânilor lor servitori. Aici se află numai mobilă de lemn, zise el, dar mai ales fețe senine și inimi de aur. Paul, încântat de popularitatea guvernatorului, zise: Aș dori să fiu prieten cu dumneata, căci ești om de ispravă. Domnul de la Bourdonnais primi cu plăcere această dovadă de cordialitate insulară. Sărută pe Paul, strângându-i mâna și îl asigură că putea avea încredere în prietenia lui.
După masă, luă pe doamna de alături deoparte și îi spuse că va avea curând ocazia de a trimite pe fiică-sa în Franța pe un vas care era gata să plece, că o va recomanda el unei doamne, ruda lui, care pleca și ea, că nu trebuia să lase cu niciun preț o avere așa de mare pentru o mulțumire de câțiva ani. Mătușa dumitale, adăugă el plecând, nu poate trăi mai mult de 2 ani, așa mi-au scris niște prietenei săi. Gândește-te bine, averea nu vine în toate zilele. Sfătuiți-vă cu toții. Toți oamenii cu judecată îmi vor da dreptate. Ea îi răspunse că nu dorea de acum înainte altă fericire decât fericirea fiicei sale și că o va lăsa să plece dacă ea va dori. Doamnei de la Tur îi părea bine că găsea un prilej să despartă câtva timp pe Virginia de Paul, cu gândul la fericirea amândorura. Luă pe fiică-sa deoparte și îi zise, fata mea, servitorii ne sunt bătrâni, Margareta îmbătrânește și ea, Paul e prea tânăr, eu sunt bolnavă. Dacă mor eu, ce vă faceți fără avere în pustiurile astea? Vei rămâne singură, neavând pe nimeni care să-ți dea ajutor și silită să muncești fără încetare la pământ ca să poți trăi. Gândul acesta mă umple de durere. Virginia îi răspunse, Dumnezeu ne-a osândit la muncă, m-a învățat să muncesc și să-L binecuvintez în fiecare zi. Până acum nu ne-a părăsit și nu ne va părăsi nici de acum înainte. Providența veghează mai cu deosebire asupra celor năpăstuiți. Așa mi-ai spus de multe ori, mamă. Nu pot să vă părăsesc. Doamna de la Tur continuă mișcată. Eu vreau să te văd fericită și să te mărit cu Paul, care nu ți-e frate. Acum gândește-te că averea sa atârnă de tine. Fata care iubește crede că nimeni nu știe asta. Ea își pune pe ochi vălul ce are pe inimă. Dar când îl ridică vreo mână prietenă, atunci suferințele tainice ale dragostei scapă ca pe ușă deschisă și dulcile porniri ale încrederii urmează după secretul cu care se înconjura. Virginia, mulțumită de noile mărturii de bunătate ale mamei sale, îi spuse cât luptase, având de martor numai pe Dumnezeu, că vedea ajutorul providenței în ajutorul mamei sale, care îi îngăduia plecarea și care o călăuzea cu sfaturile ce-i dădea. Că acum, fiind ajutată, dorea să nu plece, ci să stea cu dânsa, fără grijă pentru vremea de față, fără teamă pentru viitor. Doamna de la Tur, văzând că vorbele ei produseseră cu totul alt efect decât cel la care se aștepta, îi zise, fata mea, nu vreau să stau împotrivă, cugetă-n voie, dar ascunde de Paul iubirea ta. Când e inima fetei prinsă, iubitul ei nu mai are ce-i cere. Către seară, fiind singură cu Virginia, intră la ea un om înalt îmbrăcat cu o sutană albastră. Era un misionar din insulă și duhovnicul doamnei de la Tur și al Virginiei. Fusese trimis de guvernator. Copiii mei, le zise el după ce intră, domnul fie lăudat, acum sunteți bogați. Vă puteți asculta inima, veți putea face bine celor săraci. Știu ce v-a spus domnul de la Burdone și ce i-ați răspuns. Pe dumneata, sănătatea te silește să stai aici, dar domnișoara n-are niciun motiv să stea. Trebuie să ne supunem providenței, rudelor mai bătrâne, chiar când sunt nedrepte. E o jertfă, dar așa e porunca lui Dumnezeu. El s-a jertfit pentru noi, trebuie după pilda lui să fim devotați și noi binelui familiei. Călătoria în Franța va avea un sfârșit fericit. Nu vrei să te duci, domnișoara? Virginia, cu ochii plecați, îi răspunse tremurând. Dacă așa a poruncit Dumnezeu, nu mă împotrivesc. Facă-se voia lui, zise ea plângând. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Misionarul ieși și se duse să-i spună guvernatorului că izbutise. Doamna de la Tur trimise pe Doming să mă cheme spre a mă întreba și pe mine ce părere am despre plecarea Virginiei. Nu am fost de acord să o lase să plece. Eu cred că spre a fi fericit, trebuie să ții mai mult la câștigurile ce ți le dă natura decât la cele ce ți le dă averea și că nu trebuie să ne ducem să căutăm aiurea ce găsim la noi. Aceste maxime eu le consider bune pentru toți, fără excepție. Dar ce puteau face sfaturile mele de cumpătare împotriva amăgirilor unei averi mari și cuvintele mele simple împotriva prejudecăților lumii și ale unei autorități sfinte pentru doamna de la Tur? Ea mă întrebase numai așa de politețe și nu mai dezbătu de atunci hotărârea duhovnicului său.
până și Margareta, care, cu toate că avea planuri mari pentru fiul ei și se împotrivise la început, acum nu mai zicea nimic. Paul, care nu știa ce se va hotărâ, mirat de convorbirile tainice dintre doamna Dolatur și fiica sa, se întristă. Se vede că urzesc ceva împotriva mea, zise el, căci văd că se ascund de mine. În insulă se răspândise vestea că norocul venise să cerceteze și stâncile acestea și văzurăm venind fel de fel de negustori care desfăcură în mijlocul acestor colibe cele mai bogate stofe de indii, ligheane minunate de gudelur, batiste de paliacat și de mazulipatan, museline de daca, dungate, brodate, străvezii ca ziua. Doamna Dolatur voia ca fiica sa să cumpere orice îi plăcea. Ea vedea numai de prețuri și de calitatea mărfurilor, de teamă să nu înșele negustorii. Virginia alese tot ce credea că i-ar putea plăcea și mamei sale, Margaretei și fiului ei. Aceasta, zicea ea, e bună pentru mobile, aceasta pentru Maria și Doming. În sfârșit, sacul cu bani fu cheltuit și la nevoile ei nu se gândise încă. Paul, pătruns de durere când vedea darurile acele ale averii care îi preziceau plecarea Virginiei, veni peste câteva zile la mine. Îmi zise, sora mea se duce, a început să se pregătească de călătorie. Vino pe la noi, te rog, și fă ce poți ca să nu o lase să plece. Mă dusei, cu toate că eram încredințat că voi vorbi în zadar. Virginia îmi păruse încântătoare și când era îmbrăcată în pânză albastră de Bengal cu o basma roșie pe cap, dar încă acum, când o văzui gătită ca doamnele de aici, era îmbrăcată în muselină albă, căptușită cu tafta roz. Mijlocul ei subțire se unduia frumos sub corset și părui bălai, împletit în două cozi, îi împodobea într-un chip minunat capul de fecioară. Ochii ei albaștri erau plini de melancolie și inima ei tulburată de o pasiune, împotriva căreia lupta dădea feței sale o culoare roșie și vocii sunete pline de emoție. Nimeni nu putea vedea sau auzi fără să se simtă mișcat. Întristarea lui Paul se mări și mai mult. Margareta, mâhnită de starea în care se afla fiul său, îl luă deoparte și îi zise, băiete dragă, la ce te hrănești cu speranțe false care fac plecarea și mai amară? A venit vremea să-ți arăt taina vieții tale și a mea. Domnișoara Dolatur e rudă prin mama sa cu o persoană bogată și de neam. Tu ești fiul unei țărânci și ești copil din flori. Cuvintele acestea, copil din flori, îl miră mult pe Paul. Nu le mai auzise niciodată. Întrebă pe mama sa ce însemnau și ea îi răspunse. N-ai avut tată legitim. Când eram fată, iubirea m-a îndemnat să săvârșesc o slăbiciune al cărei fruct ai fost tu. Greșeala mea te-a lipsit de familie din partea tatălui tău și căința mea te-a lipsit de rudele mele. Tu n-ai altă rudă pe lume afară de mine. Și începu a plânge. Paul îi zise, îmbrățișând-o, o, mamă, deoarece nu am alte rude pe lume, te voi iubi și mai mult pe tine. Dar acum văd de ce se depărtează de mine domnișoara Dolatur de 2 luni încoace și de ce s-a hotărât azi să plece, negreșit că mă disprețuiește. Venise vremea mesei. Se așezară fiecare și tulburați de deosebite griji, mâncară puțin și nu vorbiră deloc. Virginia se sculăcea din tâi și veni aici, unde suntem noi acum. Paul se lua după ea și se așeza alături. Amândoi trecură câtva timp. Era o noapte delicioasă, cum sunt atâtea la tropice și a cărei frumusețe nicio pensulă nu o poate arăta. Luna se ivise în mijlocul cerului, înconjurată de o perdea de nori, pe care razele sale îi risipea încet, încet. Lumina îi se răspândea pe nesimțite asupra munților insulei și a piscurilor lor. Vântul nu bătea deloc. Se auzeau în pădure, în fundul văilor, pe înălțimea stâncilor, țipete mici, șoptiri dulci de păsări care se îndrăgosteau în cuiburi, înveselite de lumina nopții și de pacea de pe cer. Toate, până și insectele, zumzeau prin iarbă. Stelele scânteiau pe cer și se oglindeau în sunul mării în care se vedeau tremurând. Virginia privea distrată la orizontul nemărginit și întunecos, unde se vedeau 2 lumini roșii de focuri făcute de către pescari. Zări la intrarea portului o lumină și o umbră, fanarul și corpul vasului cu care urma să plece în Europa și care aștepta ancorat. Când îl văzu,
se tulbură și întoarse capul pentru ca să nu vadă Paul plângând. Doamna de la Tur, Margareta și eu stăteam mai departe, sub banani, și în tăcerea nopții le auziram bine convorbirea pe care n-am uitat-o nici până în ziua de azi. Paul îi zise: „Aud că pleci, domnișoară, peste 3 zile. Nu ți-e teamă de pericolele de pe mare, de care atât ți-era frică mai înainte? Trebuie să mă supun mamei, rudelor, datoriei. Pleci ca să te duci la o rudă depărtată pe care n-ai văzut-o niciodată.” „Vai”, răspunse Virginia, „eu doream să stau aici toată viața, dar mama n-a vrut. Duhovnicul mi-a spus că Dumnezeu voiește să plec, că viața e o încercare.” „Ce fel”, zise Paul, „ai avut atâtea cuvinte să te hotărăști și niciunul să te oprească aici? Ah, trebuie să mai fie și altceva ce nu vrei să spui. Bogăția are atracții mari. Vei găsi într-o lume nouă cui să dai numele de frate, pe care văd că mie nu mi-l mai dai. Vei alege altul printre cei vrednici de dumneata prin naștere și avere, nu ca mine. Dar unde vrei să te duci ca să fii fericită? Ce pământ îți va fi mai scump ca cel pe care te-ai născut? Unde vei găsi societate mai plăcută ca cea care te iubește? Cum vei trăi fără alintările mamei tale, cu care ești atât de obișnuită? Ce se va face ea, femeie în vârstă, când nu te va mai vedea alături de dânsa la masă, în casă, la plimbare, unde se rezema de brațul tău? Ce se va face mama mea, căreia ești așa de dragă? Ce să le spun eu când le voi vedea plângând de lipsa dumitale? Crudă ce ești, nu-ți vorbesc de mine, dar ce mă voi face eu când va veni noaptea și nu ne vom strânge cu toții la un loc? Când vom vedea copacii sădiți la nașterea noastră și atât de îndelungată vreme martorei prieteniei noastre? Ah, deoarece ai altă soartă, deoarece cauți alte țări și nu țara unde te-ai născut, alte bucurii și nu ale muncii mele, lasă-mă să te însoțesc pe vasul pe care pleci. Te voi face să nu-ți fie frică de furtunile de care te teme atât de mult pe pământ. Îți voi odihni capul pe pieptul meu, îți voi încălzi inima lângă inima mea și în Franța, unde te duci după avere și măriri, îți voi sluji ca sclav. Fericit numai de fericirea ta, în casele în care te voi vedea servită și adorată, voi fi destul de bogat și de nobil spre a-ți face cel mai mare sacrificiu, murind la picioarele tale.” Plânsul îi înnecă vocea și o auziră pe Virginia zicându-i, oftându-i: „Pentru tine plec, pentru tine, căci te-am văzut prea mult muncind ca să hrănești 2 familii neputincioase. M-am gândit că e bine să fiu bogată, ca să ți înapoiez de 1000 de ori binele ce n-ai făcut. De ce-mi vorbești de naștere? Aș fi eu în stare să-mi aleg alt frate? O, Paul, tu mi-ești cu mult mai scump decât un frate. Cât m-a costat să te îndepărtez de lângă mine? Doream să mă ajut să mă despart de mine însumi, până când cerul ne-ar fi putut binecuvânta căsătoria. Acum rămân, plec, trăiesc, mor, fă cu mine ce vrei. M-am putut împotrivi mângâierilor tale, dar nu-ți pot suporta durerea.” Când auzi aceste cuvinte, Paul o luă în brațe și, ținând-o strâns, strigă cu glas îngrozitor: „Plec cu ea, nimic nu mă va putea despărți de dânsa.” Alergarăm la el. Doamna de la Tur îi zise: „Fiul meu, ce ne facem noi dacă ne părăsești?” Rosti și el tremurând aceste cuvinte: „Fiul meu, fiul meu, tu, mamă, desparți pe un frate de sora lui. Amândoi am sub laptele tău, amândoi am crescut pe genunchii tăi, am învățat de la tine să ne iubim. Amândoi ne-am spus de 1000 de ori că ne suntem dragi și acum o depărtezi de mine. O trimiți în Europa, în țara barbară care n-a vrut să vadă postească și la rudele răutăcioase care te-au lăsat în voia întâmplării. Îmi vei zice, n-ai niciun drept asupra ei, nu ți-e soră. Ea este totul pentru mine. Bogăția, familia, nașterea, tot avutul meu. Altul n-am. Un acoperiș am avut și un leagăn și un singur mormânt vom avea. Dacă pleacă, mă duc după ea. Guvernatorul mă va opri, dar nu mă va împiedica să mă arunc în mare. Voi urma un not. Marea nu va fi rea ca pământul. Nemai putând trăi lângă ea, aici voi muri, în fața ei, departe de voi. Mamă, fără inimă, femeie fără milă, să dea Dumnezeu ca oceanul pe care o trimiteți să nu vă mai înapoieze,
Cavalurile lui să vă aducă corpul meu și rostogolindu-l împreună cu al ei printre stâncile de aici, să vă dea, prin pierderea copiilor voștri, veșnică durere. După ce zise aceste cuvinte, îl lua în brațe, căci desnădejdea îi răpea judecata. Ochii sticleau, sudoarea îi curgea în picături mari pe fața aprinsă, genunchii tremurau și simțeam cum îi bătea inima tare în piept. Virginia, înspăimântată, îi zise: O, dragul meu, îți jur pe plăcerile din copilărie, pe suferințele tale, pe ale mele, pe tot ce trebuie să-i lege pe veci pe doi oameni necăjiți, că dacă stau, trăiesc numai pentru tine și dacă plec, mă voi întoarce spre a fi a ta. Vă iau martor pe toți care m-ați crescut, care sunteți stăpâni pe viața mea și care îmi vedeți lacrimile. Jur pe cerul care mă aude, pe marea pe care o voi străbate, pe aerul ce-l respir și pe care nici când nu l-am pângărit cu vreo minciună. Cum topește soarele de repede o stâncă de gheață din vârfurile Apeninilor, așa se topi mânia tânărului când auzi glasul iubitei. Își plecă capul mândru și roaie de lacrimi începură să-i curgă din ochi. Mama sa, amestecându-și lacrimile cu ale lui, îl ținea îmbrățișat fără să poată vorbi. Doamna de la Tur îmi zise: Nu mai pot, mi-e inima sfâșiată. Călătoria aceasta nenorocită nu se va face. Vecine, caută de ea cu dumneata pe fiul meu. Aici, de 8 zile n-a dormit nimeni. Zisei lui Paul: Dragul meu, sora ta nu va mai pleca. Mâine vom vorbi cu guvernatorul. Lasă-ți familia să se odihnească și hai de dorm la mine noaptea asta. E târziu, e miezul nopții. Mă lăsă să-l iau fără să zică nimic și după ce petrecu o noapte foarte tulburată, se sculă când se crăpă de ziua și se întoarse acasă. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 9. Dar la ce să mai continui istoria aceasta? În viața omului este numai o parte plăcută. Revoluțiunea noastră scurtă, asemenea cu a globului pe care ne învârtim, e numai de o zi și o parte din ziua aceasta nu poate primi lumină fără ca cealaltă să nu fie în întuneric. Moșule, îi zisei, te rog, du la capăt istoria ce ai început să-mi spui într-un chip așa de mișcător. Icoanele fericirii ne plac, dar ale nenorocirii ne învață. Ce s-a întâmplat, rogu-te, cu nefericitul Paul? Când se întoarse acasă, dădu cu ochii întâi de Maria, care sta pe o stâncă sus și privea către mare. Strigă la ea cum o zări: Unde e Virginia? Maria întoarse capul către stăpânul său și începu să plângă. Paul, ca ieșit din minți, se întoarse înapoi și alergă la port. Acolo află că Virginia se îmbarcase când se luminase de ziua, că vasul plecase îndată și că acum nici nu se mai vedea. Se întoarse acasă și trecu prin curte fără a vorbi cu nimeni. Cu toate că cercul acesta de stânci pare în spatele nostru aproape perpendicular, platourile verzi care îi despart înălțimea sunt ca un fel de versanți pe care te sui cu ajutorul unor poteci grele până la piciorul conului aceluia de stânci, înclinat și inaccesibil, care se numește Degetul Mare. La poalele acestei stânci e un loc șes cu copaci mari, dar așa de ridicat și așa de râpos, încât parcă ar fi o pădure în aer, înconjurată de prăpăstii înspăimântătoare. Norii pe care vârful degetului cel mare îi atrage mereu în jurul său, întrețin mai multe râulețe care cad la așa de mare adâncime în fundul văii situate în spatele acestui munte, încât de la această înălțime nu li se aude zgomotul căderii. Din acest loc se vede o mare parte a insulei cu dealurile ei, cu vâlcelele pline de păduri, apoi Marea Largă și insula Bourbon, aflată la 40 de leghe de aici, spre apus. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. De pe această înălțime văzu Paul vasul care o ducea pe Virginia. Era la o depărtare de 10 leghe și mai bine, un punct negru în mijlocul oceanului. Rămase o parte din zi acolo, uitându-se necontenit. Vasul dispăruse și lui tot i se părea că-l vede. Și când se pierdu de tot în aburii orizontului, se așeză și el jos în locul acesta sălbatic, veșnic bătut de vânturi,
care mișcă neîncetat vârfurile palmierilor și ale tatamacilor. Murmurul lor mugitor seamănă cu zgomotul depărtat al unor orgi și inspiră o adâncă melancolie. Acolo îl găsi pe Paul, cu capul rezemat de o stâncă și cu ochii ațintiți în pământ. Umblam după el de când răsărise soarele și cu mare greutate am reușit să-l fac să coboare și să vină acasă. Și cum văzu pe doamna de la tur, i se plânse cu amărăciune că îl înșelase. Ea ne spuse că vântul începuse pe la 3 de dimineață și vasul fiind gata să plece, guvernatorul, urmat de o parte din statul său major și de marinari, venise să ia pe Virginia în palanchin și că, cu toate plângerile fetei și cu toate lacrimile ei și ale Margaretei, toată lumea strigând că era spre binele lor al tuturor, o luaseră pe fată care pare că era moartă. Dacă mi-aș fi putut lua cel puțin rămas bun de la ea, zise Paul, acum aș fi liniștit. I-aș fi zis, Virginia, dacă atât cât am trăit la un loc mi-a scăpat vreo vorbă care să te fi supărat, spune-mi înainte de a ne despărți pentru totdeauna că mă ierți. I-aș fi zis, deoarece nu mi-e scris să te mai văd, rămâi cu bine, scumpa mea, trăiește departe de mine, fii mulțumită și fericită. Și fiindcă văzu că mama sa și doamna de la tur plângeau, le zise, acum căutați pe altul să vă șteargă lacrimile, nu pe mine. Se îndepărtă de ele gemând și începu a rătăci prin împrejurimi. Umblă prin toate locurile care fuseseră mai scumpe Virginiei. Le spunea caprelor și ezilor ei care se țineau după el behăind. Ce mă întrebați? Nu o veți mai vedea cu mine pe cea care vă hrănea din mână. Se duse la odihna Virginiei și când văzu păsările care zburau în jurul ei, strigă, bietă păsărele, nu veți mai putea ieși înaintea celei care vă hrănea. Și când văzu pe Fidel, care adulmeca aici și colo, și umbla înaintea lui căutând, oftă și zise, nu, nu o vei mai găsi niciodată. În sfârșit, venită se așeză pe stânca aceasta unde vorbise cu ea în ajun, și când văzu marea pe care pierise vasul cu care ea plecase, plânse și iar plânse. Noi îl urmăream pas cu pas, căci ne temeam să nu nebunească. Mama sa și doamna de la tur îl rugau cu cuvintele cele mai drăgăstoase să nu le mai mărească durerea cu deznădăjduirea lui. În sfârșit, doamna de la tur izbuti să-l liniștească, mângâindu-l cu cuvintele cele mai potrivite ai deștepta speranța. Îi zise fiul ei, scumpul ei fiu, ginerele ei, cel căruia se hotărâse să-i dea fata. Îl rugă să intre în casă și să mănânce ceva. El se așeze la masă cu noi, aproape de locul unde stătuse tovarășa copilăriei sale și ca și cum ar fi fost de față, îi vorbea și întindea bucatele care știa că îi plângeau mai mult. Dar cum băgă de seamă că se înșela, începu să plângă. În zilele următoare strânse tot ce fusese al ei, ultimele buchete ce purtase, o ceașcă de cocos din care avea obicei să bea și ca și cum aceste resturi ale prieteniei lui ar fi fost lucrurile cele mai prețioase din lume, le săruta și le strângea la piept. Nimic nu răspundește parfum mai dulce ca lucrurile atinse de cel pe care îl iubești. În sfârșit, văzând că părerea sa de rău sporea pe a mamei sale și pe a doamnei de la tur și că nevoile familiei cereau o muncă necontenită, începu cu ajutorul lui Doming să lucreze la grădină. Curând, tânărul acela, nepăsător ca un creol pentru tot ce se petrece în lume, mă rugă să-l învăț să citească și să scrie, ca să poată să-i scrie Virginiei și să citească ce-i scrie ea. Apoi voi să învețe geografia, ca să-și facă o idee despre țara unde se dusese ea, și istoria, ca să cunoască moravurile societății în mijlocul cărei avea să trăiască. Tot astfel, prin iubire, se perfecționase în agricultură și în arta de a potrivi în chip plăcut locurile cele mai diferite. Fără îndoială că oamenii datorează cele mai multe științe și arte mulțumirilor ce le dă această pasiune arzătoare și neliniștită. Și din lipsurile ei, din durerile ei, s-a născut filozofia care ne învață să ne mângâiem de toate. Astfel, natura creând iubirea, legătura tuturor ființelor, a făcut-o cel din tâi îndemn al societăților noastre.
și motivul bunurilor și plăcerilor noastre. Lui Paul nu-i plăcu mult geografia, care, în loc să ne descrie natura fiecarei țări, ne arată numai diviziunile ei politice. Nici istoria, și mai cu seamă istoria modernă, nu-l interesa. Vedea în ea numai nenorociri generale și periodice, ale căror cauze nu le înțelegea. Războaie fără cuvânt și fără obiect, intrigi întunecoase, națiuni fără caracter și prinți inumani. Mai mult îi plăcea citirea romanelor, care, ocupându-se mai cu seamă de emoțiile și de interesele oamenilor, îi arătau uneori situații asemănătoare cu a lui. Nici o carte nu-i plăcu mai mult ca Telemac, prin tablourile sale de viață câmpenească și de pasiuni naturale inimii omenești. Citea mamei sale și doamnei de la tur părțile care îl priveau mai mult și atunci, mișca de amintiri, vocea ei se stingea și din ochii picurau lacrimi. Părea că găsește în Virginia demnitatea și înțelepciunea Antiopei, cu nenorocirile și dragostea Euharisei. Nu-i plăcură romanele la modă, pline de moravuri și de maxime ușuratice, și când află că aceste romane descriau fidel societatea din Europa, se temu pe drept cuvânt de altfel ca Virginia să nu se corupă în mijlocul ei și să-l uite. Trecuse un an și jumătate, fără ca doamna de la tur să primească vești de la mătușa sau de la fiica sa. Aflase numai de la niște străini că Virginia ajunsese cu bine în Franța. În sfârșit, primi cu un vas care se ducea în Indii, un pachet și o scrisoare scrisă de mâna Virginiei. Cu toate că fata îngăduitoare și bună ocolea să spună, ea pricepu că era foarte necăjită. Scrisoarea ei izugrăvea așa de bine situația și caracterul, încât am învățat-o pe din afară. Prea scumpă și prea iubită mamă, ți-am scris mai multe scrisori cu mâna mea și deoarece n-am primit încă niciun răspuns, mi-e teamă că nu le-ai primit. Sper că pe aceasta o vei primi, căci am luat măsuri spre a vă trimite vești și a primi răspuns de la voi. Am plâns mult când ne-am despărțit, eu care nu plânsesem decât numai pentru necazurile altora. Mătușa mea s-a mirat tare când i-am spus că nu știu nici să citesc, nici să scriu. M-a întrebat ce am învățat de când sunt pe lume și când i-am răspuns că am învățat să îngrijesc de casă și să-ți fac voile, mi-a spus că am primit o educație de servitoare. M-a pus chiar de-a doua zi în închisoare într-o mănăstire mare de lângă Paris, unde am fel de fel de profesori care mă învață, între altele, istorie, geografie, gramatică, matematică și să călăresc. Dar am așa de slabe înclinări către aceste științe, încât profesorii aceștia nu vor fi de mare folos. Simt că sunt o biată ființă cu puțin spirit, cum mă și lasă ei să înțeleg. Cu toate acestea, mătușa mea este foarte bună cu mine. Îmi face rochii noi de 4 ori pe an. Mi-a dat 2 servitoare care sunt gătite ca niște doamne. Mi-a dat titlul de contesă, dar mi-a zis să renunț la numele de la tur, care mi-era atât de scump ca și ție, pentru tot ce mi-a istorisit despre greutatea ce a îndurat tata spre a lua în căsătorie. Ți-a înlocuit numele de soție cu numele de familie, care mi-e tot scump, căci a fost al tău când erai fată. Văzându-mă așa fericită, am rugat-o să-ți trimită ceva ajutor. Cum să-ți spun ce mi-a răspuns? Dar mi-ai zis să spun totdeauna drept. Mi-a răspuns că de ți-ar trimite puțin, nu ți-ar folosi la nimic și că în viața simplă ce duci, de a-i avea mult, n-ai ști ce să faci cu el. Am căutat întâi să pun pe altcineva să vă scrie, deoarece eu nu știam, dar neavând aici pe nimeni în care să am încredere, cum am sosit, am început să învăț să citesc și să scriu. Am muncit ziua și noaptea și Dumnezeu mi-a ajutat să învăț repede. Am însărcinat cu trimiterea celor din tâi scrisori ale mele pe doamnele din jurul meu, dar cred că ele le-au dat mătușii. De data asta am rugat-o pe prietenă din mănăstire și vă rog să-mi scrieți pe adresa ei pe care vă notez aici. Mătușa mea mi-a interzis să corespondesc cu cineva. Lucru care ar împiedica, zice ea, planurile mari ce le are pentru mine. Numai ea poate să vină să mă vadă și un prieten al ei care zice că ține mult la mine. Drept să spun, mie nu-mi place de el deloc. Trăiesc în mijlocul bogățiilor și n-am niciun ban în pungă. Se zice că nu e bine să am bani în mână. Chiar rochile sunt ale servitoarelor mele care se ceartă pe ele.
În semnul bogățiilor, sunt mai săracă decât când eram lângă dumneata, căci nu am nimic de dat. Când am văzut că atâtea lucruri ce mă învață aici nu mă ajută să fac nici cel mai mic bine, am început să lucrez cum m-a învățat dumneata. Îți trimit dar câteva perechi de ciorap făcuți de mine pentru dumneata și pentru mama Margareta, o bonetă pentru Doming și o batistă roșie de-a mea pentru Maria. Pe lângă acestea, mai trimit sâmburi din fructele ce am mâncat eu și semințe din tot felul de arbori pe care le-am strâns când aveam vreme în parcul mănăstirii. Am mai pus și câteva semințe de micșunele, de margaritar, de mac, de albăstrele pe care le-am cules de pe câmp. Prin livezile din țara asta sunt flori mai frumoase decât pe la noi. Dar cine se uită la ele? Sunt încredințată că dumneata și mama Margareta veți fi mai mulțumite de acest săculeț cu semințe decât de sacul cu bani care a fost pricina despărțirii noastre și a lacrimilor mele. Mare îmi va fi bucuria dacă vei avea odată mulțumirea să vezi meri crescând lângă bananii noștri și fagi amestecându-și frunzele cu ale cocotierilor. Te-ai crede în Normandia, pe care o iubești așa de mult. Mi-ai zis să-ți spun bucuriile și necazurile ce le întâmpin. Bucurie nu mai simt de când sunt departe de voi, iar tristețile le îndulcesc gândindu-mă că sunt într-un post în care m-ați pus prin voia lui Dumnezeu. Dar cea mai mare mâhnire ce simt este că aici nimeni nu-mi vorbește și nici nu pot vorbi cu nimeni despre voi. Servitoarele mele, ori mai bine zis ale mătușii mele, căci mai mult ale ei sunt decât ale mele, îmi zic când caut să aduc vorba despre lucrurile ce-mi sunt dragi. Domnișoară, adu-ți aminte că ești franceză și că trebuie să uiți țările sălbatice. Mai bine m-aș uita pe mine decât locul unde m-am născut și unde trăiești tu, mamă. Țara asta este sălbatică pentru mine, căci trăiesc singură, neavând cui împărtăși iubirea ce-ți voi purta până în mormânt, dragă și mult iubită mamă. Prea supusa și iubitoarea ta fiică, Virginia de la Tour. Fiți bun cu Maria și Doming, care m-a îngrijit când eram copilă. Mângâiați-l pentru mine pe Fidel, care m-a găsit în pădure când mă pierdusem. Paul se miră mult că Virginia nu vorbea despre el deloc, ea care nu uitase nici pe câinele casei. Dar nu știa că, oricât de lungă ar fi scrisoarea unei femei, ea tot nu-și spune gândurile cele mai tainice și scumpe până la sfârșit. Într-un post scriptum, Virginia îi recomanda îndeosebi lui Paul două feluri de semințe, cele de micșunele și cele de scabie. Îi spunea caracteristicile acestor plante și locurile mai bune spre a fi semănate. Micșuneaua, îi zicea ea, produce o floare mică, violet închis. Ei îi place să se ascundă prin tufișuri, dar mirosul ei încântător te face să o descoperi îndată. Îi mai zicea să o semene lângă fântână, la rădăcina cocotierului. Scabia, urmă ea, are o floare albastră și cu fundul negru stropit cu alb. Parcă ar fi cernită. De aceea se și numește floarea văduvei. Ei îi plac locurile bătute de vânturi. Se ruga să o semene pe stânga unde vorbise cu el noaptea pentru întâia oară și stâncii să-i zică de acum înainte, pentru dragostea ei, stânca despărțirii. Ea pusese aceste semințe într-o punguliță a cărei țesătură era foarte simplă, dar care păru fără preț lui Paul când văzu un P și un V împletite din păr, pe care îl recunoscu după frumusețe că era al Virginiei. Scrisoarea acestei simțitoare și virtuoase fete făcu pe toată familia să verse lacrimi. Mama sa îi răspunse în numele tuturor să rămână acolo ori să se întoarcă, după cum voia, încredințându-o că toți pierduseră cea mai bună parte din fericire de când plecase ea și că dânsa îndeoseb era nemângâiată. Paul îi scrise o scrisoare foarte lungă în care o încredință că va face ca grădina să fie vrednică de ea, și că va amesteca plantele din Europa cu cele din Africa, după cum împletise ea inițialele lor pe pungă. Îi trimise fructe din cocotierii de la fântână, care erau bine coapte. Nu mai trimitea, adăugă el, nicio altă sămânță din insulă, pentru ca dorința de a-i vedea fructele să o determine să se întoarcă mai repede. O rugă să asculte cât mai curând dorințele arzătoare ale familiei și ale ei însăși, deoarece el unul nu mai putea gusta nicio bucurie departe de ea.
Paul semănă cu mare grijă semințele europene și mai cu seamă micșunelele și scapile, ale căror flori păreau a avea oarecare asemănare cu caracterul Virginiei, care îi le recomandase cu atâta căldură. Dar fie că se stricaseră pe drum, fie clima acestei părți a Africii nu le pria, numai câteva răsăriră și nici acelea bine. Cu toate acestea, invidia, care iese în calea fericirii oamenilor, mai cu seamă în coloniile franceze, răspândi în insulă vești care îl nelinișteau mult pe Paul. Oamenii de pe vasul care adusese scrisoarea Virginiei spuneau că era pe cale să se mărite și spuneau și numele unui senior de la curte care era să o ia de soție. Unii ziceau chiar că se și măritase și că fusese martor la nuntă. Întâi, Paul nu luă în seamă veștile aduse de un vas de comerț, care răspândește ades știri false pe unde trece. Dar, deoarece mai mulți locuitori din insulă, printr-o milă fățarnică, îl plângeau, a început și el să creadă întrucândva. De altfel, într-unele romane pe care le citise, văzuse trădarea luată drept glumă. Și deoarece știa că în aceste cărți erau prezentate destul de clare adevăratele moravuri ale Europei, se temu că și fica doamnei de la Tur se va fi schimbat și că uitase vechile făgăduieli. Mai multe vase care sosiră din Europa timp de 6 luni nu aduseseră niciunul vești despre Virginia și aceasta îi spori și mai mult temerile. Sărmanul tânăr, tulburat astfel, venea des la mine spre întării, orgonii, neliniștea, prin experiența mea între ale lumii. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 10. Locuiesc, cum ți-am spus, la o depărtare de vreo leghe de aici, pe malul unui râuleț ce curge de-a lungul muntelui lung. Acolo petrec singur, fără nevastă, fără copii și fără sclavi. După rara fericire de a găsi o soție cu care să mă potrivesc, starea cea mai puțin nefericită e fără îndoială traiul singur. Oricare om care se plânge de oameni caută singurătatea. E chiar vrednic de luat în seamă că toate popoarele distruse prin păreri, moravuri sau guverne au produs numeroși cetățeni cu totul devotați singurătății și celibatului. Așa au fost egiptenii în decadență, grecii din Imperiul de Jos și așa sunt acum în zilele noastre indienii, multe popoare din miază zi și de la răsăritul Europei. Singurătatea îl aduce pe om la fericirea firească, depărtând de el nenorocirea socială. În mijlocul societăților noastre, împărțite prin atâtea prejudecăți, inima e mereu tulburată. În ea se învârt necontenit mii de păreri contradictorii cu care membrii unei societăți ambițioase și ticăloase caută a se subjuga unii pe alții. Dar în singurătate, ea se dezice de aceste amăgiri străine care o tulbură, își reia sentimentul simplu de ea însăși, sentimentul naturii și autorului ei. Tot astfel, apa tulburea unui torent care distruge câmpiile când se revarsă în vreun bazin mic ce se află pe cursul său, își lasă noroiul în albia sa, își reia limpezimea dinainte și, făcându-se iar străvezie, lasă să se oglindească în ea malurile, verdeața pământului și lumina cerului. Singurătatea restabilește și armoniile corpului ca și pe cele ale inimii. Între cei singuratici se găsesc oamenii care merg mai departe pe drumul vieții. Așa sunt brahmanii din India. În sfârșit, o cred așa de necesară fericirii în lume, încât mi se pare cu neputință de a gusta plăcere trainică, de orice simțământ ar fi, ori de a ne ghida purtarea după vreun principiu statornic, dacă nu ne facem o singurătate lăuntrică, de unde părerile noastre să iasă, dar și unde ale altora să nu intre niciodată. Totuși, nu vreau să zic că omul trebuie să trăiască cu totul singur. El e legat prin nevoi de tot neamul omenesc. Își datorează, prin urmare, toate lucrările oamenilor și restului naturii. Dar, deoarece Dumnezeu a dat fiecăruia din noi organe desăvârșit potrivite cu elementele locului în care trăim, picioare pentru pământ, plămâni pentru aer, ochi pentru lumină, fără să putem schimba menirea acestor simțuri, și-a păstrat sieși care e autorul vieții inima, care e organul de căpetenie. Așadar, îmi petrec zilele departe de oamenii pe care am vrut să-i servesc, dar care m-au prigonit.
După ce am străbătut o mare parte din Europa și câteva cantoane din America și din Africa, m-am stabilit în această insulă puțin locuită, încântat de blânda temperatură și de singurătatea ei. Un bordei ce mi-am ridicat în pădure, la rădăcina unui copac, un petic de loc desțelenit cu mâinile mele, o gârlă care curge pe lângă ușa mea, îmi mulțumesc nevoile și plăcerile. Mai am și câteva cărți care mă învață să fiu mai bun. Ele fac ca lumea pe care am părăsit-o să-mi servească la fericire, căci mi-arată tablouri ale pasiunilor care fac ca locuitorii ei să fie așa de ticăloși și, prin comparația ce fac între soarta lor și a mea, mă fac să mă bucur de o fericire negativă. Ca un om scăpat de mic pe o stâncă, mă uit din singurătatea mea la furtunile care se stârnesc în restul lumii. De când oamenii nu mai stau în cale și, de când nu le mai stau nici eu în drum, nu-i mai urăsc, ci îi plâng. Dacă întâlnesc vreun om necăjit, caut să-i vin într-ajutor prin sfaturi, după cum un trecător pe marginea unui torent întinde mâna unui om care se înneacă. Dar numai nevinovăția mi-a ascultat glasul. În zadar cheamă natura la dânsa restul oamenilor. Fiecare își face din ea câte o icoană pe care o îmbracă cu pasiunile sale. Toată viața urmărește fantoma aceasta zadarnică care îl rătăcește și apoi se plânge cerului de greșeala sa. Printre mulți oropsiți pe care am încercat uneori să-i aduc chiar la natură, n-am găsit unul care să nu se fi îmbătat de propriile sale ticăloșii. Întâi mă ascultau cu luarea minte, sperând că eu voi ajuta să dobândească glorie ori avere, dar când vedeau că încercam să-i învăț să se lipsească de ele, li se părea că eu sunt rău, deoarece nu alergam după nenorocita lor fericire. Râdeau de viața mea singuratică, ziceau că numai ei sunt folositori oamenilor și încercau să mă trească în vârtejul lor. Dar eu le spun tuturor ce cred și nu mă las în voia nimănui. Adesea mi-ajunge să mă uit la mine însumi și mă iau drept lecție. Mă gândesc în liniștea de acum la tulburările trecute ale vieții mele, cărora le dădeam atunci așa de mare preț. Protecții, avere, reputație, plăcerile și părerile care se luptă pe tot pământul. Pun în cumpănă atâți oameni pe care i-am văzut certându-se cu atâta furie pentru aceste amăgiri și care nu mai sunt acum, cu valurile râului meu înspumat care se sparg de stâncile albiei sale și pierd fără să se mai întoarcă vreodată înapoi. Eu unul mă las târât în pace de fluviul timpului către oceanul viitorului care nu mai are țărm, și prin priveliștea armoniilor actuale ale naturii, mă ridic către autorul său și sper într-o altă lume, o mai fericită soartă. Cu toate că din locuința mea de pustnic, ce se află în mijlocul pădurii, nu se zărăște mulțimea de lucruri ce ne arată înălțimea locului unde ne aflăm acum, totuși și acolo sunt lucruri interesante, mai cu seamă pentru un om căruia îi place, cum îmi place mie, mai mult să se gândească. Gârla care curge prin fața ușii mele străbate pădurea de dreptul, astfel încât parcă ar fi un canal lung umbrit de copaci cu tot felul de frunze. Se găsesc tatamaci, lemn de abanos, lemn de măslin, de scorțișoară. Boschetele de palmieri își ridică aici și colo coloane goale și lungi de mai bine de 100 de picioare, care au în vârf un buchet de palmi și care par, deasupra celorlalți copaci, că sunt o pădure plantată peste altă pădure. Aici sunt liane cu felurite frunze, care se repet de la un copac la altul, formând aici arcade de flori, colo lungi perdele de verdeață. Mirosuri frumoase ies din cei mai mulți copaci și aceste mirosuri sunt atât de pregnante, încât omul care trece prin pădure miroase câteva ceasuri după ce a ieșit. Pe vremea când înfloresc, ai zice că sunt plin de zăpadă. La sfârșitul verii vin mai multe feluri de păsări din locuri necunoscute, de dincolo de mările nemărginite, să strângă grăunțele plantelor din această insulă și își amestecă cu verdeața copacilor, pârlită de soare, strălucirea culorilor lor. Sunt mai multe feluri de papagali mici, porumbei albaștri, cărora aici le zice porumbei olandezi. Maimuțele, locuitorii acestor păduri, se joacă printre crengile lor întunecoase, de care se deosebesc prin părul lor surverzui și fața lor neagră. Unele se agață de coadă și se leagă în aer,
altele sar din cracă în cracă cu pui în brațe. Nici când pușca ucigașă nu i-a speriat pe acești copii liniștiți ai naturii. Nu auzi decât strigăte de bucurie, ciripirile și cântecele necunoscute ale câtorva păsări din pământul austral, pe care îl repetă departe ecourile pădurii. Râul curge repede pe un pad de stânci printre copaci, oglindește aici și colo în apele limpezi grămezi bătrâne de verdeață și umbră și jocurile fericiților lor locuitori. La 1000 de pași depărtare se azvârlă de pe mal, de pe mai mulți versanți stâncoși și formează o perdea de apă care se sfărâmă căzând în valuri de spume. Mii de zgomote ies din apă și sunt răspândite de vânt prin pădure când se duc departe, când se apropie toate odată de te asurzesc ca sunetele clopotelor unei catedrale. Aerul, schimbat fără încetare de mișcarea apelor, dă pe malurile acestui râu, cu toată căldura verii, o verdeață și o răcoare pe care o găsești rar în insulă, chiar și pe vârfurile munților. Mai departe de cascadă se află o stâncă de unde nu se aude așa de tare geamătul apelor, dar de la care le vezi, le auzi murmurul și le simți răcoarea. Acolo ne duceam adesea când era mai cald și mâncam la umbra stâncii. Doamna Dolatur, Margareta, Virginia, Paul și eu. Virginia făcea tot ce făcea spre binele altuia și de aceea nu mânca un fruct la țară fără să-i semene sâmburii. Din sâmburii aceștia, zicea ea, or să iasă pomi, care vor hrăni vreun călător sau cel puțin vreo pasăre. Într-o zi, după ce mâncase un papaya la poalele stâncii acesteia, îi puse semințele în pământ. Curând după aceea, crescură mai mulți, printre care unul de parte femeiască, adică care dă roade. Acest pom abia venea până la genunchiul Virginiei când a plecat, dar deoarece crește iute, peste 2 ani era înalt de 20 de picioare și trunchiul era înconjurat sus de mai multe rânduri de poame coapte. Paul, ducându-se din întâmplare pe acolo, rămase mirat, văzând pomul care crescuse dintr-un grăunte pe care îl semănase prietena sa, și în același timp fu cuprins de o adâncă întristare, căci și-a dus aminte de câtă vreme lipsea. Lucrurile pe care le vedem des nu ne arată viteza cu care trece viața. Ele îmbătrânesc odată cu noi, pe nesimțite. Dar cele pe care le vedem deodată, după ce le-am pierdut din vedere mai mulți ani, ne arată iuțeala cu care se scurge fluviul zilelor noastre. Paul se miră și se tulbură când văzu pomul cel mare și încărcat de fructe, la fel cum se miră și se tulbură călătorul după ce lipsește mult din țara lui, că nu mai vede oamenii de pe vremea lui și îi vede pe copiii pe care îi lăsase sugând, ajunși părinți. Vreau să-l taie, pentru că îi aducea aminte de timpul ce trecuse de la plecarea Virginiei, dar pe urmă îl prețui ca pe un monument al binefacerii ei. Îi sărută trunchiul, vorbindu-i, spunându-i cuvinte pline de iubire și de părere de rău. O, copac, a cărui posteritate se mai află și acum în păturile noastre, eu m-am uitat la tine cu mai mult interes și venerație decât la arcurile de triumf ale romanilor. Dea Dumnezeu ca natura, care nimicește în fiecare zi monumentele ambiției regilor, să înmulțească în pădurile noastre pe cele ale binefacerii unei biete fete. Știam că la rădăcina acestui pom îl găseam pe Paul când venea încoace. Într-o zi îl găsi plin de melancolie și vorbi cu el. Ți-aș spune ce am vorbit, nu mi-ar fi teamă că ți se urăște cu vorba mea lungă, care e de iertat însă față cu vârsta și cu ultima mea prietenie. Îți voi spune tot în formă de dialog, ca să judeci ce bun simți firesc avea băiatul acela. Îmi zice, sunt tare mâhnit, domnișoara Dolatur a plecat de 2 ani și 2 luni și de 8 luni și jumătate nu ne-a mai scris. Ea e bogată, eu sunt sărac, m-a uitat. Îmi vine să mă îmbarc, m-aș duce în Franța, aș servi regelui, aș face avere și mătușa sa mi-ar da o de soție când aș ajunge senior mare. Bătrânul. O, dragul meu, nu mi-ai spus că nu ești de neam? Paul. Așa mi-a spus și mie mama, dar sunt și eu ca toată lumea. N-am nici mai mult, nici mai puțin decât alții. Bătrânul. Nu e așa. Faptul că nu ești de neam nu îți permite în Franța să ajungi ceva. Bancă nici nu poți fi primit în niciun grup distins. Paul,
Mi-ai spus de mai multe ori că una din cauzele măririi Franței a fost faptul că până și omul cel mai de jos putea ajunge orice. Și chiar mi-ai vorbit de mai mulți oameni vestiți care porniseră de jos și totuși au făcut onoare patriei lor. Vroiai oare să-mi amăgești curajul că mi-ai spus așa? Bătrânul: fiul meu, ți-am spus adevărul asupra vremurilor trecute, dar acum lucrurile s-au schimbat. Acum în Franța toate sunt venale, toate sunt astăzi patrimoniul unui număr mic de familii. Regele este un soare pe care cei mari și grupurile îl înconjoară ca niște nori. E aproape cu neputință ca vreuna una din razele lui să cadă asupra-ți. Odinioară, într-o administrație mai puțin încurcată, s-au văzut asemenea fenomene. Atunci talentele și meritul s-au dezvoltat din toate părțile, ca niște pământuri noi care, desțelenindu-se, produc tot felul de bunuri. Dar regii cei mari, care știu să cunoască pe oameni și să-i aleagă, sunt rari. Regii cei slabi se lasă să fie conduși de cei mari și de cei care îi înconjoară. Paul: dar poate voi găsi și eu unul dintre cei mari care să mă ocrotească. Bătrânul: ca să fii ocrotit de cei mari, trebuie să le servești ambiția ori plăcerile. Nu vei izbuti niciodată, căci nu ești de neam și ești un om cum se cade. Paul: dar voi face fapte atât de curajoase, voi fi așa de credincios cuvântului ce voi fi dat și așa de exact la datorie, așa de zelos și de statornic în prietenie, încât voi merita să fiu adoptat de vreunul din ei, cum am văzut în istoria veche pe care mi-ai dat-o să o citesc. Bătrânul: o, dragul meu, la greci și la romani, chiar pe vremea decadenței lor, cei mari respectau virtutea, dar noi am avut o grămadă de oameni celebri de tot soiul, ieșiți din popor, și nu știu să fi fost vreunul pe care să-l fi adoptat vreo casă mare. Virtutea fără rege ar fi osândită în Franța să fie veșnic plebeiană. După cum ți-am spus uneori, o cinstesc când o văd, dar azi distincțiile de odinioară nu se mai acordă decât pentru bani. Paul: de nu voi găsi pe cineva mare, voi căuta să plac cuiva. Voi căuta să mă pătrund cu totul de spiritul și părerile sale. Mă voi face iubit. Bătrânul: va să zic că vei face ca și ceilalți oameni, te vei lepăda de conștiință ca să ajungi la avere. Paul: o, nu, voi căuta numai adevărul. Bătrânul: în loc să te faci iubit, o să te faci urât. De altfel, cei care conduc se interesează foarte puțin de descoperirea adevărului. Ambițiosului puțin îi pasă de orice părere, numai să guverneze. Paul: ce nenorocit sunt! Toate mă resping, sunt osândit să-mi petrec viața lucrând ceva obscur, departe de Virginia. Și oftă adânc. Bătrânul: Dumnezeu să-ți fie unic patron și neamul omenesc corpul, fi legat necontenit de unul și altul. Familiile, corpurile, popoarele, regii au prejudecăți și patimi, trebuie să-i servești prin vicii. Dumnezeu și neamul omenesc ne cer numai virtuți. Dar de ce vrei să fii deosebit de ceilalți oameni? Acest simțământ nu e firesc, pentru că de l-ar avea, fiecare s-ar certa cu vecinul său. Mulțumește-te să-ți împlinești datoria în starea în care te-a pus providența. Binecuvintează soarta care ți îngăduie să ai o conștiință a ta și care nu te silește ca pe cei mari să-ți pui fericirea în părerile celor mici și ca cei mici să te târăști sub cei mari ca să ai cu ce trăi. Stai într-o țară și într-o condiție în care, ca să trăiești, nu trebuie nici să înșeli, nici să lingușești, nici să te înjosești, așa cum fac cei mai mulți din cei care caută avere în Europa. Unde felul de a fi nu te oprește să ai virtuți, unde poți fi bun, adevărat, sincer, instruit, răbdător, cumpătat, curat, îngăduitor, cucernic, fără ca ceva ridicol să vină să-ți veștejească înțelepciunea aceea abia în floare. Cerul ți-a dat libertate, sănătate, conștiință curată și prieteni. Regii, a căror favoare ai dori-o, nu sunt așa de fericiți. Paul: ah, îmi lipsește Virginia, fără ea n-am nimic, dar fi ea aici aș avea tot. Ea e neamul, gloria și averea mea. Dar deoarece mătușa ei vrea ca ea să ia de bărbat un om cu nume mare și deoarece cu studii și cărți te faci învățat și celebru, mă duc să studiez. Voi dobândi știință, voi servi cu folos patria cu inteligența mea, fără să fac rău nimănui și fără să depind de cineva. Voi deveni vestit și gloria îmi voi fi făcut-o singur. Bătrânul: fiul meu,
Talentele sunt și mai rare decât neamurile mari și decât bogățiile și fără îndoială sunt bunuri mai mari, pentru că nimeni nu poate să ți-l răpească și pentru că pretutindeni ne face să fim stimați de toți, dar costă scump. Nu le poți dobândi decât cu lipsuri de tot felul, printr-o sensibilitate aleasă care ne face nenorociți înăuntru și în afară, prin prigonirile contemporanilor noștri. Omul de legi nu pismuiește în Franța gloria militarului, nici militarul pe a marinarului, dar toată lumea îți va tăia drumul pentru că toată lumea crede că are spirit. Îi vei servi pe oameni, zici, dar cel care face ca un pământ să producă un snop de grâu mai mult, le face mai mare serviciu decât cel care le dă o carte. Paul, oh, cea care a semănat aici papaierul acesta a făcut locuitorilor pădurilor un dar mai folositor și mai bun decât dacă le-ar fi dat o bibliotecă. Și în același timp, luă pomul în brațe și îl sărută cu drag. Bătrânul, cea mai bună carte, care nu predică decât egalitate, prietenie, umanitate și înțelegere, Evanghelia, a servit timp de veacuri ca pretext furiilor europenilor. Câte tiranii publice și private nu se exercită și acum în numele ei? După aceea, cine se va lăuda că va fi folositor oamenilor cu o carte? Adu-ți aminte care a fost soarta celor mai mulți filozofi care au predicat înțelepciunea. Homer, care a îmbrăcat-o în versuri așa de frumoase, a cerut de pomană cât timp a trăit. Socrate, care a dat atenienilor așa de plăcute lecții prin discursurile și prin moravurile sale, a fost otrăvit de ei, în chip juridic. Sublimul său discipol Platon fu dat sclav chiar din ordinul prințului care îl proteja. Și înaintea lor, Pitagora, care își întindea mila până asupra animalelor, a fost ars de viu de către crotoniați. Mai încă cele mai multe din aceste nume ilustre au ajuns până la noi, blamate prin satire care îi caracterizează, căci recunoștinței omenești îi place să-i prezinte astfel. În mulțime, numai gloria unora a ajuns curată până la noi, a celor care au trăit departe de societatea contemporanilor lor, asemeni statuilor pe care le scot întregi din câmpiile Greciei și Italiei și care, fiind îngropate în fundul pământului, au scăpat de furia barbarilor. Vezi dar că trebuie multă virtute și trebuie să fii gata să jertfești chiar și viața ca să dobândești gloria furtunoasă a literelor. De alminteri, crezi oare că gloria aceasta interesează în Franța pe oamenii bogați? Ce le pasă lor de oamenii de litere, cărora știința nu le aduce nici demnități în patria lor, nici guvernăminte, nici intrare la curte? În veacul acesta nepăsător, afară de avere și voluptate, sunt persecuții puține, dar inteligența și virtutea nu te duc la nimic distins, pentru că în stat totul e prețuit cu ajutorul banilor. Odinioară găseau răsplată asigurată în deosebitele locuri din biserică, din magistratură și administrație. Azi nu slujesc decât să facă cărți. Dar acest fruct, puțin prețuit de oamenii din lumea mare, e totdeauna vretnic de originea sa cerească. Acestor cărți le-a scris să dea străluciri virtuții ascunse, să-i mângâie pe cei nefericiți, să lumineze națiunile și să spună adevărul chiar regilor. Ele sunt fără îndoială felul cel mai potrivit cu care cerul poate să cinstească pe un muritor pe pământ. Care om nu uită de nedreptate ori de disprețul celor cu avere, când se gândește că opera sa va trece din veac în veac și de la națiune la națiune, slujind drept barieră greșelii sau tiranilor și că din sânul întunericului în care a trăit va țâșni o glorie care va șterge pe mai multor regi, ale căror monumente pier în uitare cu toate lingușirile care îi ridică și îi laudă. Paul, ah, aș dori gloria aceasta numai ca să o răspândesc asupra Virginiei și să o fac scumpă universului întreg. Dar dumneata care știe atâtea lucruri, spune-mi, ne vom cununa amândoi ori nu? Aș dori să fiu învățat cel puțin ca să cunosc viitorul. Bătrânul, cine ar mai vrea să trăiască fiul meu dacă ar ști viitorul? O singură nenorocire pe care o prevedem ne îngrozește și ne neliniștește. Vederea unei nenorociri singure, sigure, ar otrăvi toate zilele care ar mai fi până la ea. Nu trebuie nici chiar să cercetăm prea cu deamănuntul ceea ce ne înconjoară și cerul, care ne dă cugetarea ca să ne prevedem nevoile, ne-a dat nevoile ca să ne mărcinească cugetarea. Paul, zici că cu bani dobândești în Europa demnități și onoruri. Mă voi duce să mă îmbogățesc în Bengal ca să plec să o iau de soție pe Virginia la Paris. Am să pornesc spre Bengal. Bătrânul, ai fi în stare să părăsești pe mama ei și pe adumitale? Paul, chiar dumneata m-ai sfătuit să mă duc în Indii. Bătrânul, atunci era Virginia aici.
dar acum ești unicul sprijin al mamei tale și al mamei ei. Paul, Virginia le va ajuta prin ruda sa cea bogată. Bătrânul, bogații nu ajută decât pe cei care le fac cinste în lume. Au rude mult mai de plâns decât doamna de la Tur, care, nefiind ajutată de ele, își sacrifică libertatea ca să dobândească pâine și își petrec viața închise prin mănăstiri. Paul, ce țară e și Europa! Trebuie ca Virginia să se întoarcă cu orice preț. Ce nevoie are ea de rude bogate? Era așa de mulțumită în colibele acestea, așa de frumoasă și de gătită cu o basma roșie ori cu flori pe cap. Întoarce-te, Virginia, părăsește casele înalte și măririle. Întoarce-te între stâncile acestea, la umbra pădurilor de aici și a cocotierilor noștri. Vai, acum poate că ești necăjită. Și începu să plângă. Tată, nu mi-ascunde nimic, dar nu-mi poți spune dacă voi lua pe Virginia de soție, cel puțin spune-mi dacă mă mai iubește în mijlocul oamenilor mari care vorbesc cu regele și care se duc să o vadă. Bătrânul, o, scumpul meu, sunt încredințat că te iubește din mai multe motive, dar mai cu seamă pentru că e virtuoasă. Când auzi aceste cuvinte, îmi sări de gât plin de bucurie. Paul, dar crezi oare că femeile din Europa sunt false, cum sunt înfățișate în comediile și cărțile ce mi-ai dat să citesc? Bătrânul, femeile sunt false în țările în care bărbații sunt tirani. Pretutindeni, violența produce viclenie. Paul, cum poate fi cineva tiran al femeilor? Bătrânul, măritându-le fără să le întrebe și pe ele, pe fetele tinere cu câte un bătrân, pe femeile blânde cu oameni nepăsători. Paul, de ce nu însoară pe cei care se potrivesc? Pe tineri cu tinere, pe amanți cu amante. Bătrânul, vezi că cei mai mulți tineri din Franța n-au destul avere ca să se însoare și o dobândesc tocmai spre bătrânețe. Când sunt tineri, le corup pe nevestele vecinilor, când îmbătrânesc, nu mai pot fi iubiți de neveste. Au înșelat când erau tineri și înșală și pe ei când îmbătrânesc. Asta e una din reacțiile justiției universale care guvernează lumea. Un exces cumpănește totdeauna alt exces. Astfel, cei mai mulți europeni își petrec viața în această neorânduială. Neorânduială care sporește într-o societate cu cât se adună mai mult bogățiile asupra unui număr de capete. Statul seamănă cu o grădină în care pomii cei mici nu pot crește dacă sunt umbriți de prea mulți pomi mari, dar cu deosebire că frumusețea grădinii poate reuși dintr-un număr mic de pomi mari. Însă prosperitatea unui stat atârnă totdeauna de mulțime și de egalitatea supușilor, iar nu de numărul cel mic al bogaților. Paul, dar la ce trebuie să fii bogat ca să te însori? Bătrânul, ca să trăiești în belșug fără să faci nimic. Paul, de ce să nu lucreze? Eu lucrez. Bătrânul, vezi că în Europa munca cu mâinile te necinstăște, îi zice muncă manuală. Chiar lucrarea pământului e mai disprețuită decât toate celelalte. Un meseriaș e mai stimat decât un țăran. Paul, cum adică? Arta care hrănește pe oamenii disprețuită în Europa. Nu înțeleg. Bătrânul, o, nici nu poate un om crescut în mijlocul naturii să înțeleagă depravările societății. Îți poți face o idee despre rânduială, dar despre neorânduială, nu? Frumusețea, virtutea, fericirea au proporții. Urățenia, viciul și nenorocirea n-au? Paul, oamenii bogați sunt, cum văd eu, foarte fericiți. Ei nu întâmpină nicio piedică. Pot umple de plăceri pe cei pe care îi iubesc. Bătrânul, cei mai mulți sunt distruși de plăceri chiar prin faptul că le primesc cu prea mare ușurință. N-ai simțit că plăcerea odihnei o cumperi cu osteneală? A mâncării cu foame? A băuturii cu sete? Ei bine, plăcerea de a iubi și de a fi iubit se dobândește printr-o mulțime de lipsuri și de jertfe. Bogățiile răpesc bogaților acestor plăceri, înlăturându-le nevoile. Mai pune pe lângă urâtul care urmează după ce și-au săturat poftele, mândria care naște din bogăție și pe care cea mai mică lipsă o rănește, chiar și când cele mai mari mulțumiri nu le mai măgulesc. Parfumul la 1000 de trandafiri nu rezistă decât o clipă, dar durerea pe care o pricinuiește un singur ghimpede al lor ține mult după ce te-ai înțepat. Un rău în mijlocul plăcerilor e pentru bogați un spin în mijlocul florilor. Pentru cei săraci, dimpotrivă, e o plăcere în mijlocul relelor, o plăcere în mijlocul relelor e o floare în mijlocul spinilor. Ei gustă din plin mulțumirea pe care le dă această plăcere. Orice efect se mărește prin contrast. Natura a cumpănit tot.
Ce stare crezi că e mai plăcută? Să n-ai la ce să speri și să te temi de tot, ori să n-ai nimic de temut și să speri tot? Cea din tâi stare e starea celor bogați și a doua a celor săraci. Dar aceste extreme sunt deopotrivă de grele a fi suferite de către oamenii a căror fericire constă în mediocritate și virtute. Paul, ce înțelegi dumneata prin virtute? Bătrânul, fiule, tu care susții pe rudele tale prin muncă, nu ai nevoie să-i mai auzi definiția. Virtutea e efortul făcut asupra noastră înșine pentru binele altuia, cu gândul de a plăcea numai lui Dumnezeu. Paul, o, ce virtuoasă e Virginia! Virtutea a făcut-o să vrea să fie bogată ca să poată face bine. Virtutea a făcut-o să plece de aici și tot virtutea o Vasilii să se întoarcă. Gândul că se va întoarce curând a prinsă imaginația tânărului și toată neliniștea îi pierii. Virginia nu scrisese pentru că avea să se întoarcă. Nu dura mult drumul din Europa până acolo, dacă vântul era bun. Număra vasele care făcuseră acest drum de 4500 de leghe în mai puțin de 3 luni. Vasul pe care se îmbarcase ea nu va face mai mult de 2. Constructorii ajunseseră așa de savanți și marinarii așa de dibaci. Vorbea de chipul cum să o primească, unde să locuiască și ce plăceri îi păstra pentru fiecare zi când va fi soția lui. Soția lui, ideea aceasta îl încânta. Cel puțin, dumneata, tată, vei lucra numai de plăcere. Virginia fiind bogată, vom avea negri mulți care vor lucra în locul nostru. Vei fi mereu cu noi, neavând altă grijă decât a petrece și a te bucura. Și pleca acasă ca un nebun să ducă și familiei lui bucuria care îl îmbăta pe el. După mari speranțe, vin temeri mari. Pasiunile mari aruncă totdeauna sufletul în direcții opuse. Adesea, chiar de-a doua zi, Paul venea să mă vadă, trist. Îmi zicea, Virginia nu mai scrie deloc. Dacă ar fi plecat din Europa, mi-ar fi scris că pleacă. Veștile pe care le-am auzit despre ea sunt întemeiate. Mătușa ei a dat-o după vreun senior mare. Dragostea de bogăție a pierdut-o, ca pe atâtea altele. În cărțile care zugrăvesc așa de bine pe femei, virtutea e numai un subiect roman. Dacă Virginia ar fi fost virtuoasă, nu ne-ar fi lăsat singuri, pe mama sa și pe mine. În vreme ce eu îmi petrec viața gândindu-mă la ea, ea mă uită. Eu mă întristez și ea petrece. Ah, gândul acesta mă deznădăjduiește. Nu mai îmi place să lucrez, nu mai place să vorbesc cu nimeni. Să dea Dumnezeu să se pornească un război în India, m-aș duce să mor acolo. Fiul meu, îi răspunse eu, curajul care te aruncă în ghearele morții e curaj numai de o clipă, care e ades întărâtat de zadarnicele aplauze ale oamenilor. Dar e alt curaj mai rar și mai necesar, care ne face să îndurăm în fiecare zi, fără martori și fără laude, greutățile vieții. E răbdarea. Ea se sprijină nu pe părerea altuia ori pe îndemnul pasiunilor noastre, ci pe voința lui Dumnezeu. Răbdarea e curajul virtuții. Ah, zise el, va să zic că eu nu sunt virtuos. Pe mine toate mă îngenunchează și mă deznădăjduiesc. Virtutea, relua eu, totdeauna egală, statornică, neschimbătoare, nu e de partea omului. În mijlocul atâtor patim care ne tulbură, judecata ni se întunecă, dar sunt faruri la care putem aprinde iar flacăra. Aceste faruri sunt literele. Literele, fătul meu, sunt ajutorul venit din cer. Sunt razele înțelepciunii care guvernează universul pe care omul, inspirat de arta cerească, a învățat a le fixa pe pământ. Ca și razele soarelui, ele luminează, bucură, încălzesc, sunt un foc divin. Prin ele strângem în jurul nostru lucruri, locuri, oameni și timpuri. Ele ne aduc aminte regulile vieții omenești. Ele liniștesc pasiunile, înfrâng viciile, întărâtă virtuțile prin exemplele auguste ale oamenilor buni pe care îi celebrează și ale căror chipuri ni le pune totdeauna înainte. Sunt fiice ale cerului care se coboară pe pământ spre a fermeca necazurile neamului omenesc. Scriitorii cei mari pe care îi inspiră s-au iubit totdeauna în timpurile cele mai pline de suferință ale societăților, în timpurile de barbarie și în cele de depravare. Fătul meu, literele au mânguiat o mulțime de oameni mai necăjiți decât tine. Pe Xenofon, exilat din patria sa după ce a adus în ea 10.000 de greci. Pe Scipion Africanul, obosit de bârfirile romanilor. Pe Catilina, mâhnit de nerecunoștința curții sale.
Grecii, care erau așa de ingenioși, aduseră fiecarea dintre cele 9 muze care prezidează literele o parte din priceperea noastră spre a o guverna. Noi trebuie dar să le dăm pasiunile să ni le guverneze ca să le pună un jug, un frâu. Ele trebuie să îndeplinească în ce ne privește sufletul aceleași funcții pe care le împlinesc orele care înhămau și conduceau caii soarelui. Citește dar, fătul meu. Înțelepții care au scris înaintea noastră sunt călătorii care ne-au precedat pe cărările nenorocirii, care ne întind mâna și ne poftesc să ne unim cu ei când toate ne părăsesc. O carte bună e un prieten bun. Ah, zise Paul, nu aveam nevoie să știu să citesc când era Virginia aici. Nici ea nu studiase, dar când se uita la mine și îmi zicea prietenul ei, nu se putea să mai simt vreo tristețe. Negreșit, adăuga eu, nu e prieten mai plăcut ca o iubită care te iubește. Ba încă în femeie se află o veselie ușoară care risipește întristarea bărbatului. Grațiile ei fac să se stingă fantomele negre ale gândurilor. Pe fața ei găsești dulci atracții și încredere. Ce bucurie nu se pare și mai mare prin bucuria ei? Ce frunte nu se descrățește când zâmbește ea? Ce mânie mai poate ține când plânge ea? Virginia se va întoarce cu mai multă filozofie decât ai tu. Se va mira că nu va găsi grădina cu totul restabilită, căci ea cugetă numai și o înfrumusețează cu toate prigonirile mătușii sale departe de mama sa și de tine. Gândul că Virginia avea să se întoarcă în curând reînnoia curajul lui Paul și îl îndemna iar către ocupațiile câmpănești, fericit în mijlocul greutăților sale, că putea da lucrului o țintă care plăcea pasiunii sale. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia. Într-o dimineață de vreme, era 24 decembrie 1744, Paul s-a trezit și a văzut un steag alb arborat pe măgura descoperirii. Steagul semnala un vas care se zărea în largul mării. Paul a alergat în oraș să vadă dacă nu cumva sosiseră vești de la Virginia. A rămas acolo până la întoarcerea pilotului din port, care se dusese în recunoaștere, așa cum era obiceiul. Omul a revenit abia spre seară. I-a raportat guvernatorului că vasul se numește Saint-Geran, are 700 de butoaie și e comandat de un capitan pe nume domnul Aubin. Se afla la 4 leghe în larg și urma să ancoreze în port lui abia a doua zi după amiază dacă vântul era favorabil. Atunci, vântul nu sufla deloc. Pilotul i-a înmânat guvernatorului scrisorile aduse din Franța. Era și una pentru doamna de la Tur cu scrisul Virginiei. Paul a luat-o numai decât, a sărutat-o ca vrăjit, a pus-o în sân și a fugit spre casă. De departe, imediat ce și-a zărit familia care l-aștepta pe stânca despărțirii, a ridicat scrisoarea în sus, fluturând-o, căci nu putea să vorbească. S-au strâns imediat cu toții la doamna de la Tur ca să asculte lectura scrisorii. Virginia îi transmitea mamei sale că suferise multe necazuri din partea mătușii, apoi a dezmoștenit-o și a trimis-o înapoi în insulă într-un moment care nu-i permitea să ajungă acasă decât în perioada uraganelor. Încercase zadarnic să o facă să se răzgândească, explicându-i ce îi datorează mamei ei și locurile unde își petrecuse copilăria. Mătușa îi spusese că nu are minte și că i s-au urcat la cap romanele pe care le-a citit. Acum nu mai aștepta decât fericirea de a-și revedea și de a-și îmbrățișa familia și și-ar fi satisfăcut această dorință arzătoare chiar în acea zi dacă domnul capitan i-ar fi permis să se îmbarce pe șalupa pilotului. Dar acesta se opusese căci uscatul era prea departe și marea cam agitată, deși vântul nu sufla foarte tare. Abia terminase de citit scrisoarea că toată familia, înnebunită de fericire, a început să strige: "A sosit Virginia!" Servitorii și stăpânii s-au îmbrățișat cu toții, iar doamna de la Tur i-a spus lui Paul: "Fiule,
du-te și spune-i vecinului nostru că sosește Virginia. Domingo a aprins imediat o făclie și a pornit împreună cu Paul spre locuința mea. Era în jur de ora 10. Tocmai stinsesem lampa și mă culcasem când am zărit o lumină printre copacii palisadei din fața colibei mele. Imediat după aceea am auzit vocea lui Paul care mă striga. M-am sculat și abia m-am îmbrăcat că Paul, nebun de fericire și gâfâind de oboseală, mi-a sărit la gât și mi-a zis: "Haide, hai să mergem, a sosit Virginia, hai în port, vasul va ancora mâine de dimineață." Am pornit imediat la drum și în timp ce traversam pădurea de la Muntele Lung și ajunsesem deja la drumul care duce la Pamplemousse la port, am auzit pași în urma noastră. Era un negru care înainta grăbit. Când a ajuns în dreptul nostru, l-am întrebat de unde vine și unde se duce așa în fugă. Iar el a răspuns: "Vin din cartierul numit Pulbere de Aur. Am fost trimis în port să-l anunț pe guvernator că un vas din Franța a ancorat în apropiere de insula Ambră. Trage cutunul pentru a cere ajutor, căci marea este foarte agitată." După ce ne-a spus acestea, omul a plecat mai departe. Atunci eu i-am spus lui Paul: "Hai să mergem în cartierul Pulbere de Aur, să ieșim în întâmpinarea Virginiei. Este la numai 3 leghe de aici." Așadar, am pornit la drum spre nordul insulei. Era o căldură sufocantă. Luna se ridicase pe cer. În jurul ei se vedeau 3 cercuri mari, negre. Cerul era amenințător de întunecat. La lumina fulgerelor dese se vedeau vălătuci mari de nori groși, sumbri, la înălțime mică, care se înghesuiau spre mijlocul insulei și se năpusteau dinspre mare în viteză, deși nu se simțea nici cea mai mică adiere de vânt. În timp ce mergeam, ni s-a părut că am auzit un tunet, dar când am ascultat mai atent, ne-am dat seama că sunt lovituri de tun repetate de ecou. Loviturile de tun îndepărtate, combinate cu aspectul cerului de furtună, m-au făcut să tresar. Nu mă îndoiam că e semnalul de disperare al unui vas aflat în pericol. O jumătate de oră mai târziu nu s-a mai auzit nimic, iar această liniște mi s-a părut încă și mai înfricoșătoare decât zgomotul lugubru care o precedase. Mergeam grăbiți, fără să rostim vreun cuvânt, căci nu îndrăzneam să ne împărtășim temerile. Spre miezul nopții am ajuns la malul mării, în cartierul Pulbere de Aur. Valurile se spărgeau de țărm cu un zgomot înspăimântător, acopereau stâncile și bolovanii uriași cu spumă de un alb strălucitor și cu steluțe de foc. Cu toată bezna, distingeam la lumina acelor străluciri fosforescente pirogile pescarilor trase din timp pe nisip. Ceva mai departe de acolo, la intrarea în pădure, am văzut un foc, în jurul căruia se adunaseră mai mulți locuitori. Ne-am dus și noi acolo să ne odihnim în așteptarea zorilor. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. În timp ce ședeam lângă foc, unul dintre locuitori ne-a povestit că, după amiază, văzuse un vas în largul mării, purtat de curent spre insulă. Noaptea îl ascunsese apoi privirilor sale. La 2 ore după asfințitul soarelui, îl auzise cum trăgea cutunul cerând ajutor, dar marea era atât de agitată că nu s-a putut scoate nicio șalupă ca să-i vină în ajutor. Curând după aceea, i s-a părut că zărește felinarele lui aprinse și se temuse ca vasul, care se apropiase atât de mult de râu, să nu încerce să treacă între uscat și micuța insulă de Chihlimbar, luând-o spre colțul de miră, pe lângă care trec vasele care sosesc în portul lui. Dacă era așa, ceea ce el totuși nu putea afirma cu tărie, vasul era în cel mai mare pericol.
Altcineva a spus că traversase de mai multe ori canalul care separă insula Kihlimbar de coastă. Îl sondase și adâncimea era destul de bună, așa că vasul era în perfectă siguranță acolo, ca și când ar fi fost în cel mai bun port. Aș fi gata să-mi pun toată averea acolo și să dorm la fel de liniștit ca pe uscat, a spus el. Un al treilea a spus că e imposibil ca vasul să intre pe acest canal, pe care abia dacă îl pot naviga șalupele. Dădea asigurări că îl văzuse ancorat dincolo de insula Kihlimbar, astfel că dacă vântul va începe să sufle de dimineață, va putea decide dacă să se întoarcă în larg sau să intre în port. Alți oameni au venit și ei, fiecare cu părerea lui, în timp ce se ciorovăiau între ei, așa cum au obiceiul creolii cam trândavi, Paul și cu mine păstram o tăcere profundă. Am rămas acolo până în zori, dar era prea puțină lumină ca să putem distinge ceva pe mare, care de altfel era învăluită în ceață. Nu vedeam în larg decât un nor întunecat, despre care ni s-a spus că este insula Kihlimbar, situată la un sfert de leghe de coastă. În acea zi tenebroasă nu se zărea decât râul, unde eram noi, și câteva vârfuri de munte în interiorul insulei, ițindu-se din când în când din mijlocul norilor, care se învârteau de jur împrejurul lor. Pe la ora 7 dimineață am auzit în pădure răpăii de tope. Era guvernatorul, domnul de la Bordonnais, care sosea împreună cu un detașament de soldați înarmați cu puști și un mare număr de locuitori albi și de negri. Și-a plasat soldații pe mal și le-a ordonat să tragă toți deodată cu pușca. Abia au descărcat puștile și am și văzut o lumină pe mare, urmată aproape imediat de o lovitură de tun. Am apreciat că vasul e la mică distanță de noi și am alergat cu toții spre locul de unde se văzuse venind semnalul. Și atunci am deslușit prin ceață corpul și verigile mari ale vasului. Eram atât de aproape încât, cu tot zgomotul valurilor, auzeam fluierul capitanului, care comanda manevrele și vocile mateloților, care au strigat de 3 ori, "Trăiască regele!" Căci acesta este strigătul francezilor atât în pericol extrem, cât și de mare bucurie. Ca și cum atunci când sunt în pericol ar chema pe prințul lor în ajutor sau ar dori să arate că sunt gata să moară pentru el. Din momentul în care cei de pe Saint-Gerand au văzut că suntem gata să le acordăm ajutor, au continuat să tragă din tun din 3 în 3 minute. Domnul de la Bordonnais a spus să se aprindă focuri mari din loc în loc pe nisip și a trimis vorbă tuturor locuitorilor din apropiere să vină cu alimente, scânduri, cabluri, butoaie goale. Și imediat au apărut o mulțime de oameni însoțiți de negrilor, încărcați de provizii și de mâncare, venind din cartierul Pulbere de Aur, dinspre Rovin și de pe malurile râului Meterezelor. Unul dintre cei mai bătrâni locuitori ai insulei s-a apropiat de guvernator și i-a spus: "Domnule, toată noaptea am auzit sunete surde la munte. În pădure, frunzele arborilor se mișcă fără să fie vânt. Păsările de mare se refugiază pe uscat, fără îndoială că toate aceste semne prevestesc un uragan." "Ei bine, prieteni," a răspuns guvernatorul, "suntem pregătiți și cu siguranță că și vasul este gata să-l înfrunte." Într-adevăr, totul prevestea apropierea unui uragan. Norii se distingeau la zenit, erau de un negru înspăimântător în centru și a rămi pe margine. Aerul răsuna de strigătele păsărilor faeton, ale fregatelor, ale păsării forfecuță și ale altor păsări de mare care, cu toată atmosfera încărcată, veneau din toate punctele orizontului să caute refugiu pe uscat în insulă. Pe la ora 9 dimineață am auzit dinspre coasta mării niște zgomote înspăimântătoare, ca și când
torente de apă amestecate cu tunete, s-ar fi rostogolit din înaltul munților. Toată lumea a început să strige: "Vine uraganul!" Și în același moment, un vârtej îngrozitor de vânt a ridicat ceața care acoperea insula Chihlimbarului și canalul. Saint-Geran a apărut atunci în toată măreția sa, cu puntea plină de lume, cu vergile și catargele gabiei lăsate pe puntea Teugei, cu pavilionul în bernă, cu patru cabluri în față și unul de susținere în spate. Era ancorat între insula Chihlimbarului și Uscat, dincolo de centura de stânci care înconjoară insula Franței și pe care o traversase printr-un loc pe unde nu mai trecuse niciun vas înaintea lui. Stătea cu fața spre valurile care veneau din largul mării și la fiecare talaz, care se năpustea în canal, prova îi se ridica în întregime, în așa fel încât îi se vedea ca arena în aer. În această mișcare, pupa dispărea din vedere până la coronament, ca și când ar fi intrat în submersiune. În această poziție, în care vântul și marea îl amestecau spre Uscat, îi era imposibil să plece pe unde venise sau, dacă își tăia cablurile, să eșueze pe mal de care îl despărțea fundul presărat cu stânci. Fiecare val care se zdrobea de laturile vasului înainta mugind până la anse și arunca pietriș la peste 50 de picioare pe Uscat. Apoi, când se retrăgea, descoperea o mare parte din plajă rostogolind pietrele cu un zgomot aspru și înspăimântător. Marea, ridicată de vânt, creștea cu fiecare clipă și tot canalul până la insula Chihlimbarului nu era decât o vastă întindere de spumă albă, străbătută de valuri negre și uriașe. Spuma se strângea în fundul golfului, la peste 6 picioare înălțime, și vântul, care îi mătura suprafața, o ducea pe deasupra pantei malului, la peste o jumătate de leghe în interiorul Uscatului. Dacă te uitai la puzderia de stropi albi ca niște fulgi nenumărați, alungați pe orizontală până la poalele muntelui, ai fi zis că din mare iese zăpadă. Orizontul oferea toate semnele unei furtuni de lungă durată. Marea se confunda cu cerul. Nori de forme oribile se desprindeau necontenit din adâncul zării și traversau zenitul cu viteza păsărilor în zbor, în timp ce alții rămâneau neclintiți în văzduh ca niște stânci imense. Nu se vedea niciun petic azuriu pe cer. O strălucire măslinie ștearsă lumina obiectele de pe Uscat, de pe mare, din ceruri. Din cauza balansului puternic al corabiei, s-a întâmplat lucrul de care ne temeam cu toții. Cablurile din față s-au rupt și cum vasul nu mai era ținut decât de o singură parâmă de amarare, a fost aruncată pe stânci la o distanță de jumătate de cablu de țărm. Am scos cu toții un strigăt de durere. Paul se pregătea să se arunce în mare, dar l-am apucat de braț. "Fiule, vrei să mori?" "Mă duc să o salvez," a strigat. "Sau să mor." Și cum disperarea îi luase mințile, Domingo și cu mine, i-am legat o funie de curea și am apucat-o de capătul celălalt. Paul a pornit spre Saint-Geran, când înotând, când pășind pe pietrele de pe fundul mării. De câteva ori a sperat să poată aborda vasul, căci marea, cu mișcările ei neregulate, îl lăsa uneori de-a dreptul pe Uscat, așa că ai fi putut să-l ocolești pe jos. Dar în secunda imediat următoare revenea cu o furie sporită și îl acoperea cu bolți uriașe de apă care îi ridicau în aer toată carena și l-aruncau departe pe nefericitul Paul, cu picioarele însângerate, cu pieptul zdrobit și pe jumătate necat. Abia își revenea în simțiri că tânărul se și ridica și pornea cu și mai multă înverșunare spre vas, pe care marea începuse însă să-l dezmembreze zguduindu-l îngrozitor. Tot echipajul, văzând că nu mai este nicio speranță de salvare, se arunca în mare,
agățându-se de scânduri, de vergi, de cuștile găinilor, de mese și de butoaie. Și atunci am văzut o scenă demnă de eternă compasiune. Pe galeria de la pupa și-a făcut apariția o tânără domnișoară, întinzând brațele spre cel care se străduia din răsputeri să ajungă la ea. Era Virginia, care își recunoscuse iubitul după curajul lui inegalabil. Vederea acestei fete atât de gingașe, expusă unui pericol atât de cumplit, ne-a umplut inimile de durere și de disperare. Virginia, cu o atitudine demnă și calmă, ne făcea semne cu mâna, ca și când ne-ar fi spus adio pentru totdeauna. Toți mateloții se aruncaseră în mare. Nu mai rămăsese decât unul pe punte, care era gol pușcă și vânjos ca Hercule. S-a apropiat de Virginia cu respect. L-am văzut cum s-a aruncat la genunchii ei și a încercat chiar să-i dea jos hainele de pe ea. Dar ea l-a respins cu demnitate și și-a întors privirea într-o parte. Imediat s-au auzit strigătele celor care priveau de pe mal. Salvează-o! Salvează-o! Nu o părăsi! Nu o lăsa acolo! Dar în clipa aceea un munte de apă, de o înălțime înspăimântătoare, s-a năpustit între insula Chihlimbarului și coastă și a înaintat mugind spre vas, amenințându-l cu flancurile lui negre și creasta înspumată. În fața acestei priveliști înfricoșătoare, matelotul s-a aruncat singur în mare. Virginia, văzând că moartea este inevitabilă, și-a apucat cu o mână rochia, a pus-o și pe cealaltă, pe inimă, și și-a ridicat ochii senini, semănând cu un înger care își ia zborul spre înaltul cerurilor. Oh, zi cumplită! Vai! Totul a fost înghițit de ape. Talazul i-a aruncat înapoi spre uscat, pe privitorii pe care un elan de demnitate îi făcuse să înainteze spre Virginia, precum și spre marinarul, care voise să o salveze înotând. Omul, scăpat din ghearele unei morți aproape sigure, îngenunchease pe nisip și a spus: O, Doamne, mi-ai salvat viața, dar mi-aș fi dăruit-o bucuros pentru această domnișoară mândră care n-a vrut să se dezbrace ca mine. Domingo și cu mine l-am scos din valuri pe sărmanul Paul, care își pierduse cunoștința, cu sângele curgându-i din gură și din urechi. Guvernatorul l-a dat în grija chirurgilor, iar noi am început să căutăm pe mal să vedem dacă marea nu ne va da trupul Virginiei. Dar vântul își schimbase brusc direcția, așa cum se întâmplă adesea în timpul uraganelor, și ne gândeam cu tristețe că nu vom putea să-i oferim sărmanei fete și măcar o mormântare, cum se cuvine. Ne-am îndepărtat de acel loc, copleșit de amărăciune, cu sufletul zdrobit de o singură pierdere, deși în acel naufragiu pieriseră multe persoane. În fața sfârșitului tragic al unei tinere atât de virtuoase, mulți se îndoiau de existența unei providențe, căci există nenorocire atât de teribile și atât de puțin meritate, încât până și speranța înțeleptului începe să se clatine. Între timp, Paul, care începea să-și revină în simțiri, fusese instalat într-o casă învecinată până când putea fi transportat acasă la el, iar eu m-am întors cu Domingo ca să o pregătesc pe mama Virginiei și pe prietena ei să accepte acel deznodământ dezastruos. Când am ajuns la intrarea în valea râului Palmierilor, niște negri ne-au spus că marea aruncase multe resturi ale valului în golful de vis-a-vis. Ne-am dus acolo și unul dintre primele lucruri pe care le-am zărit a fost trupul Virginiei. Era pe jumătate acoperită de nisip, în poziția în care o văzusem pierind. Trăsăturile ei nu erau foarte schimbate. Avea ochii închiși, dar fruntea îi era tot senină. Numai violetele palide ale morții se confundau pe obrajii ei cu trandafirii pudorii. O mână îi stătea pe rochie, cealaltă îi se sprijinea pe inimă, strâns încleștată și înțepenită.
am scos cu mare greutate din ea o cutiuță și nu mică mi-a fost surpriza când am găsit în ea portretul lui Paul, de care promisese să nu se despartă niciodată cât va fi în viață. În fața acestei ultime dovezi de credință în dragoste, din partea nefericitei copile, am izbucnit în lacrima mare. Domingo se bătea cu pumnii în piept și străpungea aerul cu țipetele lui îndurerate. Am dus trupul Virginiei în coliba unor pescari și l-am lăsat în grija unor femei din Malabar, care au promis să-l spele. În timp ce ele îndeplineau această tristă misiune, noi doi am urcat tremurând spre casă. Le-am găsit acolo pe doamna de la Tur și pe Marguerite, rugându-se și așteptând vești de pe vas. Imediat ce m-a văzut, doamna de la Tur a strigat: "Unde e fica mea? Fetița mea? Copilul meu?" Lacrimile și tăcerea mea nu i-au lăsat nicio îndoială cu privire la nenorocirea ei și a fost cuprinsă brusc de o criză de sufocare și de spasme dureroase. Vocea nu îi se mai înțelegea printre lacrimi și suspine. Marguerite a început și ea să strige: "Unde e fiul meu? Nu-l văd pe fiul meu!" Și a leșinat. Am alergat la ea, am ajutat-o să-și revină în simțiri și am dat asigurări că Paul este în viață și că guvernatorul are grijă de el. După ce și-a venit în fire, a început să se ocupe de prietena ei, care, din când în când, cădea în perioade lungi de leșin. Doamna de la Tur și-a petrecut toată noaptea în acele suferințe cuplite și mult timp mi-am spus că nicio durere nu o egalează pe cea unei mame care își pierde copilul. Când își recăpăta cunoștința, întorcea privirea fixă și fără expresie spre cer. În zadar, prietena ei și cu mine îi luam mâinile între ale noastre și o chemam cu numele cele mai pline de duioșie și de tandrețe. Părea insensibilă la acele dovezi de afecțiune din partea noastră și din pieptul ei nefericit nu ieșeau decât gemete surde de suferință. A doua zi de dimineață, Paul a fost adus culcat în lectică. Își revenise în simțiri, dar nu putea să scoată niciun cuvânt. Întrevederea cu mama sa și cu doamna de la Tur, de care inițial mă temuse, a avut un efect mult mai bun decât toate îngrijirile mele de până atunci. O rază de consolare a apărut pe chipurile celor două mame nefericite. S-au așezat amândouă lângă el, l-au cuprins în brațe, l-au sărutat, iar lacrimile, zăgăzuite până atunci de durerea prea mare, au început acum să curgă în voie. Lacrimile lui Paul s-au amestecat curând cu ale lor. După starea de durere convulsivă, a urmat un somn lung, care le-a oferit o odihnă letargică foarte asemănătoare într-adevăr cu moartea. Domnul de la Bordonet mi-a trimis vorbă în secret că trupul Virginiei fusese dus în oraș din ordinul lui și că de acolo va fi transferat la biserica din Pamplemousse. Am coborât imediat în Port-Louis, unde am găsit locuitori din toate cartierele veniți să asiste la mormântarea ei, ca și când insula ar fi pierdut în persoana ei tot ce aveau mai de preț. În port, vasele aveau vergile în cruce, pavilioanele în bernă și trăgeau cutunul la intervale lungi. Convoiul era deschis de grenadieri care țineau puștile cu țevile îndreptate în jos. Tobele lor erau acoperite cu crep negru și scoteau sunete lugubre, iar pe chipurile acelor războinici, care înfruntaseră de atâtea ori moartea în luptă fără să clipească, acum se așternuse tristețea. 8 dintre cele mai respectabile domnișoare de insulă, îmbrăcate în alb și cu frunze de palmier în mână, purtau trupul acoperit cu flori ar virtuoasei lor prietene. Un cor de copii venea în urma lor cântând imnuri. După ei,
veneau toate personalitățile cele mai distinse dintre locuitori și din conducerea insulei și însuși guvernatorul, urmat de mulțimea oamenilor. Iată ce ordonase administrația pentru a aduce un omagiu virtuții Virginiei. Dar când trupul ei a ajuns la poalele muntelui, la vederea colibelor unde fusese fericit atâta timp și pe care moartea ei le umplea acum de disperare, ceremonia funebră s-a tulburat, imnurile și cântecele au încetat. În toată câmpia nu se mai auzeau decât suspine și plânsete. Grupuri de tinere fete din locuințele vecine veneau în fugă ca să atingă sicriul Virginiei cu batiste, bonete, cununi de flori, invocând-o ca pe o sfântă. Mamele îi cereau lui Dumnezeu o fică la fel ca ea. Băieții, iubite la fel de credincioase, săracii o prietenă la fel de blândă, sclavii o stăpână la fel de îndurătoare. Când cortegiul a ajuns la locul de înmormântare, negresele din Madagascar și din Mozambic au depus în jurul lor coșuri cu fructe și au agățat bucățele de stofă în arborii din preajmă, cum este obiceiul la ele în țară. Indiencele din Bengal și de pe coasta Malabare au adus colivii pline cu păsări pe care le-au eliberat deasupra trupului ei. Atât de mult îi afectează pe oamenii de nații diferite pierderea unei persoane dragi și atât de mare este prestigiul virtuții nefericite care reunește toate religiile în jurul mormântului ei. A fost nevoie să se pună paznici în jurul mormântului și să fie îndepărtate fiicele câtorva familii sărace, care voiau cu tot de din adinsul să se arunce și ele în groapă, spunând că nu mai au consolare și nici ce să spere pe lume și că nu le mai rămâne altceva decât să moară împreună cu cea care fusese unica lor binefăcătoare. A fost înmormântată în apropierea bisericii Pamplemousse, pe partea de vest a acesteia, la picioarele unei tufe de bambus, unde, atunci când venea la slujbă împreună cu mama ei, îi plăcea să se odihnească șezând alături de cel pe care îl considera pe atunci fratele ei. La întoarcerea de la slujba funerară, domnul de la Bordonet a urcat aici, urmat de o parte din suita lui numeroasă. I-a oferit doamne de la Tur și prietenei acesteia tot sprijinul care depindea de el. S-a exprimat în cuvinte puține, dar pline de indignare, împotriva mătușii ei denaturate. Apropiindu-se de Paul, i-a spus tot ce putea pentru a-l consola. Doream fericirea dumitale și a familiei dumitale. Dumnezeu îmi este martor. Prietene, trebuie să te duci în Franța. Am să-ți fac rost de un serviciu. În absența dumitale voi avea grijă de mama dumitale ca de mama mea. Și a întins mâna, dar Paul și-a retras-o și a întors și capul ca să nu-l mai vadă. Cât despre mine, am mai rămas în locuința nefericitelor mele prietene ca să le acord lor și lui Paul tot sprijinul de care eram capabil. Peste 3 săptămâni, Paul era în stare să meargă, dar tristețea lui părea să crească pe măsură ce se întrema. Totul îi era indiferent. Privirea lui era stinsă, nu răspundea la întrebările care îi erau adresate. Doamna de la Tur, care era pe moarte, îi spunea adesea: "Fiule, atâta timp cât te voi vedea înaintea ochilor, am să cred că o văd pe draga mea, Virginia." La auzul numelui Virginiei, Paul tresărea și se îndepărta de ea, în pofida rugăminților mamei sale care îl chema înapoi, lângă prietena sa. Se ducea și stătea singur în grădină. Se așeza la picioarele cocotierului Virginiei, cu ochii ațintiți asupra izvorului. Medicul guvernatorului, care avusese grijă de el și de cele două doamne, ne-a spus că, pentru a-l ajuta să iasă din starea de melancolie neagră, trebuia să-l lăsăm să facă tot ce-i place, fără să-l contrazicem deloc.
Acesta era singurul mijloc de a învinge tăcerea în care se încăpățâna să se închidă. Am decis să-i urmez sfatul. Imediat ce Paul s-a simțit ceva mai restabilit, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se îndepărteze de casă. Și, cum nu voiam să-l pierd din vedere, am pornit în urma lui și i-am spus lui Domingo să ia ceva de mâncare și să vină după noi. Pe măsură ce tânărul cobora muntele, bucuria și forțele păreau să-i revină. La început, a pornit spre Pamplemos. Când a ajuns lângă biserică și pe alea cu bambuș, s-a dus direct spre locul unde a văzut pământul proaspăt săpat. A îngenunchiat, a ridicat ochii spre cer și a spus o rugăciune lungă. Gestul lui mi s-a părut de bun augur, căci s-ar fi zis că îi revine și rațiunea. Această dovadă de încredere în ființa supremă, ceea ce ne arată că sufletul lui este pe cale să-și reia funcțiile firești. Domingo și cu mine am îngenunchiat după exemplul lui și ne-am rugat împreună cu el. Deoarece nu știa nici unde se află înmormântată Virginia și nici măcar dacă trupul ei fusese recuperat din mare, l-am întrebat de ce se rugase la picioarele acestui bambus. Iar el mi-a răspuns: am fost atât de des aici. Și a continuat drumul până la intrarea în pădure, unde ne-a surprins noaptea. Acolo l-am făcut să mănânce câte ceva, dându-i eu mai întâi exemplu. După aceea, am dormit pe iarbă la picioarele unui copac. A doua zi, am crezut că se va întoarce. Și, într-adevăr, a privit un timp spre câmpie, la biserica Pamplemousse, cu aleile ei lungi de bambus, și a făcut câteva mișcări ca și când ar fi vrut să se întoarcă, dar s-a adâncit și mai mult în pădure, mergând spre nord. Mi-am dat seama ce intenție are și m-am străduit zadarnic să-l fac să se răzgândească. Spre miezul zilei am ajuns în cartierul Pulbere de Aur. A coborât repede la malul mării, vis-a-vis de locul unde pierise Saint-Gerard. La vederea insulei Chihlimbarului și a canalului său atunci neted ca oglinda, a strigat: Virginia! O, draga mea Virginia! Și a căzut imediat leșinat. Domingo și cu mine am reușit cu mare greutate să-l ducem în interiorul pădurii și să-l facem să-și revină. Imediat ce și-a recăpătat cunoștința, a vrut să se întoarcă pe malul mării, dar l-am implorat să nu-și reînnoiască durerea lui și pe a noastră cu amintiri atât de crude, și atunci a luat-o în altă direcție. Timp de 8 zile s-a dus în toate locurile prin care fusese cu tovarășa lui din copilărie. A parcurs poteca pe care se dusese să ceară îndurare pentru sclava de la Râul Negru. A revăzut malurile râului Trei Mamele, unde se așezase Virginia când nu mai putuse să meargă, și partea din pădure unde se rătăcise. Toate locurile care îi aminteau de neliniștile, de jocurile, de mesele, de faptele bune ale prietenei lui iubite. Râul Muntele Lung, căsuța mea, cascada învecinată, arborele de papaia pe care îl plantase ea, pajiștile pe unde îi plăcea să alerge, poienele din pădure unde îi plăcea să cânte, toate acele locuri i-au stors unul după altul lacrimile. Și aceleași ecouri care reluaseră odinioară numai strigătele lor de bucurie, acum repetau exclamații pline de durere. Virginia, o, draga mea Virginia! În acel periplu sălbatic și rătăcitor, ochii i s-au afundat în orbite, tenul i s-a îngălbenit, iar sănătatea i s-a șubrezit tot mai mult. Convins că sentimentul nefericirii noastre se dublează la amintirea plăcerilor de odinioară, iar suferința crește în singurătate, am decis să-l îndepărtez pe nefericitul meu prieten de locurile care îi aminteau de pierderea suferită și să-l duc în altă parte a insulei unde să mai uite de necazuri. Și în acest scop l-am condus spre înălțimile locuite din cartierul Williams, unde nu fusese niciodată.
Datorită agriculturii și comerțului, viața din această parte a insulei era mult mai animată și mai variată. Erau echipe de dulgheri care curățau trunchiurile doborâte, altele care tăiau scânduri din ele. Căruțele alergau încoace și încolo de-a lungul drumurilor. Cirezi mari de vaci și herghelii de cai pășteau pe izlazurile mari și tot ținutul era plin de locuințe. Altitudinea locului permitea cultivarea unor specii de plante specifice Europei. Aici și colo se vedeau culturi de grâu pe câmpie, straturi proaspete de căpșuni în poienile din păduri și tufe de trandafiri de-a lungul drumurilor. Prospețimea aerului, care provoca tensiune în nervi, era favorabilă pentru sănătatea albilor, dar pe aceste înălțimi, situate cam la mijlocul insulei și înconjurate de păduri, nu se vedea nici marea, nici portul lui, nici biserica Pamplemous, nimic din ceea ce i-ar fi putut aminti lui Paul de Virginia. Chiar și munții, care prezintă versanți diferiți spre portul lui, nu au în partea dinspre câmpiile Williams decât un promontoriu lung. În linie dreaptă și cu pereții perpendiculari, de pe care se înalță mai multe piramide de stânci și unde se adună norii. În aceste câmpii l-am condus pe Paul. Nu-l lăsam să stea o clipă locului. Mergeam alături de el prin soare și prin ploaie, ziua și noaptea. Îl rătăceam intenționat în pădure printre porțiunile defrișate pe câmp ca să-i abat gândurile și să-i istovesc trupul. Mă străduiam să-l fac să-și schimbe gândurile, neștiind locurile în care ne aflam și nici cărarea pe care o pierdusem. Dar inima unui îndrăgostit regăsește pretutindeni urmele celui iubit. Zi și noapte, liniștea singurătății și zgomotul așezărilor omenești, însuși timpul care ia cu el atâtea amintiri, nimic din toate acestea nu-l puteau depărta de ea. Era ca un ac atins de magnet care se agită zadarnic, căci imediat ce intră în repaus, se întoarce spre polul care îl atrage. Iar când ne rătăceam printre câmpiile din Williams și îl întrebam, acum unde mergem? Paul îmi răspundea imediat, uite, munții noștri, să ne întoarcem. Mi-am dat seama că toate mijloacele pe care le încercam pentru a-i distrage atenția erau inutile și că nu mai rămânea decât o singură resursă. Să atac suferința lui chiar în el însuși, recurgând la toate forțele slabei mele rațiuni. Și am răspuns, da, aceștia sunt munții în care a locuit iubita ta Virginia și acesta este portretul pe care i l-ai dat și pe care, ea murind, l-a ținut pe inima alei cărei ultime bătăi au fost pentru tine. I-am arătat atunci lui Paul micul portret pe care îl dăruise Virginia pe malul izvorului cu cocotieri. La vederea lui, o bucurie amară i-a apărut în priviri. A luat cu aviditate portretul cu mâinile lui slăbite și l-a dus la buze. Pieptul i s-a umflat și în ochii lui injectați lacrimile s-au oprit fără să poată curge. Fiul meu, i-am spus, ascultă-mă, sunt prietenul tău și am fost prietenul Virginiei și în mijlocul speranțelor voastre am încercat adesea să vă întăresc cugetul împotriva unor încercări neprevăzute ale vieții. Ce te plângi cu atâta amărăciune? Nefericirea ta? Nefericirea Virginiei? Nefericirea ta? Da. Fără îndoială, ea este mare, ai pierdut cea mai dragă fată care ar fi fost cea mai desăvârșită femeie și a sacrificat interesele pentru tine. Te-a preferat pe tine în locul averii ca singura răsplată demnă de virtutea ei. Dar de unde știi că ființa prin care ar fi trebuit să dobândești o fericire atât de pură nu ar fi fost pentru tine o sursă de dureri fără sfârșit? Era săracă și dezmoștenită. Nu ai fi avut ce să împarți cu ea decât roadele muncii tale. Era mai delicată acum la întoarcere,
datorită educației primite și mai curajoasă datorită nefericirii de a-i fi văzut-o prăbușindu-se în fiecare zi, forțându-se să împartă cu tine truda ta, iar când ți-ar fi dăruit copii, durerile ei și ale tale ar fi sporit din cauza dificultății de a avea grijă singură, împreună cu tine, de părinții bătrâni și de noua familie. O să-mi spui, guvernatorul n-ar fi ajutat. Dar de unde știi ce se întâmplă într-o colonie unde administrația se schimbă atât de des? O să aveți întotdeauna pe cineva ca la Bordone? Dacă vor veni aici guvernatori fără morală și fără moravuri bune, dacă pentru a obține cine știe ce ajutor mizerabil soția ta ar fi fost nevoită să se dea bine pe lângă ei, sau ar fi fost slabă și ai fi fost de plâns, sau ar fi fost cu minte și ai fi rămas sărac, și te-ai fi putut socoti norocos dacă din pricina frumuseții și virtuții ei nu ați fi fost persecutați chiar de cei de la care sperați protecție. O să-mi spui, da, dar mi-ar fi rămas fericirea care nu depinde de avere, fericirea de a proteja ființa iubită care se lipește de noi datorită slăbiciunii ei, de a o consola prin propriile mele neliniști, de a o bucura cu tristețea mea, de a ne spori iubirea prin durerile noastre comune. Fără îndoială, virtutea și iubirea se bucură de aceste plăceri amare, dar ea nu mai este și îți rămâne ceea ce avea ea mai scump după tine, mama ei și mama ta, pe care durerea ta mistuitoare le va duce în mormânt. Găsește-ți fericirea în ajutorarea lor, așa cum ar fi făcut și ea. Fiul meu, facerea de bine este fericirea virtuții. Nu există nimic mai sigur și nimic mai măreț pe pământ. Planurile referitoare la plăceri, odihnă, delicii, belșug, glorie, nu sunt făcute pentru omul care este o ființă slabă, călătoare și trecătoare prin viață. Ai văzut și tu cum un singur pas către avere ne-a aruncat pe toți în prăpastie. Tu te-ai împotrivit, asta e adevărat, dar cine nu credea că această călătorie trebuia să se termine cu fericirea ei și a ta? Invitațiile unei rude bătrâne și bogate, sfaturile unui guvernator înțelept, aplauzele unei colonii, insistențele și autoritatea unui preot au decis nenorocirea Virginiei. Așa alergăm spre pierzania noastră, înșelați chiar de prudența celor care ne guvernează. Ar fi fost mai bine firește să nu-i fi crezut și să ne încredem în vocea și în speranțele oferite de o lume înșelătoare. Dar, în sfârșit, dintre atâția oameni pe care îi vedem muncind în aceste câmpii, dintre atâția alții care se duc să-și caute norocul în India sau care, fără să plece de la ei de acasă, se bucură în liniște, în Europa, de munca celor de aici, nu este niciunul care să nu fie destinat să piardă, într-o zi, ceea ce îi este mai drag, măreție, avere, soție, copii, prieteni. Cei mai mulți dintre ei vor adăuga la pierderea aceasta și amintirea propriei imprudențe. În ceea ce te privește, atunci când te uiți în sufletul tău, nu ai nimic să-ți reproșezi. Ai fost credincios iubirii tale. În floarea tinereții, ai avut prudența unui înțelept, fără să te îndepărtezi de sentimentul naturii. Numai părerile tale erau îndreptățite, pentru că erau pure, simple, dezinteresate și pentru că aveai asupra Virginiei drepturi sacre pe care nicio avere nu le poate compensa. Ai pierdut-o și nu este nici din cauza imprudenței tale, nici a zgârceniei sau a falsei înțelepciuni. A fost voia lui Dumnezeu, care a folosit pasiunile altuia pentru a-ți răpi iubita. Dumnezeu, de la care ai totul, care vede tot ce ți se potrivește și a cărui înțelepciune nu lasă loc pentru căința și disperarea venite în urma necazurilor, a căror cauză am fost noi înșine. Iată ce poți să spui în nefericirea ta. N-am meritat-o. Așadar, te plângi nefericirea Virginiei, sfârșitul ei
starea ei actuală, a avut destinul hărăzit nașterii, frumuseții, ba chiar și a imperiilor. Viața omului, cu toate planurile lui, se înalță ca un mic turn, a cărui încununare este moartea. Când s-a născut, a fost condamnat să moară. A fost fericită să dezlege legăturile cu viața înaintea mamei ei, înaintea ta, adică să nu moară de mai multe ori înainte de propria moarte. Moartea, fiul meu, este o binefacere pentru toți oamenii. Este noaptea acestei zile zbuciumate pe care o numim viață. În somnul morții se odihnesc pentru totdeauna bolile, durerile, tristețile, temerile care îi înfruntă și îi frământă fără încetare pe nefericiții aflat în viață. Uită-te la oamenii care par cei mai fericiți. Vei vedea că și-au cumpărat așa zisa fericire foarte scump, considerația publică prin necazuri acasă, plăcerea atât de rară de a fi iubit prin sacrificii continue și adesea, la sfârșitul unei vieți sacrificate pentru interesele altora, nu văd în jurul lor decât prieteni falși și rude ingrate. Dar Virginia a fost fericită până în ultima clipă. A fost fericită cu noi, prin binele naturii, departe de noi, prin cel al virtuții. Și chiar și în momentul teribil în care am văzut-o pierind, era tot fericită. Căci indiferent dacă își arunca privirile asupra unei colonii întregi, care îi provoca o durere generală sau asupra ta, care alergai curajos în ajutorul ei, a văzut cât de dragă ne este tuturor. S-a întărit împotriva viitorului prin nevinovăția vieții sale și a primit apoi premiul pe care cerul îl rezervă virtuții, un curaj mai mare decât pericolul. A întâmpinat moartea cu chipul senin. Fiul meu, Domnul pune virtutea la încercare și o face să suporte toate necazurile vieții pentru a vedea dacă poate să le facă față și să-și găsească fericirea și gloria. Când îi rezervă o reputație ilustră, o înalță într-un amfiteatru mare și o pune să se ia la trântă cu moartea. Atunci, curajul său servește ca exemplu și amintirea nefericirilor primește tributul de lacrimi al posterității. Iată momentul nemuritor care este rezervat pe pământ, unde totul trece și unde chiar și amintirea celor mai mulți regi este curând învăluită în uitarea eternă. Dar Virginia continuă să existe. Fiule, observă că pe pământ totul se schimbă și nimic nu se pierde. Nici o artă omenească nu poate distruge particula cea mai mică a materiei. Și atunci, ceea ce a fost rezonabil, sensibil, iubitor, virtuos, religios, poate să piară dacă elementele din care a fost alcătuit sunt indestructibile. Ah, dacă Virginia a fost fericită cu noi, acum este cu mult mai fericită. Există un Dumnezeu, fiule. Toată natura îl preamărește. Nu trebuie să-ți dovedesc acest lucru. Numai răutatea lor îi face pe oameni să nege o justiție de care se tem. Sentimentul lui este în inima ta, așa cum lucrurile lui se află sub ochii tăi. Crezi oare că o lasă pe Virginia fără răsplată? Crezi oare că forța care a îmbrăcat acest suflet atât de nobil într-un chip atât de frumos, unde se simte arta divină, n-ar fi putut să o scoată din valuri? Că cel care a construit fericirea actuală a oamenilor, prin legi pe care nu le cunoști, nu ar putea să pregătească o altă fericire pentru Virginia, prin legi care ne sunt la fel de necunoscute? Când eram în neant, dacă am fi fost capabili să gândim, am fi putut să ne formăm o idee despre existența noastră? Iar acum, când suntem în această existență tenebroasă și trecătoare, putem oare prevedea ceea ce este dincolo de moartea prin care trebuie să plecăm? Dumnezeu are oare nevoie așa ca omul
de acest mic glob al pământului nostru ca să-i servească drept teatru al inteligenței și bunătății sale și n-a putut să propage viața omenească decât în câmpiile morții. Nu există în ocean nici o singură picătură de apă care să nu fie plină de ființe vii asemănătoare cu noi și să nu existe nimic pentru noi printre atâția aștri care se rotesc deasupra noastră. Cum? Nu există inteligență supremă și bunătate divină decât exact acolo unde suntem noi? Și pe aceste globuri strălucitoare și pline de raze, în aceste câmpii infinite de lumină care le înconjoară și pe care nici furtunile și nici nopțile nu le întunecă niciodată, să nu existe oare decât un spațiu gol și un neant etern? Dacă noi, care nu ne-am dăruit nimic, am îndrăznit să fixăm limite puterii de la care am primit totul, am putea crede că suntem aici între granițele Imperiului Său unde viața se luptă cu moartea și inocența cu tirania? Fără îndoială că există undeva un loc unde virtutea își primește răsplata. Virginia este acum fericită. Ah, dacă ar putea comunica cu tine din lăcașul îngerilor, ți-ar spune ca atunci când și-a luat rămas bun. O, Paul, viața este o încercare. Am fost găsită credincioasă legilor naturii, ale iubirii și ale virtuții. Am traversat mările ca să ascult de părinții mei. Am renunțat la bogății ca să-mi păstrez credința. Și am preferat să-mi pierd viața decât să-mi întinez pudoarea. Cerul a considerat că drumul meu în viață a fost împlinit. Am scăpat pentru totdeauna de sărăcie, de calomnie, de furtuni, de spectacolul durerii altora. Niciunul dintre relele care îi înspăimântă pe oameni nu mai poate să mă atingă. Și tu mă plângi. Sunt pură și neschimbătoare ca o particulă de lumină. Și tu mă chemi înapoi, în noaptea vieții. O, Paul! O, prietenul meu, amintește-ți acele zile de fericire când încă de dimineață ne desfătam cu priveliștea cerului în timp ce soarele se ridica pe deasupra vârfurilor acestor stânci și își răspândea razele în adâncul pădurilor noastre. Încercam o încântare căreia nu-i puteam desluși cauza. În dorințele noastre inocente am fi vrut ca totul să fie numai văz, ca să ne putem bucura de culorile bogate ale aurorei, numai miros, ca să simțim parfumul plantelor noastre, numai auz, ca să auzim concertul păsărilor noastre, numai suflet, ca să recunoaștem aceste binefaceri. Acum, când mă aflu la izvorul frumuseții din care curge tot ceea ce este plăcut pe pământ, sufletul meu vede, gustă, aude, atinge imediat tot ceea ce nu putea simți atunci decât prin acele slabe organe de simț. Ah, ce cuvinte ar putea descrie meleagurile răsăritului veșnic unde locuiesc pentru totdeauna. Tot ceea ce o putere infinită și o bunătate cerească au putut să creeze pentru a alina o ființă nefericită. Trăim aici tot ceea ce poate aduce în armonia extazului nostru comun, prietenia unor ființe fără număr, care se bucură de aceste fericiri pe deplin împărtășite. Înfruntă așadar încercarea care ți-a fost hărăzită pentru a spori fericirea Virginiei cu o iubire care nu are sfârșit, printr-un foc ale cărui flăcări nu se pot stinge. Acolo am să-ți alin regretele. Acolo am să-ți șterg lacrimile. O, prietene, tânărul meu soț, ridică-ți sufletul spre infinit pentru a îndura durerile unei clipe. Emoția m-a făcut să-mi închei discursul. Cât despre Paul, acesta mă privea fix și a exclamat: ea nu mai este. Nu mai este. Și a căzut într-un leșin prelungit, rostind acele cuvinte dureroase.
Apoi și-a revenit și a spus: deoarece moartea este o binefacere și Virginia este fericită, vreau să mor și eu, ca să fiu împreună cu Virginia. Astfel, toate argumentele cu care încercasem să-l consolez nu au servit decât ca să-i alineze disperarea. Eram ca un om dorind să-și salveze din mijlocul unui fluviu prietenul care nu vrea să înoate. Durerea îl împinsese la fund. Ce păcat! Durerile din prima vârstă îl pregătesc pe om pentru intrarea în viață. Dar Paul nu avusese niciun fel de dureri. L-am dus înapoi, acasă. Acolo le-am găsit pe mama lui și pe doamna de la Tur, într-o stare de melancolie care se accentuase și mai mult. Marguerite era cea mai abătută. Caracterele energice, peste care alunecă durerile ușoare, sunt cele care rezistă cel mai puțin în fața marilor dureri. O, bunul nostru vecin, mi-a spus ea, am visat o noapte aceasta pe Victoria, îmbrăcat în alb, în mijlocul unei grădini splendide. Mi-a spus: cunosc o fericire demnă de invidiat. Apoi s-a apropiat surâzătoare de Paul și l-a luat cu ea. Eu mă străduiam să-l țin aici pe fiul meu și am simțit că părăsesc și eu pământul și că îl urmez cu o plăcere inexprimabilă. Atunci am vrut să-i spun adio prietenei mele, dar am văzut că venea și ea după noi, împreună, cu Marie și Domingo. Dar ce mi se pare cel mai curios este că și doamna de la Tur a visat același lucru în aceeași noapte. Dragă prietenă, am răspuns eu, cred că nimic nu se întâmplă pe lume fără îngăduința Domnului. Visele prezic uneori adevărul. Doamna de la Tur mi-a povestit un vis foarte asemănător pe care l-avusese în aceeași noapte. Nu remarcasem niciodată la aceste doamne vreo înclinație spre superstiții. De aceea am fost uimit de concordanța dintre visele lor și nu aveam nicio îndoială că se vor împlini. Părerea conform căreia adevărul ni se prezintă uneori în somn este răspândită la toate popoarele pământului. Cei mai importanți oameni ai antichității, Alexandru, Cezar, Scipio, Cato și Brutus, care nu erau niște suflete slabe, le-au acordat crezare. În ce mă privește, nu am nevoie decât de propria mea experiență și am constatat nu odată că visele sunt niște avertismente pe care ni le transmite o inteligență care se interesează de soarta noastră. Dacă vrem să combatem sau să apărăm cu rațiune lucrurile care depășesc puterile de înțelegere ale rațiunii omenești, lucrul acesta nu este posibil. Dar dacă rațiunea omului nu e decât o imagine a rațiunii lui Dumnezeu, deoarece omul are puterea de a-și duce intențiile până la capătul lumii, prin mijloace secrete și ascunse, de ce inteligența care guvernează universul n-ar recurge la mijloace asemănătoare pentru același scop? Un prieten își consolează prietenul printr-o scrisoare care traversează o mulțime de regate. Circulă prin mijlocul urii dintre popoare și vine să aducă bucurie și speranță unui singur om. De ce protectorul nostru suveran al inocenței nu ar putea să vină pe o cale secretă în ajutorul unui suflet virtuos care nu se încrede decât în el însuși? Are nevoie să recurgă la vreun semn exterior pentru a-și împlini voința, el, care acționează în toate lucrurile sale prin efortul lăuntric? De ce să ne îndoim de vise? Viața noastră, cea plină de atât de multe planuri deșarte și trecătoare, este ea oare altceva decât un vis? Oricum ar fi, visul nefericitelor mele prietene s-a împlinit curând. Paul a murit la 2 luni după moartea iubitei lui Virginia, al cărei nume l-a rostit fără încetare. Marguerite
și-a găsit sfârșitul la 8 zile după cel al fiului ei, cu o bucurie pe care nu este dat să o încerce decât virtuții. Și-a luat rămas bun, cu cea mai mare duioșie de la doamnă de la Tur, cu speranța, a spus ea, unei regăsiri blânde și veșnice. Moartea este cea mai mare dintre binefaceri. Trebuie să o dorim. Dacă viața este o pedeapsă, trebuie să dorim să-i punem capăt. Dacă este o încercare, trebuie să o facem cât mai scurtă. Guvernatorul a avut grijă de Domingo și de Marie, care nu mai puteau munci și care nu au supraviețuit nici ei foarte mult stăpânelor lor. Am luat-o la mine pe doamna de la Tur, care, în mijlocul tuturor acelor pierderi, se purta cu o măreție sufletească incredibilă. Îl consolase pe Paul și pe Marguerite până în ultima clipă, ca și când nu ar fi avut de suportat decât nefericirea lor. Când nu i-a mai văzut, a început să vorbească despre ei în fiecare zi ca despre prieteni dragi din vecini, dar nu le-a supraviețuit decât cu o lună. Cât despre mătușa ei, departe de a-i reproșa răul făcut, se ruga la Dumnezeu să o ierte și să-i vindece tulburările mentale cumplite, de care am aflat că a fost atinsă imediat după ce a trimis-o înapoi pe Virginia cu atâta cruzime. Această rudă denaturată a fost curând pedepsită pentru răutatea ei. Am aflat de la diversele vase care au venit după aceea că era agitată de o nebunie care făcea ca viața și moartea să-i fie la fel de insuportabile. Acum își reproșa sfârșitul prematur al încântătoarei ei nepoate și pierderea mamei ei care urmase după aceea. Acum se felicita pentru că respinsese de lângă ea două netrebnice care, spunea ea, îi dezonoraseră casa cu înclinațiile lor josnice. Uneori, cuprinsă de furie la vederea cerșetorilor de care era plin Parisul, începea să strige: "De ce nu-i trimite nimeni pe puturoșii ăștia să piară în colonii?" Adăuga apoi că ideile de umanitate, virtute, religie, adoptate de toate popoarele, nu erau decât invenții ale politicii regilor acestora. Apoi, căzând brusc în extrema cealaltă, era chinuită de fel de fel de spaime superstițioase care o înfricoșau de moarte. Atunci, se repezea să dea pomeni îmbelșugate unor călugori bogați care o manipulau și îi ruga să-l împace pe Dumnezeu cu ajutorul averii ei, ca și când binele pe care îl refuzase nefericiților ar fi putut să-i placă părintelui oamenilor. Imaginația ei îi înfățișa adesea câmpii în flăcări, munți arzând unde rătăceau fantomii hidoase care îi rosteau numele. Se arunca la picioarele călugărilor și duhovnicilor și își imagina că este supusă la felurite torturi și suplicii, căci cerul cel drept, trimite inimilor crude spaime înfricoșătoare. Și așa a trăit mai mulți ani, când superstițioasă, speriată în egală măsură de viață și de moarte. Dar ceea ce a pus capăt unei existențe atât de deplorabile a fost chiar lucrul pentru care sacrificase sentimentele firești. A avut supărarea să vadă că, după moartea ei, averea va reveni unor rude pe care le ura. A încercat atunci să înstrăineze cea mai mare parte din ce avea, dar rudele, profitând de accesele ei de nebunie, au închis-o la un azil și au pus mâna pe bunurile ei, astfel că bogăția a fost cea care i-a adus sfârșitul. Și așa cum împietrise inima celei care o posedase, a denaturat și inima celor care o doreau. A murit și, culmea nefericirii, suficient de lucidă ca să-și dea seama că e jecmănită și disprețuită tocmai de persoanele de-a căror părere ținuse seama toată viața. Paul a fost îngropat lângă Virginia, la poalele aceleiași tufe, iar în jurul lor au fost înmormântate mamele și servitorii credincioși. Pe movilele umile ale mormintelor lor
Nu s-au ridicat monumente de marmură și nici nu s-au gravat inscripții în cinstea virtuților, dar amintirea lor rămâne de neșters în inima celor cărora le-au făcut bine. Umbrele lor nu au nevoie de strălucirea de care au fugit toată viața, dar dacă le mai interesează ce se petrece pe pământ, fără îndoială că le place să rătăcească pe sub acoperișul colibei, unde locuiește virtutea cea harnică, pentru a consola sărăcia nemulțumită de soarta ei, pentru a-i hrăni pe tinerii îndrăgostiți cu flacăra speranței, cu gustul pentru bunurile naturii, cu dragostea de muncă și teama față de bogății. Vocea poporului, care tace în fața monumentelor ridicate într-un gloria regilor, a dat unor locuri din această insulă denumiri care vor eterniza pierderea Virginiei. În apropiere de insula Chihlimbarului, în mijlocul stâncilor submarine, este un loc care se numește Trecătoarea Saint-Gerard, de la numele vasului pe care a pierit când se întorcea din Europa. Capătul acestei porțiuni lungi de pământ pe care o vedeți la 3 leghe de aici, pe jumătate acoperită de valurile mării, pe unde Saint-Gerard nu a putut trece în ajunul uraganului ca să intre în port, se numește Capul Nefericit. Și iată, aici, în fața noastră, la capătul acestei văi se află golful mormântului, locul unde a fost găsită Virginia, acoperită de nisip, ca și când marea ar fi vrut să redea trupul ei familiei și să aducă un ultim omagiu pudorii sale, chiar pe malul pe care îl onorase cu inocența sa. Tineri uniți cu atâta tandrețe, mame nefericite, familie scumpă, pădurile acestea care vă ofereau umbra lor, izvoarele care curgeau pentru voi, dealurile pe care vă odihneați împreună, mai jelesc încă pierderea voastră. Nimeni nu a mai îndrăznit după voi să cultive aceste pământuri dezolate, nici să repare colibele umile. Caprele voastre s-au sălbăticit, livezile s-au părăginit, păsările au fugit și nu se mai aud decât strigătele ereților care se rotesc pe deasupra acestui bazin înconjurat de stânci. Cât despre mine, de când nu vă mai văd, sunt ca un prieten care nu mai are prieteni, ca un tată care și-a pierdut copiii, ca un călător care rătăcește pe pământul unde am rămas singur. Și rostind aceste cuvinte, bunul bătrânel s-a depărtat, vărsând lacrima mare, în vreme ce ale mele curseseră nu odată, în timpul acestei povestiri triste. Sfârșit.